Hai noroc, oameni buni! Hai noroc! Ce faceți, măi? Nici voi n-aveți somn? Cum m-am călcat la păr? Mi s-o ftu neonul de sus, sinere, să vii să mă ajut să-l repar. Ești bun la cap. Să vii să mi-l repar. Am venit la servici. Și hai să treci țapul. Cât e scorul, băi, fraților, la Steaua Craiova? A? Ia spune. Dar nu-i de la starter, țapule, e... Pula mea, nu știu, nu faci conexiuni, tu stai aici. Clipește și strânge, nu vreți mai... Cât a fost sinere scorul? Ia, hai, urcă sus, tineri, țapă aici, ia, veniți, domnule, și povestiți. Ia, povestiți și mie cum a fost meciul, ia să vă văd eu ce fotbaliști cunoașteți. Hai, ce așa n-aveți ce faci, vă culcați la ora asta? Păi am apăsat pe capete tinerii. Nu am cum să-l răspiesc, care niște... Oare o apărătoare, un fel de clamă care așa? Nu... Cred că e din podă, e din pizda măs. Hai să trăiești, Răzvane. Hai să trăiești, Darone. Te pup, țapule. Să trăiești, tinerii, să trăiască toată lumea. Păi, nu știu, cum mă cânta la păs. A, mai dau și jos protecția, poate mă curentez pe aici, sigur. Nu pot, mă tem. Am mai curentat odată, nu mă fac. Hai, vine mâini fienul să-l pun pe dânsul de aici. Deci, de aici jos protecția și să-l răsucească un pic, a? Nu mă bag, mă tem, am mai curentat, că avem vreo 17 ani și nu mă bag, mă tem. Când îl mai împingem, așa mai mergea. Mi-e frică de curent, că trage. Curentul trage. Hai, vă pup. Ce faci, Răzvane? Ești tu tot la servici? E blochează pe cont celălalt. Dar ce cont e, culec? Eu n-am cont. Eu ăsta e singurul meu canal, eu n-am cont. Eu de blocat, nu blochez pe nimeni. Ce pe ce, unde te-am blocat eu pe tine? N-am eu nicio treabă. N-am eu treabă cu blocat, eu nu blochez pe nimeni, mie îmi place toată lumea, iubesc toată lumea. Nu știu, nu, eu n-am alte conturi, ăsta e contul meu, Colța Ciprian, ăsta e canalul meu, eu nu umblu, n-am, nu mă duc, nu fac, nu știu, nu cunosc, nu mă interesează dacă am ceva de spus, spun, dacă... Nu mă ascund, nu mă feresc, toată lumea știe și numărul meu de telefon și adresă și tot. N-am eu treabă cu nimeni, așa că n-am eu ce să te blochez, mai ales tinticul, dar ce treabă am eu tăticule cu tine? Ești tu aici am Belgea, cam și mine, ești tu plătitor de taxă, dar ne certăm între noi plătitorii de taxă, ești nebun. Amei, cât e scorul, băi? Nu-i nimic, țapule, stai că găsesc un electrician, mă, el caut să vină să-mi repare, ești nebun la cap. Ești nebun la cap, cum, stăm așa, fără nimic. Nu merge, nu vrea, nu are niște. Am să văd eu, măi, dă-l în pizdă. Dacă mi-a luat o veioză, mi-am o lampă. Au bătut Steaua cu 2-0. Bun. Bun, dacă bătut Steaua cu 2-0, e bun. Oricum, Craiova n-avea nicio șansă. Nu știu de ce să agit Craiova, că anul ăsta e anul stele, cred. La campionat. Na. Nu știu ce să zic, tu pare rău de Craiova, aia e. Dar nu... Nu, și o...
chiar n-am înțeles nimic din campionatul ăsta și din cupă și din așa, din câte am auzit. Aia bat acolo cu un scor, pierde la alt scor. Nu înțeleg, nu știu, nu... E dificil pe mine, eu nu înțeleg. Clujul pierde la Corvinul 4-0, bate pe Rapid 4-1. De la Cluj pleacă Mutu, Vinici, Cădan Petrescu. De la Rapid vrea să plece Bergodi, vrea să vină Mutu înapoi sau fi vinit. Abar n-are. A, că se duce Iașul în B. A, ei, tapule. Și când îi păreri de rău, când crezi că e o echipă, dar când e o echipă cum e Iașul, care e 30-40 de ani, acu e în A, acu e în B, acu e ca liftul, știi? Și ce să... Păi, când ai și tu vreo performanță, 2, 3, 4, 5 ani la rând, da, măcar locul 5, locul 6, locul 8, locul 9, dar tu când an de an te duci și... Măcar dacă ai jucat fotbal, da... Așa e ultra, așa e, am mai vorbit odată cu cineva și tot la fel... Cu Rogoze, da, cu Rogoze vorbeam. Cu Rogoze vorbeam și tot la fel era vorba când ne așteptăm la blaturi anul ăsta. Multe. Așa că... Ce să mai... O, bal nu, ăsta care îl avem, nu? Cu ăsta avem, cu ăsta defilăm, ce să facem și noi, nu? Face 0-0 cu Botoșan și următoarea rupi pe Rapid. Ah, nu știu. Oh, eu, de când la început, așa, înainte să începi cu prosesta de play-off, am zis, vorbeam cu Rogozea chiar, că domnule, că și acolo, și acolo, multe blăteanuri o spide, o spide doar cap. Și așa este. Hai, uitați, vă mai pun un link, urcați voi, ca să poți vorbi cu unul singur. E bun la cap. A, e, succes pentru mâini, pentru băiat tineri, stai liniștit, dacă ai treabă, nu-i problemă. Dacă urc ultra și-mi explic fotbal. Urc ultra, Răzvanel, știi, tată? Păi, chiar apropo de ce o zis ultra de multe ori atunci la emisiunea lui și așa, nu știi, băi, să știi cam, o avut dreptate, nu știu, Răzvan, joci, pariez? Joci, Răzvan, și tu la pariuri sau? Păi, ce s-a pariat, adică pariez sau nu pariez deloc, cum știu, de exemplu, eu nu bag bani, nu, da, nu. Salut, Răzvani! Hai, noroc, mă auzi? Te aud! Te salut și pe mine, și pe tine, și pe tot chat-ul. Bă, fraților, sunt la serviciu, dacă mă întrerup brusc, mă scuzați. Nu e nicio problemă, Răzvani, zici tu cât poți. Deci, încă o dată, dacă nu... Îmi cer scuze anticipat. E, care nu-i convine, nu-i convine. Ce treabă avem noi, Răzvan? La mine pe canal știi cum e. Sunt oamenii exact care au ceva să zică și așa. Restul, la mine nu se intră nici prieteni să fie, dar dacă se ceartă între ei, doar toată lumea afară. Eu mă dau și pe mine afară, nu-i probleme. Păi nu, a venit mie să știi să te înțelupi în continuu, nu mai înțeleg oamenii ăștia nimic. M-ai întrebat și tu și Sinăru dacă pariez. Bă, frate, responsabil, vorba lui Sinăru, acum nu mai e cazul că, în fine, nu mai e cazul, dar da, în principiu da, dar nu sume mari și... Na. Da, cât bați săptămână? Un meci? Două? A, mă refer, meciuri importante sau...
un bilet de 10 lei. Aha. Zic, poate scap de pelele, dar n-am scăpat. E, da. Ce e cu tine? A, da, că fii bine. Cum? Dacă spun eu că fii bine, o fii bine. Înțelegi? Nu știu ce să mai zic, în fine. Așa. Bă, frate, spui, mai îți scriu, îți scriu privat, mâni, scriu privat, mâni. Da, apropo de chestia asta, ce vrei să te întreb scurt și tu cât poți tu să răspunzi așa? Ce faci rapid noi? Vine un antrenor nou, e plecat, că nu înțeleg. Băi, Ciprian, eu nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Păi de asta nici eu nu înțeleg, și am spus că e ăștia s-au schimbat lucrurile la sol. Dar nu-mi dau seama de unde a pornit schimbarea asta, că nu e normală. Da, oare de la scandalul care a fost atunci cu Steaua, cu Petardi, cu ce prostii s-au întâmplat, cu ce, adică da. Cipriane, voi nu vedeți, mă, că pe ecrane la televiziuni toate reclamele la Liga 1 și la astea sunt cu torțe pe ele. Astea sunt mișto, sunt măgării, înțelegi, dar nu prind eu ideea. Oricum la Rapid ceva s-a schimbat și nu-mi bine, asta e clar. Băi, dar de când a luat o chestie asta? Că, băi, nu s-au aruncat torți în teren, adică nu a fost Bahaus, nu a fost Cutare, nu a fost Cutare. De unde deodată? Că nu te spăra și eu stau în Belgia și prin divizia B și prin divizia A, mai sunt, mai aprind torți. Într-adevăr, nu arunc în teren, dar nu-i chestia asta să oprească meci, să intervină garda, să se iei, să nu știu ce. Da, când se aruncă în teren, când e în pericol viața cuiva, normal că intervine, da? Când e chestia asta, eu nu înțeleg de ce deodată la noi așa, nu știu, ei, e o ură, vin suporteri la meci, băi, au venit galerii, adică acum ar veni suporterii, sunt niște măicuță și galeriile, sunt dracii, băi, băi, să mor eu dacă nu, eu ajuns la o chestie de asta, cum să zic eu, prea mult, băi, nu știu, au venit galeriile, da, dom'le, galerii de fotbal înseamnă să aia care susțin echipa, nu? Asta frate, susține echipa, să cânte, să danseze, să cutare. Asta înseamnă galerii de fotbal, de asta e galerii de fotbal. Spectator e spectator, galeria e galerii, cu totul altceva. Băi, să ia din, cu bătăi, cu să-i bată, să-i înjuri, să-i tragă, să-i provoace. Aici nu că sunt cu tine sau așa, nu știu ce. Dar am auzit și eu de la unii și de la altul. Băi, dacă te duci, nu aveți că treci jandarmul, treci polițai, băi, dă-te mai așa, fă-te mai așa. Și chiar dacă nu faci nimic, adică să încearcă o râc o ceva pe ăștia de la galerie, știi? Și de asta nu știu, da, nu pot să înțeleg ce zici. Vrei să-i scoată tăți, să nu mai vină lumea la meciuri sau nu știu ce se întâmplă. Nu. Îți dau răspunsul, dar nu mă întreba mai departe după aia, te rog eu. Nu. E an electoral și cu asta am înțelegi mai departe. Da. Că am văzut și aici, și în Belgia, sunt suporteri fanatici, alu Henk, alu Bruja, alu ăla, Charleroi, tot. Băi, au venit, dar nu s-aude să iei, să băi, cu dubii, cu, băi, multi, autocari, vine jandarmerii, băi, te zici că, nu știu, tată, suntem într-un război de ăla, îi împinge, e cu tare, dacă ăla țâpă, nu știu ce, gata, să dau prin stații, să mama la 14:20 se solicită 120 cu tare. Ce treia cu ea asta, băi? Lasă-mi ei, frate, face. Cu cât face asta o masă de oameni, cu cât o stârnești, ajungi la un moment dat să mai poți să o controlezi, înțelegi? Eu așa știu, da. Am făcut parte din structură, da, de ce să mint. Da. S-au schimbat multe de atunci. Nu mi se pare normal. Dezvolt că n-are sens. S-au schimbat multe de atunci. Nu. Nu, eu nu te pun pe dezvolt, eu îmi spun eu părerea mea, știi? Părerea mea, adică nu mai este plăcut că păi asta e, că îi pun într-un fel cum ar veni, băi, parcă ți-am zis, parcă exact, băi, parcă vine dracu, gata, tată, mai iau o leac ca să zic, domnule, scoatem armata cu tancuri să-i ducă pe galeriile de fotbal de la punctul A la punctul B, trebuie să-i duc cu tancul, înțelegi? Așa s-a ajuns, eu nu pot să dau seama, și să faci o chestie de asta, o agitație, o... Auzi, la un cotidian mi-e și rușine să-i pronunț numele, dar lumea care urmărește fotbal de aici și care citește presa sportivă, eu nu citesc că mi-e scârbă, se prinde la cine fac referire. Îl cheamă pe Mitică Dragomir și ăla spune, domne, în Europa civilizată nu vedeți așa ceva.
Acum, mănâncă el căcat. Păi nu, acum eu vă spun, etapa asta care a trecut acum, s-au aprins torțe în Franța în primele două divizii, în Germania în primele două, în Elveția. În Belgia la fel, băi, că n-are cu, băi, că nu-i dă... Am mai dat undeva. Asta așa, uitându-mă... Dar nu-i dă culoare altfel, ei. Dar nu-i dă, nu-i dă culoare altfel dacă nu... În Olanda, Cipriane. Dacă nu... Și poftim? Vine unul și spune, unul ca Dragomir, domnule, pe dar în civilizate nu vezi așa ceva. Băi, ești nebun, pe ce mă, tu ești mai civilizat decât Franța și nu știu eu? Și el unde a fost el, ei? Mitică, mitică la brutărie cu mitică. Păi da, mă, Cipriane, vezi, el spune chestia asta și lumea care nu se pricepe citește cotidianul respectiv și zice, ia uite, băi, dracu' ăia din peruze ce fac la noi. Uite, băi, norocția, ce derbedei. Și gata. Dacă nu mai spune și la revedere, e simplă povestea. Păi da, dar majoritatea nici nu știu ce înseamnă peluză, ce înseamnă tribună A, tribună B, tribună oficial, mult habar n-au cum este împărțutul stadion. Da, bagă, gata, dom'le, ăia au făcut, ăia s-a acolo, ăia pus, distrug, fărâmă tot. Nu, da, nu știu. Lumea nu știe că, în primul rând, cuvântul ultras nu se asociază cu violența. Da, nu știe. Lumea nu face diferența între ultras și huligan. Păi aș vrea să port un dialog cu 5 ziariști să-mi spună diferența asta. Dacă unul din 5 îmi spune care e diferența între una și alta, eu vă dau ce vreți. Da, ultra, dar e și chestia că mulți dintre ziariștii care sunt acum, bine, și care au fost de-a lungul timpului, pierd din popularitate și pierd din toate căcaturile astea ale lor care le au pe la YouTube-uri, pe TikTok-uri, ce dracu au emisiunile lor, pierd la audiență și de fiecare dată se iau de cineva să sărnească un scandal ca să nu-i chilube, știi? Păi normal. Cipriane, hai ca să-ți dau un exemplu cu tine, dacă îmi permiți. Facem așa un exercițiu, da, de imagine. De cât timp ești plecat? Eu am 11 ani. Deci ai 11 ani, da? Dacă tu mâine dimineață ieși la tine acolo în curul gol și, nu știu, arunci un cazan de gunoi pe stradă, nu știu, faci o tâmpenie de asta, în presă apare așa. Un român plecat în Belgia a aruncat gunoiul și a ieșit în curul gol pe stradă. Dar cu o zi înainte nu apare. Un român de 11 ani în Belgia își vede de treaba lui și a făcut un rost acolo cu tare, cu tare, cu tare. Înțelegi? Da, așa-i. Despre asta e vorba. E mult mai ușor să denigrezi pe cineva decât să nu să-l lauzi, să-l lași în pace. Știi ce zic? Da, asta așa-i. Așa-i, ce să mai de asta spun? E și presă tot și țară s-a zis și ăștia de pe la poliție, de pe la jandarmerie, pe grad zero, cu tare, ei, fratele, stați-i cu mințe, că nu e așa. Nu e așa nici. Trebuie, Cipriane, ca să dea bine pentru ăștia care ți-am spus eu că se uită în gura ziariștilor ăsta. Băi, Răzvani, păi da, acum 20 de ani, când eram eu în chestia respectivă, în haina respectivă, eu am fost la meciuri când era FC Brașovul, înțelegi? Ca așa, multe pe unde am fost eu și după aceea și în Iași pe unde așa. Păi, frate, și atunci erau oameni mulți, măi, nu ca acum că sunt toți plecați din țară și poate și în galerie n-ai mai mult de 100-200 de oameni. Păi, tu știi ce era atunci? Palei, mamă, știi ce era? Păi, putea să iasă un scandal de la orice. Dar nu se făcea. Și ce erau? Erau majoritate, erau soldați în termen. Păi, acum îmbrăcați ca niște broaște țestoase, bă, iată-le de zici că, hai, suntem pe undeva prin America, discut, prin Brazilia, prin aia, prin la, cum le zice la ceilalți, știi? Aia în America de Sud, băi, de ce, băi, aveam un căcat de uniformă pe mine și cu un baston la brâu în pula mea. Na. Asta era la Brașov, era. No, acum e mult mai complicat. Da, hai acum, băi, puri și așa, să... Da, nu știu ce să zic. Eu încerc să citesc chat-ul, dar mă depășește complet. Cred că sunt alte discuții complet pe lângă ale noastre. A, nu. Stai, liniște. Salut, talibanii. Nu, aici sunt niște oameni care ne cunoaștem absolut numai între noi și este o glumă, știi? Țapul tău, știi? Pisinăr tău, știi? Papito, nu știu dacă îl știi, dar Papito e de-a nostru, pe aici, peste tot.
îi take-ul care așa, e Alex Calibanu, adică nu, poate să... Adică, în cuti, de exemplu, Sinerul, Microbist, îi place, lui Țapu îi place, Calibanu știu cu și el, cu Steaua, parcă tot la fel cât de cât în Răiești, nu știu cu ce echipă de militare. Cum? Țapu nu prea le miroase, între noi fie vorba. Nu prea Da, nu știu, el zice cu Craiova, eu nici până acum n-am înțeles cu care Craiova, că am înțeles cu Răcești Craiova acolo, nu știu, dar eu îl susțin, Țapu, da. El îmi spune din Craiova, dar nu știu care țări dintre ele. Cred că țări cu aceea care bate în soare respectivă. Țapu, nu, Țapu ține cu ăștia care au pierdut azi. Eu nu mai țin cu niciuna. Telebanule, nu pot să mă înțelegi cu metre că nu mai țin cu nicio Craiova. Îmi pare rău. Te-am dezamăgit. Da, Talebanul tot de acolo. Talebanul tot pe acolo, am înțeles. Tot de prin Craiova, pe lângă Craiova, pe acolo, prin Oltenie, tot e el. Dar nu îl cunosc nici eu. Faci băiatul, live-uri, faci așa, nu. Adică băieții sunt cu fotbalul și ei, care așa, da. Restul ăștia suntem, că altul nu-i nimeni pe care să nu-l fi cunoscut din așa, nu. Nu-i niciunul care e ăștia, care ți-a zis. Dacă stachinează băieții între dânsi, așa stachinează de tot timpul. Da, unul tânii cu ăla, unul tânii cu ăla, da, da, e... Da, bă, eu n-am treabă, de ani de zile nu mă mai cer cu lumea pe echipe, că n-are niciun sens. Băi, nu știu ce mai întrebat ce facem la Euro. Noapte ferească, Dumnezeu. Băi, Cipriane, ce a fost azi noapte la Bamse după ora 2:30, ferească, Dumnezeu. Băi, am adormit și astăzi dimineața la cafea, înainte a plecat la servici, am ascultat și am prins... Când a intrat o leacă Sinerul sus, știi? Când a intrat Sinerul sus, cred că vreo jumătate de oră, când a râs o leacă cu Andrei, cu Banzi, cu nu știu, când a făcut el Caterica aceea de 1 aprilie lui Andrei, după ce am plecat la servici, n-am mai ascultat, nu mai știu restul emisiunea, să o ascult cum dimineața la cafea, când mă trezesc, știi? Deci dacă ați pierdut faza cu geologul, s-a terminat. Aha, da, nu știu, dar cine a zis? Lasă-mă să ghicesc, cine a zis? Păi nu, că dacă îl dau în față aici, am ceva cu el, cine putea să zică? Da, ai nimica, cine? Fratele meu, Andrei, lasă-i, bă, eu de asta țin la Andrei și... Dă-i mesaj să-i... Nu, i-am dat mesajul ăla la băieți, vedeți că intru, da, astăzi am ascultat, am anunțat la Sinner pe live că intru, fac și eu așa o speciară. Sinnerul ce canal are, că la el nu cred că sunt. Cine? Sinnerul ce canal are, că la el nu cred că sunt. Și se vede urât treaba asta. Păi, pune Sinnerii canalul, că eu nu știu ce-l pun, nu are, mi se pare că ăsta, CNT workshop, și face Sinnerul, face numai. Normal, numai duminica, în ultimul timp face el duminica, face de la 2 la 6, de la 2 la 7, depinde cum poate și el. Și-i mișto la Sinnerul, cu la fel, suntem între noi, Caterin, cu clubii, cu panorama. Niște lucruri de la care nu mă pricep, dar măcar mai avem ce învăța. Dar nu știam care canal. Să-ți pui canalul, să pui el canalul, că eu nu știu ce-l pun. Băi, adică să moară 2-3 și eu nu știam că ai canal până, uite, acum zicea Ciprian, acum nu știam. E, dar majoritatea eu așa i-am cunoscut ei, cum te-am cunoscut și pe tine când l-ai avut atunci prima dată pe Sergiu invitat la tine, pe Serghei. Eu atunci te-am dat și de tine, știi? Aha. La fel, da, știi cum e, te duci din la unul din altul, cum ar veni. Bă, dar nu cred că l-am pe Sinnerul la canale, mă jur că nu l-am. Acasă să-ți trimit eu, dacă poate el să postez aici, dacă nu am să-ți trimit eu un... privat am să-ți trimit eu să mor dacă știam canalul. Care până în ziua de azi. Ferea. Nu are Sinnerul, la Sinnerul e mișto. Păi sunt convins. La Sinnerul e mișto, e cu Caterin, că Sinnerul are vorbile la dânsul, ies oricine, nu ies cu scandal, nu știu, adică na, nu... N-ai cum să te cerți cu el sau el să te cerți cu alții, nu face așa ceva Sinnerul. Cu alea tehnice și alea lui nu, dar măcar mai învățăm ceva. Băi, are câteodată niște emisiuni care mai el înțelege, aia e partea a doua, nu suită nici dracu, are trei pilai, înțelegi? Nu, ce super Sinnerul, dar cam așa e. Dacă nu o dă Sinnerul cu vorbii de-a lui, cu așa, adică de că poți să vorbești cu el, măi, eu într-o zi am stat cu el și am vorbit cu el cu Bamse despre religii și dat la buci. Băi, frate, arăt de te-ar pișe pe noi. O, acum un an de zile, tot la fel, a fost el, a fost eu, a fost Andrei, a fost Daniel, Tudor,
mai fost încă vreo doi băieți, nu-i știi tu, nu-i cunoști. A fel, tată, o rupt emisiunea aceea. Caterinic, băi, nu așa e, adică totul spontan. Nu, la scenărie, mișto la scenărie. Tu bine că ai plăcut cu amiaza. Bă, dar să n-am eu canalul lui Mâncați, aș nu cred așa ceva. Dacă ți-l pune, tată, dacă îl pune aici și el, dacă nu o să-l trimit eu. Nu, la scenărie mișto, băi, ai ce să asculți, ai ce să așa. El are și vocea asta plăcută, care cum îi zice, îți faci plăcere să-l asculți, știi? Nu-ți vorbești că vorbești pe moldovenești sau altul care n-am vorbește plăcere, repezit sau... A? Eu n-am dat seama de unde e omul, că sunt lepre și în București, și în Craiova, și în Moldova, și în Ardeal, sunt lepre peste tot sau băieți bun peste tot. E, na, știi cum. Păi știu, deci, normal. Știi cum. Așa soar, din poți să-i schimbi. Nu ai cum să știi. Dar prea mult îi fac publicitate lui Sidorul, întâi să decartez ceva să-l mai pun, să mai duc. Îi mai fac o leacă de reclamă. Mi-ai dat ăsta, nu se poate deschide sinere, mai dă-mi-l o dată sau nu știu cum facem. Păi, Papito, cum să nu crezi tu că eu să-l promovez pe Sidorul? Păi dar nu eram eu patriarhul YouTube-ului? Ei, cum să nu promovez eu piscina? Păi nu eram eu patriarhul YouTube-ului? Nu le făcea și le disfăcea eu toate? Și eu n-aveam ce trebuie, nu știu, să postez un canal. Da, da. Știi cum e lumea. Nu spunea lumea că aia, că aia, că aia. Și eu n-am nicio treabă. Nici nu mă... Eu da, dacă fac, fac, n-am ce mi stau de obiect. Băi, Adi, scuze, jur că n-am știut că ai de ăsta. Mâncați-și gura, dacă... Gata, domne, s-a abonat aici, păi cum? Ne bate în joc? Gata, sinere, s-a dat. Păi ce dracu, ne bate în joc? Sinere, pune-l și pe alu Amedeia cu mâncărurile, că și Răzvan e gurman. Are soția lui, are, vezi ce mâncăruță acolo, dacă nu, aoleu, mamă. Eu nu pot să mă uit când sunt la servicii. Mor. Mă leșând pe acolo. Eu nu știu să fac două prăjite și nebun Cipriane, mă uit la... Dar mă uit, îți dai seama. No, să vezi ce face nevastă acolo. Mamă, e... Și gogoș, și cu tare, și cu tare. Tu spun eu cum ești. Și de asta... Mă bagi în balamuca să n-am... Nu, serios, uite, ia o gură. Eu deja am ghit în săt. M-ai luat cu gogoș, mi-e poftă de o gogoașă bună de 3 luni de zile, ești nebun. Hai să vezi tu acolo ce-i pus. Păi asta e vagabonțeală ce se întâmplă aici. Tu știi, Răzvani? Bun băieță. E, ci, lasă, că mi-am dat seama după, cum, după estetica ta că e ceva la mijloc, da? Hai să o lăsăm așa. Mamă, să-ți lasă cu gogoși cu alea, ferească Dumnezeu. Ce vrea să-ți întreb, Răzvani? Măi, ăștia în play-off-ul ăsta care așa joacă, adică Steaua, ăștia se cheamă play-off care joacă Steaua, ăștia, Rapidul ăștia, nu? Da, da, da. Câte meciuri au ei? 10 sau câte meciuri au? 10, da. 10. Tur-retur cum ar veni? Tur-retur, da. Și restul ăștia care-s play-out, sunt ăia care au tot la fel, nu? Și câte ei? Două se duc direct și două la baraj, nu? Joacă fiecare cu fiecare o singură dată. Nu e tur-retur. Și se duc la două la baraj. Și două pică direct. Deci pică Iașu, Botoșariu, Craiova și Dinamo. Astea sunt ultimile patru, da. Astea sunt ultimile, aia, astea pică. Bă, dar voluntariu, stai voluntariu, ia că uite și voluntarii băgatul ăla acolo. Păi care e băgată? Că le-a dat patru Petrolul etapa asta, vin ieri. L-a mirosit că se dau goluri, bă, dar nu l-a mirosit că bate voluntariu, mâncate-și. Păi dar e voluntariu, nu crede că mai bate pe cineva. Voluntar, da, pe mine. Și azi mâni asta, cum îi zice, să joacă pe Copou, Iașu cu Craiova lui Michelu. Îi bate Iașu. Crezi? Sunt convins.
L-a adus pe Tony Silva ăla, care a fost cel boss cel care a jucat la Cluj, dacă-l te bine. Jucător bun de tot, ca antrenor, nu știu dacă e jucător bun. Băi, el e băgat în sistem de ăsta de antrenament, am văzut și mi-au trimis băieți filmări de pe acolo. Și el vrea să facă ceva, dar... Da, nu știu. Ei, omule, aia nici măcar nici junior n-au o treabă, băi. Dacă te uiți la niște fază și la niște antrenamente, nu că nu știu să stai în teren, că eu lega cu școara ca să stai pe linii de patru în spate, știi? Mă. Adică, băi, da, cum să zic, omul a venit, e ceva, băi, e Occident, a venit cu o tehnică din Portugalia, că da, omul nu e, știi? E altceva, zai. Da, băi, am văzut și preluări după asta și... Da, da, ce să zic eu, nu știu și că am vorbit de ce pot și ei. Că ea și era să-i bată, m-a dat, au făcut egal atunci, așa, știi? Nu știu. Hai că dau în primire, mâncat. Eu aș vrea să nu pierd Iașu, da. Da. O, băieță, să... Slab, tare fotbalul, băi, așa de slab s-au ajuns Răzvanii de... Da, bă, băi, ce are, o bătaie de joc. Eu țin minte când stăteam, poate și tu, nu știu, cartierul care stat în București, eu când stăteam în Iași în cartierul, era o divizie, era o echipă care juca ori în C, ori în B, cum era atunci, înainte Ceaușescu. Și un pic după. Înțelegi? Constructorul îi spunea, constructorul Iași. Nu știu. Păi da, ăia jucau fotbal, ei, nu ce supărau, ei, dar ăștia, hăi, tu ești prima divizie, ei, dar tu dai o preluare, un 2-3 ca să faci, o pasă. Și o pasă de 20 de metri. Mamă, sau cum să lovească corect mingea, sau multe Răzvani, dacă te uiți, ce doare capul, slab tare, băi, ce să mai, băi, nu știu să stai în teren, băi, însă exact de curtea școlii, de și aia în divizia de știe au să stai în teren, băi, că te duceai înainte. Am luat ceva, acum e mult mai slab decât pe vremuri, asta așa e. Ei, hai. Eu îi mai urmăresc pe cine mai urmăresc, afară că urmăresc pe Corvinu. Pe Olimpia Satu Mare îi mai urmăresc pe Răzvani. Corvinu n-au voie să promoveze, din păcate, dar au voie la anul. La anul Corvinu nu-i să fără nicio emoție în divizia. Băi, eu am văzut astă vară, în iunie anul trecut, când au avut la baraj, am văzut Meșu, știi? L-am văzut la televizor, l-am căutat, l-am pe internet, eram în Iași, cu bătrul meu care mi-a botezat-o pe asta mică, el e din Hunedoara, știi? Și am găsit el pe internet, am băgat televizor și am văzut atunci nu știu ce echipă de asta au jucat. M-am uitat la meci atunci, au dat chestia asta. Dar, da, mai place Olimpia Satu Mare, mai place. Mamă, faci cu trenul de la Hunedoara la Iași două săptămâni, ești de bun? Mai merg fotbaliști cu trenul. Păi nu zic ăsta, nu aș fi tu sau cine a venit. Nu, el e de acolo, a s-a mutat în Iași. A, nu, el e de acolo, da, el a trăit cu părinții lui acolo mult timp până ce s-a stricat tot. Părinții lui a lucrat în minerit, știi? După ce s-a stricat toate treburile, toate așa, nu știu ce, s-a mutat pe Iași, cum ar veni. Face trenul de la Hunedoara la Iași cât face Transiberianul de la Petersburg la Beijing, să mă bată mama dacă nu. Aici ai dreptate. Bine, exagerăm, mă, că la face o săptămână, dacă așa, ca idee. Eu țin minte că am fost în 2008, am fost pe la Arad, am fost de la Iași la Arad, am plecat ziua pe la 12 parcă, am ajuns a doua zi dimineață pe la vreo 6-7 parcă. Cam așa. Serească, M-a plicit. Păi ești un conjoară pe sus, pe Suceava, Bistrița, și pe aceea coboară în vale, știi? Are pe un soi pe altă parte. Greu, tare, tată, ce e să mai... Ave, dar e Bucureștiul la... Câți kilometri de la Iași până la București e? 400-500 de kilometri? 400 și ceva, da. Mergi, dacă mergi cu mașina, dacă nu... Hai, ce vorbim, băi.
Păi eu până la Bacău cu mașina făceam 5 ore. Bine, conducea nevastă mea, nu neapărat pe viteză, dar nici pe lent. Dar nu poți, bă, că eu comunele alea în continuu, nu poți să circul cine. Da. Și acolo trebuie să te limitezi, că ți-ai căruța, ți-ai copilul, ți-ai vaca, ți-ai calul, ți-ai orice, ți-ai gal. Pe teritoriul ăla știi câte accidente am văzut, ferească Dumnezeu. A, dar ce, cum e ăsta, eu 85, care duce Iași, Pașcani, Iași, Târgu Frumos, Pașcani, Bacău, partea aceea, Roma, Bacău, coboară moale încolo. Și dar ăla, dacă e deschis dimineața, ai 10-20 de accidenti cu mortăciuni. Înțelegi? Gata, domne, nu știu că mai sus de Bacău nu merg, că acolo mă opresc. Nu te mai frumos te oprește, îți mai două treabă. Păi dacă ce ai de văzut la Bacău? Pierde la Vladivostok, unde vrei să mă uiți? Păi mergi mai sus să vezi iar ce cât e de frumos. La vară vin în iulie, august, stau 3 săptămâni atunci, mă duc la dentist. Înțelegi? Unde, trebuie la Iași, să cobor o leacă. La Iași. Aha. Și mă duc la Iași la dentist. Și trebuie să cobor o leacă și până în Valei, până la Bucarest. Mă duc o leacă și la Bucarest. Nu văd pe nea mai coist, nu văd pe tine, să-l văd pe Sidor, să-l văd pe Țapă, pe Cugoașă. Da-ți baga moțul din vara trecut, să-i văd și pe dânsul, înțelegi? Ia uite pe ăștia ce-mi fac, că nu eram eu la volan, că era la băutură în dreapta. Nu mă, că n-aveam permis. Nu că eram la băutură în dreapta. Și nu prea beau, fără mers și fără concert nu beau. Chiar deloc, fără catering. Salut, Petruse, bine ai venit. Mamă, uite-l, Petruse, să trăiești, uite-l pe rivalul ăsta, lui Andrei. Da. Și pe Andrei azi noapte de spital, ești nebun. E bun, Andrei, orice s-ar zice, e bun, Andrei. Ce a lui, e a lui, tata. E pe partea noastră, gata, că l-am văzut. Domne, Cipriane, scrie lui ăsta, lui Andrei, să intre aici. Da, băi, i-am scris, măi, n-am scris, n-ai de schimb, că am fost la Crâșmu și mi-a luat bere aici la cafe. Avem colegii mei de servici care am terminat ora și ne-am dus acolo. El și-o luat de bun. La mea am băut și eu o bere, nu știu ce, și-o spune, mă duc acasă, nu, stau, da. Lasă mai bine. Mă dă colega la de cameră la dispărut după ce. Da, că i-ai și iar fost la Crâșmu. Păi da, mă dă iar, că iar ai fost la Crâșmu. Iar dacă se întâmplă ceva, dacă s-a mai întâmplat, știi? Dar zic, domnule, la tot bea o bere și vin acasă, stau acasă. Păi și dacă nu se întâmplă. Eu nu știu de ce ala, știi, care așa nu știu ce, dar mai intervin treburile cele acum ar primi, că o stai la masă cu cine ăsta, tot să trezești unul ca să iei de unde vii, de acolo vin, a, ăla, sunteți așa. Luați să ridică râia pe tine cum ar veni și, da, nu-ți convine, știi? Nu-ți convine, pentru că, tu pula mea, știi, în gură, băi. Eu n-am mai fost noaptea în centru vechi în București, cred că de 3 ani. Dar nu-i vorba, măi, când ești între românii, ei, când ești între românii, tăi una, dacă te duci în Crăștine între străini sau așa, nu știu ce, oricând ai să vezi că o să apară câte unul de ăsta care vine și spune că ei va da țară. Să știi tu, stai tu liniștit, înțelegi? A, între străini, cu atât mai puțin. Dar vezi că e urât la București, nu mai e ce trebuie. Uite să spună sinerul și ăștia mai cu etate, ca să zic așa. Nu mai e ce trebuie, bă, s-a urățit. Toți sunt smardoi, numai cu bătăi, numai cu harfe, de astea și mie nu-mi plac. Lasă, tată, stau acasă, că e mai bine. Mai bine fac un live, mai intru pe la BAM, se mai... Știi ce zic? Adică ies mult mai în câștig decât dacă mă duc... Asta e oricând de ultra, pentru că generația asta, care acum poți să o numești generația TikTok, el nu poate altfel. El poate să-ți vorbească de combinații. Dar dacă stă la masă cu tine, trebuie să ascunzi țigările, să le fumează. Ce combinații să-mi spună că îi văd pe aici, pe vin pe la mine, pe la muncă, Ciprian, nu știu să deschidă ușa aici, nebun. Da, dar el e combinator.
Toți vă care s-au făcut pe TikTok-ul ăla, eu ăștia mă tot întărâtă să-mi fac. Dar nu vreau, că mă intru, mă cer cu ea pe acolo și nu vreau, că îți dai seama că eu nu râzi. Nu e vorba și nări că am îmbătrânit, e vorba că nu mai e ce trebuie. Uite, apropo de Sină, Sină Roșu a dat o vorbă deșteaptă și tot așa pe live, nu știu, vorbim, nu știu, fi, despre ce vorbim, acolo. Și Sină Roșu o vorbă deșteaptă, o spune ce prea are. Sunt mulți care majoritatea au avut un teren sau o chestie pe lângă București sau nu știu ce, o luat-o, o vândut și o luat-o un BMW și o luat-o o pipiță în dreapta și o mers cu el vreo vară până ce s-au dus banii. După aia tot la Dacia, tot la șantierul a ajuns, știi? Înțelegi? Și așa este, ce să mai? Fii atent ca să întăresc ce a spus Sinăru, că a spus foarte corect. Unchiul lui Nevastă. Deci fratele cel mai mic al lui Sucru mirocuiește la Mihăilești aici, la Giurgiu. Mihăilești de Giurgiu, e aproape, Sinăru știe sigur unde e. Băi, și m-am dus la el acum câțiva ani, să fie vreo 10 ani în urmă, cred, că nu era născut fiul. Băi, Cipriane, tot Mihăileștiul era plin de X5-uri. Și le întreb pe ăsta, zic, bă, ce dracu e aici, bă, că zic, nici la München nu sunt atâtea. Băi, ci că toți și-au vândut pământurile și-au luat BMW-uri. Zic, bravo, mânca, bă, și bravo asta. Deci cine are de toate, așa e. Băi, omul dacă o zis, nu că îl ți-am scălaut pisină, că văd prea el bag așa în seamă. E chestia este că asta e viața, așa este, ce să mai? Păi nu, dar asta e realitatea, cineori nu minte deloc. Păi, Răzvani, uite, eu am atâția ani de merge și am avut colegi români și, păi, alei, mult, eu am umblat mult și am lucrat mult pe aici. N-ai să vezi tu, dacă nu, după 6 luni de zile, când stai voie ca să muncești, ca să poți să iei un credit, prima dată și-o luat mașini trăsnite. Și ce face cu ea? Înțelegi? Și-o luat-o. Se duce la servici, are 2-3 km. Dar plătești taxe la una de asta, Răzvani, mamă, de te rupe. Păi eu la Skoda care o am eu, eu plătesc vreo 400 de euro pe an, plus cât plătesc pe lună, cum e, asta e impozitul 400 de euro pe an, și plătesc pe lună, cum e, zice, asigurarea asta, obligatorie și așa, nu știu ce, înțeleg? Și mi se pare mult că trebuie să am bani acolo, trebuie să eu să plătesc, nu știu. Păi nu-ți dai seama să-ți iei una de asta de puteri, de cutare, de cutare. Păi plătești în bilzea de tirupi în două. Dar și-o lua tot atât. Ce asta e? Ce să mai vorbim? Mai sunt. Au mai vreau să zic care m-au venit și dă-mi atât, când am, că cutare. Că... Da, aia se vorbi care n-a, nu trebuie spus, da? Și aici, așa că și în România, el dacă vorba lui Sinor, totuși și-a luat ce-a vândut, ce-a avut, și-a cumpărat mașina, el nu a luat-o ca pe o investiție. Băi, poți să spui, hai că mi-o mașina ca pe o investiție. A dat pe ea 40.000 și la un an a vândut-o cu 15.000 de foame. Bravo, aia e combinația, așa e. Păi vezi? Așa e, are da. Eu mă duc, eu am scuter, mă duc cu scuterul, vin cu scuterul, n-am nicio problemă, n-am nimic. E mai pe are mașină, da, te duci mai departe, te duci cu fetele la not, te duci cu fetele la logoped, pe unde mai are treburi cu fetele de dus, înțelegi? Dar eu cu scuterul meu, eu merg cu el sau cu bicicleta sau pe jos, așa, așa pot să mergi. Eu am mașină de la tata, că altfel nu-mi luam eu așa ceva nici dacă mă plătești, nebun. Băi, mașina e tu bun necesar, cum era, dacă ține smiti, dacă ține smiti, dacă ține smiti pe timpul Ceaușescu și după cum era telefonul, știi, telefonul fix, deci ca și mașină, mașina e tu bun necesar, ai nevoie de ea, într-adevăr, ca să te plasezi. Aici nu pot să spun că nu ai nevoie, dar trebuie să o iei atâta timp cât poți să te folosești de asta, ce poți să scoți de la ea. Ea trebuie la un moment dat să muncească ea pentru tine, nu este nicio problemă ca să ai nu știu ce marcă, nu știu ce. A, dacă cheltuielile tale lunare se duc foarte mult pe dânsa și ea nu-ți aduce niciun câștig și tu nu câștigi pentru cât e mașina aia, pentru că trebuie să ai un salariu de 5-6.000 de euro ca să ai o mașină, mă refer un X5, un nu știu, un cel, nu știu care, de Mercedes sau nu știu care Audi, înțelegi? Eu nu sunt așa. Nu, eu prefer viața, mă duc într-o excursie, mă mănânc așa ceva, beau ceva, nu, pun ceva bani deoparte. Eu nu sunt de astea ca să iau luxuri sau așa. Nu că
niște faci pe la fel lui, nu? Adică nu poți să-i pun ei sau așa, nu. Nu știu, așa suntem noi. Așa suntem noi, așa e... Live, dar nu știu dacă la tine. În 96, Cipriane, m-am dus în Anglia prima dată. Îți dai seama, aveam 16 ani, nu prea înțelegeam eu câte ceasul pe acolo. Bă, și la târg, la maică mea acolo, îl văd pe unul, Alil chema, dar cred că a murit săracul, că era destul de bătrân atunci. Zdrențăros, zic lui maică mea, zic, bă, mamă, dă-i și tu o liră lui ăsta să ceași eu pâine. Cui să-i dau mă o liră? Uite-l unea ăsta, lui zdrențărosul ăsta. Zice, bă, tu știi cine e ăsta? Zic, da, mă, zic, cred că e primarul orașului. Dă-l în sânge, dă-i o liră la o... Mă scobeam eu acum să-i dau lira, înțelegi? Și îmi zice, mamă, băi, fiate, nu-i dai nici o liră și când ne întoarcem acasă, o luăm pe stradă pe la asta. A, zic, gata, mă, stai să vezi. Zic, hai, o luăm pe stradă pe la asta. Știi că în Anglia toate casele sunt la fel pe o stradă, înțelegi? Da, da, așa e și aici, bine. Ali al meu, de origine libaneză, care stătea în Anglia de vreo 50 de ani, era afară. Ce mașină crezi că avea Ali? Un Buick din 38. Zic, mâncă, una e ca să-ți faci un hobby. Zic, bă, băi, una să faci un... Eu am văzut aici să puteam, am văzut să puteam, să pot, deci nu este problemă. Am văzut, cum îi zice, care se odesea la motociclete, un Suzuki, un Harley Davidson, un nu știu ce. Băi, dacă ești pasionat, e hobby-ul tău, da, înțeleg, băi, am investit în el, mă, eu mă plimb, sunt într-un grup de motocicliști, vorbim despre așa ceva, da. Dar ca să iei la fanfaronadă sau așa, da, nu am... Bă, dar care-i faza? Deci eu am vrut să-i dau o liră lui ăla, am văzut, era un Buick roșu, bă, mi-aduc aminte și acum. Înțelegi? Și zic, băi, Ali, ai mașina ta? Da, ăla liniștit. Băi, și după aia s-a aflut tot cartierul, știa. Stătea pe câteva milioane de lire, ești nebun? Cipriane, dacă toate hainele de pe el valorau mai mult de 7 lire, fac ce vrei. Dar omul, băi, un om normal. Nu înțelegeam, îți dai seama, la 16 ani să văd așa ceva, zic, bă, stai, nu-i sănătos. Da, e Răzvan, dar cum să spun eu ție, că nu-i neapărat așa, băi, tu te duci și cumperi și hainele alea care le cumperi sau așa, nu știu ce. La început zici că, de exemplu, firma, băi, vreau un Adidas, vreau un Nike, vreau un Mike, vreau nu știu ce. Să le-ai luat. Dar aia ca după aceea începi să vezi că apar acum niște firme și niște chestii care sunt mai scumpe decât astea, calitatea este la fel sau mai proastă, din tricouri, din papuci, de așa, de nu știu ce, și tu nu înțelegi ce ai plătit. Dacă plăteai un 200, un Nike, de ce ai trebuit să plătești un 400 firma nu știu care era, știi? Nu vorbim de firme aici. Erau haine rupte. Nu, dar zic așa. Eu zic așa, adică așa. Uite, vorba lui Sinăru, mașina aia face 300 de mii. Păi normal că, dacă nu mai bine. Bă, ești nebun. Da, băi, bună ai ca să iei. Cum să zic eu, ca să faci o investiție care pe tine poate să te ajute la un moment dat. Pe ăla îl ajută la un moment dat, dacă bă, cade la un necaz, dacă așa, sau poate să o lese la copiii lui, știi? Tu un BV, o nu știu ce, dacă nu e din colecție sau nu știu cum, tu n-ai cum să lești. Cât e ca ce trăsul, cu vorba lui Sinăru. L-o lua cu 40, l-o da cu 15 sau cu 5.000 sau numai ca să scăpi când aveai ce să mănânci. Asta este chestia. Ți-ai un băic de ăla cum are el? Da, da. Aia e mașină de colecție, o lești la copiii tăi și așa, nu știu ce, dacă tu ai întreținut-o, pe ăla poți să o vândă cu o sumă de ce doare capul. Înțelegi? Păi asta zic că... 5-6 milioane atunci. În 96 vorbesc. Acum 30 de ani. Păi tu, Răzvan, să zic, dau un exemplu. Dacă ai câștigat aproximativ 3-4 mii de euro pe lună, eu zic că mai bine te duci să-ți iei niște trosete la 50 de cenți. Nu, zic așa, mai bine te duci să-ți iei la o pereche de trosete la 50 de cenți decât la 5 euro. Înțelegi? Pentru că banul, dacă îl ții acolo, lasă-l să stai acolo. E indiferent că îl investești, îl investești, asta nu este problemă sau nu știu, dar lasă acolo, e o unificare dată în fiecare lună, eu am niște bani care îi pun deoparte. Înțelegi? Plătesc datoriile, nu, eu plătesc datoriile, pun niște bani deoparte și restul rămâne ce rămâne, din ăștia trăim, tată. Înțelegi? Deci eu, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, intru într-un alt cont. Dacă nu, eu nu fac asta. Eu nu fac. Adică acum ar veni dacă am acolo, nu știu ce, a, dar nu, că, nu, dacă suntem doar fericioare, nu, frate, ăștia-s banii din ăștia trăim.
Mai puteți să-i duceți smuci ceva extra sau să facem vreo combinație extra sau să știu mai știu, ba da, mai facem un spriț, mai facem o aia, mai facem aia, dar dacă nu, nu, la mine așa este. Eu dacă mă duc într-un an, într-o excursie, eu sunt cel mai fericit om. Da, da. Adevărat. Câteva zile acolo. Bine, excursie să nu înțeleagă lumea, că nu înseamnă Poiana, Brașov, Mamaia și mizerile astea unde lași 1000 de euro după 7 ore. Nu, tată, să rim și noi gardul, că de, știi ce zic. Păi, în legătură cu asta, eu am observat că la noi e mai scump, dar de ce e mai scump? Pentru că și nouă ne place când ne ducem în România, să căutăm ce mai scump, crezând că acolo chiar o să fim primiți și în servicii regești, înțelegi? Îți scrii 3 stele, 4 stele, 5 stele în România și măi, domnule, mă duc acolo că las că e bine. Nu, e un căcat, nu-i bine. E la fel cum ar fi la Ostea sau la ceva normal. Nu cred eu asta, știi? Uite, de exemplu, ai spus tu de Poiana Brașov. Eu am preferat de fiecare dată să mă duc în zona Sucevei, înțelegi, la multe zona Sucevei, am preferat să mă duc și ultimul timp când am mai fost, m-am dus tot timpul prin Sadova, înțelegi, bine, am și pe acolo steamuri mai vechi de-ai mei, vechi tari, dar m-am dus acolo și acolo m-am simțit bine. Înțelegi, și n-am plătit mult, n-am, și-am mâncat bine, am băut bine, m-am dus, adică am stat la niște oameni, cum ar veni, făceau un fel de așa ceva, dacă m-am dus dimineața, într-o dimineață m-am sculat, m-am dus, o să duc la oi. Eu mă trebuie să plec la vreo 3, n-avem top, mi-am băut cafeaua, era un românul care era, o să el duce la oi, hai că merg și eu la oi, hai la oi. Am zis la oi, ca să aduc laptele, brânză, tot, când fulgeau ciobanii sau ce era pe acolo. E, dar s-o bău vișinată, s-o cu tare, s-o cu tare. E, ce frumos, frumos. Am venit la vreo 8-9 acasă. Eram deja rupt, eram, știi? Dimineață. Păi eu zic că ai și dimineața, dacă mă întreb pe mine. O, dar normal, tu de ce? M-am plimbat, mi-am făcut. Adică, măi, m-am dus și am făcut ceva normal. Nu am intrat cu chestia asta cu, da, asta trebuie să vizitez azi, asta trebuie să fac. După ce am ajuns acasă, hai pe Petri la Rarău, la nu știu ce, unde mai vrut ăștia. Aia, dom'le, să merg, trans Rarău, trans nu știu care. Aia merg, m-am și pe acolo, și pe acolo, și pe acolo. Da, n-am zis nimic, știi? Dar după ce, de mi-a așteptat să vin apoi la pensiuni. Când am venit apoi la pensiuni, la fel, dă-i cu aia, cu aia, cu aia. Hai, să duce gaza, știi cum era gaza? Să duce gaza, bă, de acum hai, mergem la bani. Mergem la bani? Dar cum să mergem la bani? Avem încă doi băietani pe acolo, vedeam la bace, l-a rănit, l-a pus în la nu știu ce, pentru că am făcut-o și eu o dată la viața mea și nu mai aduc aminte cum, știi? Și da, un de ăsta nu iei, ba da, cum nu eu, mai e o cezacă și mai dă-i nu știu ce, și mai dă-i. Aia și bine, m-am venit seara acasă, eram așa de mulțumit, m-am luat, m-am culcat la vreo 10 seara, am dormit, știi cum? N-avem probleme cu dureri de cap sau cum mi-a fost rău, sau n-avem nicio problemă. A doua zi dimineață la fel m-am trezit, la fel cu dâns, adică încercam să fac o viață de asta care îmi place mie. Eu așa dar cred. Ia mă, Cipriane, să te duci undeva unde te simți tu bine. Înțelegi? Ăștia se duc la Mamaia, la Poiana Brașov și la astea din snobism. Bă, din prostie pură. A fost la mare în 2019, ultima dată am fost în Constanța la Mare, am fost chiar în Mamaia, am fost și am stat la un hotel de ăla sau așa, nu știu ce. A, nu mai era ce eu, am fost prima dată în 2006, când am fost eu atunci și după aceea, când am mai fost mază, când eram în România, înțelegi? A, era ce, și a fost în 2019. Și, deci, în afară pe cei mai mari, făceai bai mari și te duceai pe la restaurante, seara tot era ocupat, era pulei. N-aveai loc. N-aveai loc. Da, bă, de snob, Cipriane, că pe mine asta mă enervează. Bă, dacă ești atât de șmecher și cu bani în buzunar, dă-te în stambă la Monaco dacă ești campion. Dar acolo nu te bagă nimeni în seamă. Nu știu dacă te bagă la Monaco. Schumacher, cine te bagă în seamă?
Păi asta era, că era acolo țăbit, atunci era 1 milion bani, cum erau în 2012, era o sticlă de vin, știi? Păi fiat... Majoritatea să fie, să împingeau, strădeau de vinul ceala și ăi, așa, să uitau, tot pe telefoane, pe așa, nu știu, eu m-am dus să mănânc, să beau, cu ta eram chiar cu finul, cu finul ăștia, ei, olandii, belgeacă de asta, știi? Și ne-am dus acolo. Nu știu ce să zic. Eu am fost dezamăgit atunci. Vrei să spun fază de acum 5 ani de la Mamaia? Bă, fază reală, trăită de mine, nu minciună. Deci mă duc pe plajă, eu, soacră-mea, nevastă-mea și fiu-miu, deci 5 bucăți, da? Și ce vine, noi eram cazați la Megidia, și ce vine la fratele lui soacră-meu? Și ce vine lui soacră-mea? Hai să vedem că sunt hotelurile la Mamaia. Bă, și caută Hotel Vega. 100 de milioane pe noapte camera, bă, acum 5 ani. Zic, bă, nu se poate, zic, e o greșeală. Și îl sun pe Coco din galerie de la Farul, prietenul meu, știu pe Coco de 15 ani. Coco știau că lucrează acolo și îl sun pe Coco. Bă, Coco, hai, noroc, uite-ți la mare. M-a jurat ăla că de ce nu l-am sunat, în fine. Zic, bă, băule, uite că am citit pe internet 100 de milioane camera. Zice, da, cea mai ieșit atâta e. Zic, poftim? Acum 5 ani, atenție, deci înainte de pandemie. Era povestea asta. Da, în 2019. Auzi, în 2019, apropo de asta, dacă e vorba de cea din Vega, care e scris cu albastru sau cu verde, eu acolo ăsta. Deci fii atent, Ciprian, în 2018 e povestea, nu 19, în 18. În 2012 a fost eu la Vega acolo. Și erau, mai bune erau la ăștia, dar cum li zice, la, cum li zice ei, Răzvani, care au fruti fresh. Ăia de la Oradea. Îți frate cea Micula, da, sau și două hoteluri pe acolo. Uite acolo să vezi cât era preț. Păi fii atent, și sunt pe Coco, da? Coco lucrând acolo. Zic, bă, Coco, uite, am văzut pe internet așa și pe dincolo. Domne, zice, astea sunt cele mai ieftine. Zice, mai am o cameră, dacă vrei, dar vezi că... Zic, bă, Coco, dai cineva în hotelul în afară de tine? Ci că nu, păi e plin. Zic, mă, cum să fii atât de imbecil să plătești la Mamaia 2500 de euro, cum era pe vremea aia? O cameră pe noapte. Băi, la Mamaia, băi, Ciprian, eu am înțeles că s-a făcut la Marin miliardar, alea pe acolo în 70, bă, da, e la Mamaia, mâncate sufletul tău. Da. Bă, da. De nu poți să fii atât de nebun, că am vrut să mă cer cu Serghei odată pe tema asta. Mă, da, băi, dar omul prima dată... Ești nebun? Răzvani, omul prima dată dă banul, crezând că are nu știu ce condiții. Și în a doilea rând dă banul ca să audă alții cum a fost acolo. Păi aia e a doua. Înțelegi? Doamne, mâncări! Păi bă, dacă aș avea... Deci, Cipriane, 2500 ori 7, dacă stai 7 nopți, eu zic că mai bine stai la Bulgea la ora 3 decât 7 la Mamaia. Tu ce zici de treaba asta? Da, nu neapărat acolo. Uite, îți spun eu o altă vacanță șmecheră, unde poți să te duci, dar, da, nu știu. Malta. Mă duc anul ăsta în Malta. N-am fost, am fost în escală în Malta, dar n-am stat, n-am fost niciodată. Răzvane. Am auzit că e șmecheră rău. Malta. Capri din Italia. Prețul din Spania și Grecia, cred că 15. Cum? Zice Papito de Ibița, nu mai e șmecherie. Uite ce zice Ciprian, se duce bine Ciprian. Capri și Malta, Malta nu zice rău. Eu mai bagă Cipriane. Malta, Malta. Malta, Capri, Italia. La fel. Bun, a fost acolo. Și restul astea, Grecia, pe Spania, astea le știți voi. Asta, Malta... Unde rupe avioane cu 1500 de euro în 2 inși, stai câteva zile frumos, 1500 de euro cu tot, toată cheltuiala, în Corsica, mâncați-și gura ta. Am fost eu și mă duc și anul ăsta. Aia e chiar mecherită. Acolo se trezești dimineața să vezi tătă mare aia. Și banii aia nu știu. Cât crezi tu că costă? În euro, după tine, așa. Băi, dacă e Corsica după nume, îi spune că ai dat vreo 4-5 euro. Da? Cea mai scumpă, da. Cafea din Corsica am băut-o cu 2 euro. Cea mai scumpă. Cu 2. Cea mai scumpă, atenție.
Zic, ia uitați-vă, mă, zic, ăștia se pișe pe piața Dorobanței, ești nebun? Și, scuză-mă, dar e un pic mai frumos la Ajaccio decât la Dorobanți, dacă înțelegi ce vreau să zic. Un pic mai, nu mult, un pic mai frumos. Eu am mai vorbit cu Sidorul. Eu am mai vorbit cu Sidorul pe live-uri la dânsul și așa, zice, băi, sunt locuri în Europa asta, uite, sau ai ca să spun ceva, în Croația, pe coasta dalmatică, să te duci acolo, la fel, ieftin, cu tare, cu tare. Prins și hotelul de alea comuniști, cu avut și comunismul, pula mea, așa, nu știi, dar prins acum șastea noi care sunt duce. Băi, sunt locuri în Europa asta, unde îți faci o vacanță, ultra, ale, îți bași pula dacă îți mai vii și mai turnează, nici dacă nu vrei să-ți cauți din muncă pe acolo, știi? Ei, eu am fost în Capri, în Italia, se servea vinul, se servea cu tare. Băi, vrem să lucrez acum pe acolo și a dat din nou pe acolo jos. Băi, aici se lucrează 18-20 de ori pe zi în turismul ăsta în Horeca. N-ai, lasă, stai liniștit, du-te înapoi la tine acolo, vezi, dacă știi, bine, stai, vezi treaba ta. Băi, frate, meserii, băi, sunt țări și orașe și stațiuni și așa, care îți faci vacanța lejeră. Sinerul cică la Moscova. Sinere, ai să râzi, dar am auzit că e ce trebuie la Moscova. Eu n-am fost niciodată, dar am auzit că e ce trebuie. Moscova. Băi, la Moscova da, dar la Moscova nu e dus cu familia, pentru că n-ai ce să faci. Adică mă refer cu, cum am eu două fete, una de 5 și una de 8. Adică n-ai ce faci acolo pentru dânsi, știi? N-ai ce să... Dar așa ca să te duci pe shopping, pe mâncat, pe băutură, numai tot cu nevastă sau așa, în un weekend de plecat, ai avut vineri când ai venit și te-ai întors duminică sau luni, da, e altceva, dar așa ca să stai o săptămână, că vreau să stau o săptămână, de altă vreau să stau o săptămână. Mă duc să vizitez, mă duc să plim, mă plim, mă cutare, să fac bai, să mă simt bine, să cutare, adică înțelegi tu? Ai, mamă, totul altceva. Mamă, în Petersburg, să mă bată mama sinere, dacă îți povestesc cât de prost am fost, mă scuip și tu și Ciprian. Am un ia zi, tată, că cu sigur e costul mă lucre acolo. Nu, n-am fost în Rusia niciodată. Fii atent, vecinul de peste ușă de la mine din bloc, de vârstă cu mine. Bă, și nu știu cum dracu să mut, ăsta lucrează în dale, e arhitect cu construcții, cu alea, cu poduri, cu nenorociri. Și mă întâlnesc cu el într-o iarnă. Venise acasă. Bă, Răzvane, ce mai fă, bă, răducule? Uite așa, zic, unde ești? Că nu te-am mai văzut. La San Petersburg. Când vii la mine? Bă, doi ani s-a rugat ăla de mine să mă duc. Bă, vină la mine că nu te costă nimic, că stai, că te duc, că ermitaj, că meciuri, că pe dracu să... Prostuzi, lasă-mă că avem noi timp. Și zic, hai mă, vorbesc cu nevastă, mi-a zis, hai mă să mergem la Petersburg, la Radu. Și zic, bă, Radule, cât mai stai la Petersburg? Păi zice, am plecat un an. Zic, bravo, mâncați, ești gura. E vinovată la sau eu, că eu zic că eu. Eu zic că tu, eu ți-am mai spus, zic, că vrei să vii aici, mergem, vorbim, stabilim. Înainte ia să lucidor și zic și ții, băi, vii înainte, stabilim cum sunt eu liber, un weekend de ăsta așa, vinit, trage o fugă și iese de văzut pe Belgea, frate. E, te ducă niște locuri de... M-a luat tremurat. Prost am fost, bă, că nu m-am gândit. Uite Germania, de la Köln, de la Köln la Düsseldorf, să mergi, că la Köln jucăm cu cine jucăm, știi, la europeni. Parcă cu Belgia. De la Köln la Düsseldorf mergi cu vaporașul, 50 de euro de persoană. Înțelegi? La frumos, să vezi, să vezi ca un fel de mini croazieră, de cutare, cutare, pac, pac, pac. Alt talent, păi da. Ajungi, sau uite, de aici, din Belgia, de la Namur, te duci până la Paris, la fel cu vaporașul. 60 de euro, faci o zi. Adică pleci dimineața și ajungea 20 dimineața. Dar la fel, să vezi frumos, cu cât intri pe sien, sunt locuri în Europa asta, dacă îți place să mergi să le vizitezi și, cum îi spui, nu trebuie cu bani mult. Nu neapărat trebuie să duci, gata, să primim la vaporaș, pe vaporașul ăsta, trebuie să beau eu vin. Nu, dacă nu, adică dacă ai bani limitați, nu neapărat trebuie să bei vin sau așa. Poți să ieși o apă și să stai liniștit. Să vezi că te duci și te plimbi. Mamă, te iau un somn. Aulea, ultra. Să vezi când ajungi la Paris, așa, pe bună. Nu m-a chemat la mișto. Nu, chiar m-a chemat pe bune, bă.
Chiar m-a chemat pe bune. Mamă, și acum mă blestem cât de prost am fost când m-am dus. Eu te-am spus, eu vară, eu te aștept că tu stai la, dacă te duci la meciul BMJ, e la 2 ore de mine, știi? Eu mă duc la Chilia în Port, unde dracu să mă duc, ești nebun? Da, eu te-am spus. Eu duc la vară la meciul BMJ, care îl faci cu România, ești invitatul meu la mine, eu te aștept. Stai weekend, nu-i problemă că atunci când se joacă, meu și eu. Adică să fac și eu cu liberile și merge, ți-am zis, merge și aici. Vorbim, dar ți-am spus. Dacă te-am dus la... În Bruș să vezi la fel, Bruhei, cum e numirea oficială, în Bruș să vezi la fel. Dacă am fost și n-am crezut înainte să o văd că e ceva senzațional, vă plișați pe voi de râs. În Andorra, am mâncat v-aș gura voastră. Mamă, mamă! Acolo e altceva. Acolo poți să-ți găsești din muncă jumătate de oră, știi, nu? Cum? Acolo îți găsești din muncă jumătate de oră. Păi nu știu, că pe mine mă încurcau prețurile. De ce? Pentru că aveam senzația că cu 500 de euro pot să cumpăr orice magazin. Acolo îți găsești chirii și tot în jumătate de oră. Păi cred. Sau în Luxemburg. Mie mi-a părut rău când am ales în Luxemburg. Acum Luxemburg e departe de mine. Nu mai pot. Fetele sunt la școală aici. Ca să le mai mut acolo. Mi-e pare rău acum din Luxemburg. Nu turistic. Eu mă refer că prima dată, că dacă eram acum pe Luxemburg, eram de ăla cu ceasul Rolex la mână. Da, păi te cred în stare. Băi, dar să tranzitau din Germania pe partea asta la altă, înțelegi, la Luxemburg, ceasuri de te durea capul, băi. Dacă înțelegi ce fel de ceasuri. De Rolex, ba, am bă, dacă mai spui 3-4 firme, mă încurci. Nu mă pricep. Dar chiar crezi, să transferau ceasuri dintr-o parte în alta. Hai, stai acolo, prețul la benzină, gratuit transportul comun. Meserii, băi, băi, știi cum e acolo, trăiești într-o viață. Pentru mine transportul în comun e gratuit aproape peste tot pe unde mă duc, adică nu fac griji. Băi, asta da, eu n-am nimic împotrivă, dar eu zic așa, acolo, prețul la benzină, acolo n-ai TVA, nu plătești TVA. Înțelegi? Bine, dacă mă duc cu nevastă, nu plătești TVA. Nu vreau să mă fac de căcat, înțelegi? Vezi prețul în România la benzină, motorină și să-l vezi acolo, cât e prețul Luxemburg. Luxemburg e viață, băi. Luxemburg e viață. Sunt unele chestii care au avut dreptate sineroasă în emisiune. Băi, când prins trenul ăla care trebuie să-l prins, ia-l, frate, și pute-l și drege-l și ia pe-l. N-am vrut Luxemburg, am vrut bil de partea flamandă. Nu zic că e rău, hai, Doamne ferește. Dar tot, gândul tot la Luxemburg. Ai fost măcar? A? Ai fost acolo măcar? Da, am fost, pentru că am fost în partea din jos, acolo unde aproape se ajunge la șașa, a trecut și partea slavă, am fost în Bastonie. Înțelegi, unde este un muzeu cu primul război mondial, pe aici, pe Belgia, pe așa, pe așa, nu știu ce, și am trecut și partea cealaltă. Am văzut cam despre ce-i vorba. Adică eu am mersă-i, Belgia asta eu am mersă-i. Și când era așa, uite, de exemplu, am fost în Franța la Paris, dar înainte, când prima dată am fost în Franța la Paris, băi, am trecut pe lângă Verdun. Băi, o fi ăla, nu fi ăla. Băi, a doua oară, să vezi că prima dată am spus socul, știi? Și eram și noi, a doua oară când am venit cu mine, trebuie, hai să mergem. Hai să mergem, fac 4 ore până acum, ceva să mergem. A doua oară când am mers acolo la Paris, am zis, băi, hai să oprim. Și am fost și acolo. La Verdun, acolo. Sunt chestii care ai voie unde să intri, ai voie unde să nu intri. Sunt câmpuri care nu ai voie să cauți pe acolo. Explodezi, sare în aer. Și acolo radiațiile de la bombele astea care le-au dat și care mai sunt pe pământ, cum îi zice, cu gaz, cu băi. Deci e acolo. Băi, sati întregi, te uiți la dânsele, le vezi în lemnite, casă, restaurante, cum e restaurant? E crâșme, cum era pe timpul, că m-a fost în chiar război. Dai voi să intri. Te duci, vizitezi dintr-o parte în alta, după aceea duci. După aceea urci prin Somă, unde a fost bătălia cea, o s-a bătut aia, că a fost la fel ca Chiori,
Bă, ce ajunge Paris? Să vezi Parisul noaptea. Ai văzut Parisul noaptea? Nu l-am văzut nici ziua, da, păi noaptea. Nici din avion nu l-am văzut. Sara, când se aprind luminile pe Champs-Élysées și alea de la turnul Eiffel, băi, e o senzație de aia că încep să câplească tot, să aprinde tot turnul Eiffel. Băi, frate, îți dau așa o stare, știi cum? Mamă! E mai ceva fenomenal. La mine pe live-ul trecut, și că, domne, dar mergi la Euro. Zic, eu nu pot să ajung la Giurgiu, ești nebun la cap și tu mă trimiți pe Champs-Élysées la Euro, așa faci și tu. Tu mă trimiți să se aprindă, să se aprindă pe dracu, să mă ia. Să mergi pe Champs-Élysées, Războaie, și să vezi țara, toată strada aceea, cât e bulevardul, cum ar fi acum, cum era înainte Victoria Socialistului, cum s-ar chema acum București? Republica Socialismului? Da. Ia aia cu fântânile, stai așa. Victorie, cum s-ar spune București? Nu Victorie, mă, ce ești nebun? Stai să mă gândesc. Bardini la Casa Poporului, partea cealaltă, știi? Da, mă, de la Casa Poporului, vezi prin Casa Poporului. Ei, dar vezi că s-a prins toate cele și toate cafenele de cele buiesc și buiesc și cu tare. Ba, bă, și că vezi la fiecare centimetru pătrat mașini de la 3, 4, 500, 600 de mii de euro. Ba, bă, ce e acolo? Ăla de pleacă din Constituție. Dai ca buiesc? Cum se cheamă? Păi da, și cum îl dai și-l faci tot, înțelegi? Asta eu spun pe timp de noapte. Îl faci tot și când dai să ieși Marlin din Paris, ieși pe tunelul Licelea, știi? Și ai pe partea stângă și pe partea dreaptă, înainte de a ieși din tunelul, ai zgârinori aia, ca de zici, parchești în New York, pula mea. Da, ce vorbești? Nu știu dacă n-am călcat în Paris în viața mea, ești nebun. Dar pe timp de zi se spun Răzvani, le ai pe toate, dacă o iei la Notre Dame și te duci acolo, până dincolo de Versailles, de așa, de nu știu ce. Stai vorbește. Stai că m-ai panicat că nu știu cum se cheamă bulevardul ăla în București, că nu vine în cap. Era Victoria Socialistului din Dunia, că după asta le-a făcut ce ușească, după Champs-Élysées. Deci, cum, ei, ai Casa Poporului în față și tu vii spre Casa Poporului. Da, cum îi spune, că am fost acolo vreodată. La Casa Poporului e Piața Constituției, așa se numește ea, dar nu știu cum se cheamă bulevardul. Da! Îmi spui Sinărul, că Sinărul București. Nu le vardă Unirii, asta Sinărul, bravo, tac, e cu frate. Nu e Unirii, băi, nu cred că e Unirii. Altfel se cheamă. Mari, băi, vin dintr-o parte și în față ți apare așa Casa Poporului. În fin. Să vezi pe timp de zi, când te duci frumos, să vezi Notre Dame. Mai mergi. Jandarmerie Națională. Aia e altceva. Pe partea ceilalți, cum îi zici? Am văzut-o și aia. Pe partea ceilalți am zis cu pictori care pictează, cărți, care vinde, care face, care cumpără. Pictura și jandarmeria se împreunează la un moment dat. Cine? Da, se împreunează. Da. Știi de ce? Că tot piste stradă, că doar dacă e așa cam la 20 de metri piste stradă de Jandarmerie Națională, e spodurile cu lăcățelii, știi? Adică lăcățelii cele care ne pun în drăgostiță. Adică dacă îți uiți... Splaiul Independenței, bă, splaiul e. Așa, tata, așa. Nu se referă Ciprian, gata, splaiul. Splaiul mâncă... După aceea mai ai, cum îi zice, ai Luvru. Ai Luvru și vezi lumea că stă acolo mâncați așa la rânduri. Păi, după aceea ai un parc. La Luvru a stat și eu. Ce vrei tu? La Luvru? Da. Hai să-ți dau muța acasă. Hai. Ar fi o șmecherie să facem o excursie de asta în mai mulți într-o de asta. Mamă, cred că are și o caterincă grea de tot. Cine, domnule? Și lângă... Și ai cafenelele cele, și la cafenele am fost acolo.
și am luat ce am băut. Sinere, n-am locuit în viața mea pe Unirii, să mă bată mama dacă am stat vreodată acolo. Și acolo când te duce Răzvanii la cafenelile alea, tu trebuie să fii atent, adică așa, ce fel de vin îți iei. Înțelegi? A, da! Sunt convins. Eu am luat un vin, care mi-a adus la el cașcaval, cu buleț, cu chibion în ele. Și nu l-ai luat pe ăla la bătaie, zic, pleacă dracu cu cașcavalul tău. Nu, că i-ați dat de ce, și v-a spus, uitați-vă și citiți pe sticlă, am vorbit în engleză. Uitați-vă și citiți pe sticlă. Dar de pe sticlă și v-a spus, se poate servi cu cască, așa că nu știu ce, știi? Și îți vine cu o tipsie de asta așa și o pune acolo. Tu nu știi pentru ce, eu prima dată am crezut că e scrumiera, știi? Dar nu era scrumiera. Acolo trebuie să-i pui lui bacșișul. Și nu i-ai zis că la noi la ea se bea vinul și cu siringa, nu i-ai spus, se bagă direct. Am avut o sticlă de vin, mai era cu mătru de mea și am avut o sticlă de vin atât. Altceva mă mâncați așa. Onic, trebuie să mergem înapoi și mai era de așa, nu știu ce, a stat înainte de a pleca, hai să mai stăm la un pic de vin. A mers peste tot, am zis, Louvre, toate. Știu Parisul, de trei ori a fost. Dacă știa engleză, if you want to be my friend, take my pura in your hand, și înțelegea omul. Nu, l-am întrebat, do you want to play barbut? Înțelegi? Nu. No. Și pe aceea am urcat în mod martă. În mod martă, urci sus, după aceea urmează Sacré-Cœur. La Sacré-Cœur este mănăstirea care vezi tot Parisul, știi? Înțelegi? Acolo am urmărță. Ce vorbești, da. Bă, de la Iași la Sacré-Cœur să moară viața mea? Ei vezi, bă, păi ce am fost, a fost Moldoveanu. M-am dus Răzvanii. Ei, și eu acum, Cipriane, după tot ce povestești tu acum, eu zic că ai venit și mai câștigat decât la Mamaia, nu? Mă gândesc eu. Asta, da. Este? Eu am băgat mulți bani, i-am dat pe excursii de este, știi, ca să mă duc să văd, să așa, nu știu ce, mulți. Cu astea rămâi în viață, așa gândesc eu cel puțin, nu știu, poate gândesc greșit. Auzi, dar nu mai ascultă cineva pe live-ul ăsta, că în afară de sinărul să moară 2-3, dacă mai e cineva. Ei, suntem eu tu și cu sinărul, de ce e interesant? Și ce-o vine și ciobii, tot o moară cu dos. Hai că am mai stricat un live, că și la Bamse, când intru, pleacă lumea pe capete. Ei, dacă la mine e 11 ceasul, la, în România e 12, nu? Sunt lumea la culcare, nu? Și să urci până sus la turnul Eiffel, te costă 35, așa era, 35 de euro de persoană, știi? Și am urcat până sus. Frumos. Ultra. Zic că te auzi. Ai, mamă, știi ce era acolo? Vezi tot, să vezi Sena, să vezi aia, să vezi nebă. Frumos, ce e să bă. Și după aceea ne-a mai zis. Iar mă bucur că faci chestii de-astea, fără mișto, mă jur. O, dar am fost și cât am văzut Europa asta? Sâmbătă am în plan să mă duc la Amsterdam. Deci două ore dimineață. Nu. Mă duc cu niciodată și nici nu sunt de acord cu așa ceva. Nu mă duc cu fiecare și cu nevastă pentru că suntem liberi. Am fost la, cum îi zice, în Olanda, la fel am fost în Olanda, la Efteling. Efteling e un fel de Disneyland, la o scară mai mică, dar nu chiar așa de mic. Băi, să te dai în toate teribobile cerea, să vezi toate astea care sunt 3D sau așa, nu știu. Nu-i scump, tot la fel, vreo 30-40 de euro de persoană. Nu-i scump, băi, omule. Două zile trebuie ca să le faci toate. Sara, cu cazare, acolo, cu... Serios, e... Dar eu oricum pe unde am fost eu pisit, tot eu nu pot să stau seara acolo, știi, trebuie să mă întorc acasă, mai prefer să mă duc a doua zi încă o dată. Nu pot să stau, nu pot, dacă stau și acasă. Și pierdă cât faci de la tine până am să dau? Două ori jumătate. Ma. De ce ma? Păi e mai aproape de Căcălaciu, de București, ești nebun? Da, ce scol la șase, îți bei cafeaua.
faci sandwich-uri pe drum, pentru drum, să scoală prietenii, adică copiii, îi dai să mănânci, pac, 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 și o luăm frumos, gata, v-ați pișat, v-ați putare, v-ați tare, gata, îi dai drumul la drum. Îi dai drumul, de v-ați pe șofer, șofer, îi dai drumul până acolo. Ți-ai găsit parcare, plăti parcare pentru o zi întreagă, face o iei la pas. Ajungi, la vreo 10-11, ajungi acolo. Așa o iei la pas. Ce vrei să-ți vizitezi? Adică unde vrei tu, ce obiectiv ți-ai pus, că îți pui adresă, știi? Te-ai dus acolo, pac, pe GPS, așa, te-ai luat, ți-ai vizitat, îți faci, de exemplu, dacă mă duc la Amsterdam, dar la prânzul meu, masa undeva, mai am ceva de vizitat și seara, pe la vreo 6-7, dar am fost în Hent, am fost. La Castelli, am trimis lui Daniel și lui Sidru, ne-am trimis poză, filmuleț. E, și acolo, cu audiobook de ăla, care cu tare, așa, nu știu ce, frumos, și acolo, la fel, stat la terasă, la... Frumos ei sunt, băi, Europa asta e plină de meșanii, nu trebuie. Ce să fac la Bujara Arab? Nu zic când mă aduce, dar ce să fac acolo, că acolo e prea caldă. Păi dai ce fac, să stau în hotel pe timp de zi, ești nebun la cap, sau știți, să fac baie la picin, ca să mă zic, dau bani acolo, ca să zic, un răzvan, ea ca răzvan a fost acolo. Nu, adică tu trebuie să te duci, băi, când ești turist, băi, când ești turist, tu trebuie să-l faci la picioare. Orice vrei să vizitezi, trebuie să faci la picioare. Dacă nu poți să-l faci la picioare, nu mi-ai zis. Referitor la cazare, la prețul alea, de-aia ți-am dat exemplu, că nici eu nu m-aș duce acolo, ferească Dumnezeu. Băi, la cazare, la prețuri, da, da. Eu nu m-am sunt să bine, când m-am dus. Știu unde vrem să... Da, bă, bine, ce peste 2 ani, dacă ne calificăm în Mexic, mâncați aș gura ta. Tu îți dai seama să cobor cu rogozia din avion la Guadalajara când îmi pușcă ea? Da, pe rogozia de las, scobori. Da. Alea de la doamnă. Tu ai simțit răzvan, tu ai mers cu avionul de multe ori. Ai simțit vreodată chestia aceea că s-ar putea să te oprească? Da, am și pățit-o, nu că am simțit, da. Eu n-am pățit-o, dar chestia am simțit-o. De fiecare dată, când aproape când am ajuns în România. Când am ajuns în România, de fiecare dată am pățit-o așa. Nu, în Anglia am pățit. Mi-a zis ăla că e când mă întorceam acasă, n-am venit de multe ori, am vreo 4 ori venit acasă, dar de fiecare dată era chestia că, băi, acum cred că mă ia, mă ridic. Nu mă, în Anglia am pățit. Mi-a zis un domnul buletinul fals. Zic, ai 5 minute să-mi dovedești. Păi nu poți să-ți dovedesc. Păi atunci dăm buletinul, că eu intru în țară, păi n-ai voie. Zic, băi, trebuie să-mi dovedești că e fals, că dacă nu intru, ești cretin. Și eram cu Tranchino și cu Târțău, ăia doi au trecut și oru. Și ăia îmi făceau din partea asta, de la graniță. Oh, nu mai muie, nu mai dăream de deau. Zic, futu-vă în gură, stai așa că vă arăt eu. Păi dar sunt la fața omului și de asta te iau, ei. Dacă poți să crezi că eu eram cel mai frumos din această tripletă, nu mă crezi niciodată. Da, nu, nu-i cunosc pe băieți, de ce să vorbesc? De ce îți vorbesc, Aurea? Nu-i cunosc pe băieți, ce îți vorbesc, Aurea? Mamă! Dar să știi că Franța nu mi-a plăcut deloc. Nu-mi place Franța. Domnule, în Franța am fost Franța. În escală la Bordeaux, am stat vreo 4 ore pe oraș. Nu pot să zic nici că mi-a plăcut, nici că nu, ceva pe la mijloc. Mă așteptam la ceva mult mai rău, asta e clar. Da, bă, Sinăre, să mă pună pe genunchi pe acolo. Băi, Sinăre, vezi că o trecut jumătate de oră, spun link-ul de stream. Hai să intru leacă cu mine și cu Răzvan. Mai degrabă, hai ca să spun sincer, nu că așa, mai degrabă prefer Belgia sau Germania. Serios, dacă nu. Nu știu, da, și limba, poate că vorbesc și limba sau așa, dar nu mai place Franța. Franța cu orașele mari sau așa, nu mai place. Nu, nu e... că n-am fost. Valul ăsta de imigranți sau așa, e sigur. Italia la fel o devenit de sigură, nu e... Belgia, Germania îmi place,
Și s-a zis, încerc în vară, încerc cu alta. Vrei să-ți dau o probă de șmecherie pe turism? O să zici că sunt nebun. Zi. Cracovia. Oi, am, cum îi zici, colegii polonezi care recomandă așa ceva. Eu am zis că să mă duc la Auschwitz, știi? Și mi-a recomandat și ghidul, mă costă și, adică, toate, am vorbit așa, toate mă costă ceva, banii, să-mi iau ghidul meu, să-mi iau așa, să-mi iau care. Am vorbit, nu, am colegii polonezi care ies la fel, că ni se țâcă să fim este europeni, înțelegi? Și parcă altfel ne înțelegem. Băi, parcă altfel ne înțelegem, înțelegi? Nu știu, băi, ce ești, băi, ești polonez, ești român. Și altfel ne înțelegem. Orașul în sine e frumos. Păi da, eu știu că orașul în sine e frumos, că mi-au povestit ei din Cracovia sau așa, și sunt mulți să duc pe partea aceea. Pentru că hai ca să luăm o leacă așa. Uitați o leacă Slovenia, dau un exemplu, da? Slovenia e luată acum, cum ar veni ca un fel tot din Bucovină. Ce e? De asta și, uite acum, uite, bună seara, Sinăru, te ascultăm. Ai noroc, Răzvane, salut. Ai noroc, Adi. Ce faceți, bă, plimbăreților? Ce vorbești, bă, cu Cracovia? Vorbim și noi, visăm. Te-a oprit aia în Anglia acolo, Răzvane, a? Cum? Te-a oprit aia în Anglia. Da, mă, ce prost era ăla, bă, mâncate. Băiatul de origine asiatică, știi ce zic? Chinez. Nu. Corean. Nu, fost colonialist. Aha, ok. Că nu vreau să-i stric live omului. Da, domnule, da. Și zic că Durela ai văzut o să-mi spui mie în Europa că nu, că e buletinul fars. Luați ce-am țipat. Tu ce-am făcut acolo la aeroport? Ferească Dumnezeu. Zic, bă, păi, tu știi unde e țara asta pe hartă? Iarătă și mie unde e România pe hartă. Mie. Marș adu șeful de la spionaj de aici. Dă-te morții, mătii, de jegos. Și l-am trimis și a venit șeful. Șeful, exact fotbalistul Paul Scholes. 1-1 era acolo. Zic, mamă, trebuie să vezi ăsta ce-i fac. Că la care e problema? Zic, domne, mi-a zis tovarășul ăsta că am buletinul fals. Păi, la care ăla? Că înseamnă că așa e, da? Zic, hai cu mine, să-mi dovedești și mie că e fals. Dar zic, merg cu tine. S-a uitat. Păi nu pare fals. Aha. I-am luat ăla din mână și am trecut pe lângă el. Am început ăla. Zic, trage mă să-ți trăiască familie. Cu ce să tragă? Cu bricheta? Că n-avea cu ce să tragă, dacă ai idee. Zic, bă, sunt mai proști ca mine, mă. N-am mai zis la nimic, îți dai seama. Îți dai seama cât de prost sunt băiatii. Ce vrei, mă? Mai fac și abuzuri, mai dă imbalamul de aici. La aeroportul Stansted. Dau importanță. Mi s-a întâmplat la Stansted, dar am zis că nu mai calc acolo câte zile am la Stansted ăla. Dar tu te duceai cu meciurile, cu astea, cu echipa, a? Eu mă duceam la fratele lui Tranchiro, că a doua zi să plecă la Belfast, bineînțeles. Aha. Dar nu s-a prins ăla, n-a făcut legătura, știa ăla de meci de la Belfast, căcat. Că nu eram simpli cetățeni, fără darea pe noi, adică eram oameni normali. I s-a părut lui Raș Capur ăla, că era fals al meu. Pleacă, dracu, și tu știi de falsuri, pici. Sinele, îți recomand să mergi cu mine undeva, ne arestează pe amândoi. Asta e clar. Dar de ce să reziste să-l arestezi? Că se nu el e cu mință ăla, dar el e băie cu mică acolo, nu e chestul. În aeroport la Bruxelles, la tine acolo, dacă chiar vrei să spun. Dă-i dracului de prost. Ei, popor mai prost ca belgeanul. Și sunt din partea flamandă, n-ați să vedeți voi nici într-o mii de ani. Aolo. Că dai de un prost, băi, tată, că dai de un prost, ai ținării, e cel mai bine să spui, știi cum e vorba aceea, taci, lasă-l să fie, că dacă ai dat și l-ai stârnit, mamă, mă pun la o dăm prostia lui, știi cum? Fai, ferea, eu am fost după atentatul acela care a fost atunci așa, eu am fost în România, băi, mi-au controlat gențele, mi-au controlat tot. Și la un moment dat, o fluierat, eu mă ducea spre, cum îi zice, spre avion, așa, o lua și o fluierat. Eu m-am oprit, am crezut că fluier la mine, dar o fluierat la altcineva, știi? Și o să dar ce te-ai oprit?
Fizica cred că e fluierat la mine. A, înseamnă că știu ai. El și pe el. Și-au venit doi de cele care au de cele niște armii, au niște M16 de alea, știi? Nu-s ca echipa, eu îl cunosc pe AK-47 a noastră, eu îl cunosc, pe cele cu M16, de cele nu îl cunosc. Iar, și-au venit de cea facă brăcață de uniform militar, iar, și-au dus acolo, fizic, eu am stat acolo ca să da, că nu știu ce. Iar, să nu, și-au dus acolo într-o cameră, așa, nu știu ce, s-o luat și-o căutat încă o dată, așa, nu știu ce, iar pune-le înapoi, nu-ți mai echid ideata, știi cum îți stăte, ca prin cele. Popor mai prost ca belgeanul pe parte flamandă, dacă pleci pe Zaventem, mamă, mai bine stai liniștit. Dacă pleci pe Șarleroi Nordic, acolo pleacă toți, toate leprele lumii, tunisieni, marocani, adică acolo nu e problemă. Dar pe Zaventem, dacă dai de proști ăștia de flamanzi, terească Dumnezeu, dai treabă. Bă, pula, dacă nu, nu te piși decât cu cardul. Știi ce înseamnă să te piși cu cardul? Pui nu. Cardul. Aha. Hai, pui cardul. Și dacă n-ai cardul și cardul cea la în joa aceea nu merge sau nu-i merge lui sistemul, te piși pe tine și pui cardul, îți duci unul, mai pui odată cardul, mai duci unul, spui, hai de ce, schipșăm lea, hai de ce, schipșăm totul odată, că pula mea, că nu ne mai iau ăștia, nu ne mai, pula mea, nu-i mai pute nimic. Nu, să nu, raziști? Nu, popor mai fost ca flamat, nu dai să des. El când nu era, eu a rămas pe loc. Pula de. Tu învățat de România. Dar tu să fii incidere. Eu am rămas pe loc. A, hai ceva, hai cu noi, hai cu noi. Și-au venit de aceea răpii. Au făcut vreo 2-3 bani de alea. S-au dat peste cap tot cu arma aceea. Așa. O, nebuni, m-au stat. Hai, hai, gata, m-au luat acolo. M-au așa, m-au controlat. S-a uitat. Era după exact, poate, tot, de 2014. Și? Ia, uite, așa, așa, așa. N-am, domnule, n-am, nu știu, nu cunosc, nu, ce trebuie, zic, cum era omul ăsta pe loc, azi trebuie să stăm toți. Dai, nu am, s-a uitat, picutare, picutare, vă rog să așteptați o leacă acolo. Eu am venit una, și asta e chestia, bărbață flamază, e-s proști oricum, femeile flamande, e-s proaste de bumuri, își au autoritate întrânsele, dacă dai de una, zici că să-mi bag pula dacă nu-s femeile lui Hitler ăla, băi. Țipă, urlă, se exteriorizează, îs neputute. Ce ați spune că ea este vegană, da? Ea spune, auzi. Și nu este dar eu nu am... Băi, Răzvane, dar eu nu am întrebat-o dacă ce mănâncă ea sau nu știu ce. I-am întrebat dacă am probleme cu așa ceva. Zic, nu, de ce? În gândul meu, poți să mănânci la salată cât mai vrei tu. Și la noi sunt chestiile. Da, o trebuiește-te din partea noastră, dă-te în gura. Auzi, dar păi sunt... Păi și-o zis, te duci în România și-a spus, da, mă duc în România, am uitat aici, am avut probleme în familie și trebuie să mă duc. De ce? E aproape de necesc cineva și trebuie să mă duc. Dar soția? Soția e acasă aici. Aici sau în Belgia? Păi dacă am spus aici, să am cheie aici. Este, ea este polițistă și ea țipă. Păi tu știi ce isterici sunt? Dacă te iei și cazi în jocul lor, auleu, ținere, e ce spun să se mă apără la zi, da, te duci la, la prânaie și poate oricum îți dă drumul a doua zi, că n-ai făcut nimic. Dar ea și-a făcut joc. Eu am avut ceva de rezolvat. Ea când o începe este explicit câte acte are ea, nu mai bine taci și o ascult. Corect. Asta am făcut eu când am văzut-o așa. Să ne facem o echipă frumoasă să ne deplasăm în zonă, că prea... Deplasați-vă voi, dar vedeți că este una, două, până la urmă, așa, sunt pe partea dreaptă, pe pistol și la tot timpul capsa scoasă. Eu nu mă bag la așa ceva, eu știu care... Oamenii care cu capsa scoasă, Răzvane, oamenii cu capsa scoasă, care au la pistol, eu am văzut și pe unde am lucrat eu, sunt oamenii care trag de la șol. Înțelegi? Așa că nu mă bag. Cine dracu să ia, mă, buză de iepure? Cine dracu să ia? Da, ui, tu știi ce proces? Mai bine, lasă-i, lasă-i să vorbească, răspunde la întrebări, nu te certa, nu așa, s-o dat, nu așa, ce? Lasă-l, du-te, tu ai viața ta, tu ești liber, tu ai universul tău, lumea ta, lasă-i, lasă-i, că nu, 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 nu. Proștia asta e nasul. Eu ți-am spus, dacă dai de o neputută de asta,
Oare mama, dacă nu, acolo îmbătrânești în aeroport, vrei să fii ca filmul ăla cu Tom Hanks? Fii bun de sideru, să mor de timid. Am trecut, am nu știu ce. Zi, tata. În orice film jucăm, băi. Auzi, da, așa se comportă cu orice sau cu oricine sau cu românii? Da, cu... da, da. Deci nu este chestia, nu, aici nu e vorba de rasism sau de că... Ba, are nicio treabă, rasism sau... Da, ești tu, nu știu ce naționalitate sau... Nu, nu, nu. Dacă îi dai de unul din ăsta care i s-a părut cumva, și dacă nu ești cum vrea el, pe răspunsuri, pe așa, mai bine... Îți spun eu. Gata, nu mai venim, Cipriane, că ne-ai convins. Gata, nu ne trebuie. Nu, dacă vii pe Charleroi, pe Charleroi e ok. Charleroi e un fel de așa, înțelegi? Ia și bea mișto aeroportul ca pe Charleroi. Nu ți-am povestit că am avut escală la Charleroi? Acolo sunt ok, oameni. Nu ne trebuie Belgia, gata. Ne eu... altă țară, gata. Eu, de ce crezi? Eu aș putea să iau pe Eindhoven, Pizaventem și Charleroi, bilete spre Iași, sau cum m-am dus prin București astă vară. Eu am luat pe Charleroi, eu nu mai am luat pe alte două, înțelegi? Ești, nu mă gândesc, nu-mi trebuie, mulțumesc frumos, nu mănânc. Și mai aproape, că-s 40 km, știi? Dar nu, mă, mai bine prefer să merg două ore, plătesc taxiul cât nu faci biletul de avion, dar mai bine mă duc acolo și stau liniștit. Când îs marocani, îs cu tare, cu tare de-a noștri, bulgari, români, de-a noștri, balcani, ce știi? Da, e haos când la așa, când așa, acolo, face, da. E ce trebuie. Ei, vezi? Ei, când te duci, du-te pe Zaventem să-i vezi. Moară mama, dacă nu, zici că să-mi bat pula, dacă nu, e pe nu. Nu, Zaventem nu-mi place. Nu-mi place Zaventem. Te-i put în gură, să-l dau la mui. Te iei acolo. Nu ne place, gata. Băi, sinele, dar tu n-ai mai excursii de-astea extravagante efectuate până la ora asta? Nu prea fac eu de-astea, eu sunt aici, pe zonă mai mult. Nu fără prea mișto. Sunt. Da, da, serios, sunt pe zonă. Nu-ți place sau nu? Nu mă împac cu avionul. Neam. A, nu te urci, am înțeles. Nu mă urc să fut. Nu mă urc în pasărea de fier, nici picat cu ceară. N-ai fost niciodată? N-a fost niciodată și nici nu intenționez. A, am înțeles. Deci la tine panica de avion e problema. Mamă, dracu mă, ia, să nu-l văd. Ești nebun. Băi, nici eu nu mă simt bine. Eu cel mai mult cu avionul am mers 4 ore de la Barcelona la București. Sunt mulți care nu se simt. Am lăsat pe scaunele alea. Înțelegi? Și la Belgrad, cred, v-am povestit 200 de ori ce am făcut pe aeroport la autopeni, că n-am vrut să mă urc în avion. Adică erau, și tu ai... Zic, eu nu mă urc în așa. Am înțeles, zic, am înțeles, da. Nu, domnule, da, mă, zic, da, mă, eu sunt convins, dar mai mâine încolo. Și unde, fii atent, la ce am vrut să renunț? La meci Steaua Roșie Belgrad cu Partizan. Aha. La aia mă duceam. Când am văzut avionul, i-am spus ustuiar de zaia, zic, băi, tanti, uite că e treaba. Fiul meu e acasă, cu socră mea și cu soacră mea și are 3 luni. Vreau să mă vadă și să-l duc și eu, măcar la școală, în prima zi, și după aia mai vedem noi. Râdea era pe jos. Păi de ce nu-l duci? Păi zic că ăsta l-a ajunge la Belgrad avionul ăsta în viața lui, ești nebun? Și ce crezi? Aici ai ajutate că într-adevăr toate râșițele astea care o ard cu Wizz-ul, cu Ryanair-ul și cu așa, nu, într-adevăr nu, tarom, că pleacă de pe jos. Tarom. Băi, cu tarom o dată a mers Iași, București, cu tarom o dată, dar a fost ok, e altceva. Păi și ăsta, mă, dacă vezi ce frumos a mers până la Belgrad și înapoi, ferească Dumnezeu, zic, mamă, ia uite, mă. Și mi-a zis aia, v-a plăcut cum a zburat? Zic, domnule, surprinzător, da. Nu-ți compară, Wizz-ul, Ryanair-ul, sau care mai fost Blue Air-ul, niciodată nu-ți compară cu... Dar ce ție, ți-a dat panică elicile alea? Păi, adică n-am văzut că am întrebat-o pe aia, zic, nu vă spărați câte locuri are avionul ăsta, 48. Zic, eu am fost cu un autocar la Atena care avea 53 de locuri. Cum facem? Nu, domnule, că zboară. Bine, aia să mă convingă să mă urc. Zic, bă, a plecat avionul cu întârziere. Asta ți-o dat să-i panică, băi. Știi când să-ți iei panică? Hai să-ți spun eu când să-ți iei panică. Să vezi când se urcă moldovenii de pe la Hârlău, cu Arnii Căprii, Mălăiești,
asta pe avion tot ce poți imagina și ce nu-ți poți imagina. Ei, spun când se urcă ei și se duc acasă, ei, sidere, că duci moldoveanul acasă, ei. Hei, el se urcă țapă de bată, el acolo, și el acolo trebuie să mai se bie în avion. Eu niciodată am băut un avion, apropo de asta. Nici eu. Ei, spun când se urcă tăți și comandă acolo, se iei lui să bie și își cumpără parfumuri. Că mergeți cu parfumuri acolo, îl bea între timp, pula mea, nu știu ce faci cu el. Mă fut pe dânsă, de proști dreapte. E omule, ca să merg cu ăștia. Ba pula, dacă nu. Nu mă, Cipriane, aici era până că era avionul prea mic. Și am întrebat-o pe aia. Era avionul prea mic. Urca avionul. Da, mă, și luase panică, și luase panică. Să urcase în remeneul ăla, la panică. Da, mă, băi, sine, referească Dumnezeu. Și am întrebat-o pe aia, doamnă, dacă, la cât, ce altitudine zboară ăsta? La 5.000, zic, mă gândeam. Zic, dacă mă ridic de pe scaun și sară în el, e adevărat că îl dau jos? Zice, nu. Facem pariu? Zic, mă fac ăștia atentator din ăla. Eu cu Caterin, că îți dai seama, știi, nevastă mi-am făcea să-mi... Eu astă vară când m-am întors de la București pe autopedi, eu când m-am întors pe el, era 402 Bruxelles, 404 Parisul. Înțelegi? Eu m-am pus la 404 și mă uitam pe biletul cealaltă, dar era abrupt, că eu mai mă uși pe la Tom, după ce am terminat, mai mă uși pe la Tom, Tom o adus la aeroport, ei? Rupt era, măi, rupt, dai mă ăsta și ceva. Și am venit acolo și mă uitam acolo așa, nu știu, și mi-a zis una care era lângă mine acolo, face, dar ceva, să vreți să zici, da, ce tot francez să vorbesc, că trebuie să mergi spartea ceilalți. M-am spart ceilalți și acolo era unul, s-a luat cu ăla care face check-in-ul, știi? Mă mâncați așa. Când o sta la rând, când nu știu ce, te bă pe la parcă erai la Estapo. Băi, muică, l-o lua pe ăla, nu mai urce în avion. Eu zic, băi, să moar, mama, eu sunt tipat. Mă primești sau mă primești? Rămân dracului pe aici, mă da mea acolo eu. L-am buclit, n-am zis nimic. Am trecut când am văzut pe eu, m-am urcat un autobuz de ăla, lung, și m-a dus, hai, băi, și când am ajuns acolo, mamă, ce am dormit, până la Bruxelles. Rupt era, băi. A trezit tot avionul celălalt cât am dormit. Știu că mai spunea doamna aia care îi dă sandwich-uri, care așa, nu știu ce, domnul, da. Sfărăiți cântare și da. 4 zile mă dă-i băutură. Mamă, ce bine este. Corcăiei, corcăiei. Okay. Ai prins cu fața în sus, hă? Nu te l-am sigurit. Acă eu, duminica respectivă, după sâmbătă, cât băusă cu voi, deci băusă vineri, băusă sâmbătă așa, duminica mai mult cu așa, după ce m-am dus la Tomașevski, dă-i și cu Tomașevski, dă-i acolo, dă-i, cu țapul, eu dus pe aceea Tomașevski pe mine încoace, țapul pe acolo. Ai seama, când am venit în avion și am dat de căldură, mama e! Da, mă, dar e bine cu... că... Ți-a dat cu panică și ție. Ce panică, mă, că a dormit? Mi-a dat panică când mi-a stat cealaltă de pe aeroport, când l-am văzut pe cealaltă pe aeroport, când era unul care a zis că, măi, de-o sta la rând. Prima dată trebuie să intre ăștia cu... cum îi zice, care au, nu știu cum, de check-in, pula mea, nu știu eu, avem așa ceva făcut, știi? Dar nu care știi. Check-in-ul făcut, ai care au primii care trebuie să intre, care și-au făcut nu știu cum, și după aceea a doilea, știi? Eu avem așa ceva, de eu când o țipat acela să moară mama, când se eu de bat, că ăsta nu mă primește să-mi bat pula, dacă nu știu, eu m-am pus și eu la rând cu ceilalți, știi? Noi avem voi ca să intru din prima, că eu am făcut nevastă mea aici în Belgia, știi? M-am buclit, n-am zis nimic, pula mea, când am venit acolo și-a uitat la mine, pac, o dat și-o scanat acolo, urcă. Bă, pula, când am văzut, am spus, mă, opre ăsta pe aici, pula mea. Păi dacă el s-a dus... Nu râde, că s-așa de proști, băi, s-așa de proști. Nu, dai de un prost de ăsta, îți interzici ca să mai mergi cu compania respectivă. Eu în avion mă urc să de prost, ca să știi de la mine. Păi nu, era ca să ajung în Belgia, pula mea, că mă dădea nevastă, mi-a dispărut, după ce zice, măi, ce-i și ce-o pune bunul ăsta pe acolo?
Înțelegi? Și am spus, buclez, tac din gur, nu zic nimic, pula mea, da, când a fost urcat, așa, gata, hai. Ca să mai vin și altădată, că altfel nu mai mă primi. Am spus, să vin și eu acasă, pula mea, să mă bat, femeia, că-ți vine, pula mea, că după aceea zice, femeia, băi, de ce acum ce știi, ce-ai făcut? Iar aia, iar aia, iar gardă, iar poliție, iar... Acu din gur, n-am zis nimic. Am muclit. Și eu aveam rucsacul plin de, cum îi zice, de polen șarc. Apropo, că dacă mă las mă răscăie acela să moară mama, dacă nu. Apropo că poartă de-astea șosete de 50 de cenți, știi ce zic? Bandit, da, și acum are ghiozdanul plin de polen șarc. Aia zic, bandit românul, știi? Ai văzut? Că dacă era la preț mai ieftin, ce pula mea, voi nu le-ați filmat? Ba da, dacă îl cunoștem pe un singur distribuitor din România, nu? Da, distribuitorul de la magazinul de noapte. Ei, na, nu dăm nume. Nu dăm nume, domnule. Persoană asta, important. Domnule, că e ce trebuie. Da, bineînțeles. E asta. Și atunci mă luați, când am văzut m-am îmbrăcat, am spus, bun, așa, las-o așa. Să fie toată lumea serioasă, dacă auzi, nu sunt serioși, nu vă primești. Auzi, mă, dar la aeroport ce ai făcut? Ai luat taxiul? Te-a costat biletul? Te-a costat 400 de euro! 420 de euro! Păi dar nu e, eu când m-am dus prin aeroport, am dat 110 euro și am vorbit cu acela și am spus, pe data de luni, vin cu tare, cu tare. Da, domnule, măsuri și cu tare, uite așa, așa, dar pune-mi acolo planning, pune-mi booking, așa că vii să mă iei. Da. Las la lui când m-am spus, și sun, și sun, și stau, și stau, și sun, și sun, și stau, și stau. Sunt pe nevastă, zic, băi, uite așa, 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 zic, băi, n-am cum să vin, crezi, mă, mă mează la serviciu, două ori dus, două ori întors, patru ori, n-ajung. Ia-l piesa. A luat pe unul, până la urmă, m-am zis, acolo, zic, băi, coboară și lasă-mi bani, acolo jos în casă, ca să na, că vin numai ca să eu să-i plătesc, lasă-mi bani pe masă, eu îți plătesc. 400 de ani, biletul de avion m-a costat 170 de euro. Păi Cipriane, cu 400 te duceam eu de la București până la Bruxelles, ești nebun? E greu, dar trebuie să ajung acasă, înțelegi? Trebuie să ajung acasă. 400 de ani. Păi trebuie să-mi lăsa banii. Aie. 275 ea punea motorină, mă ardeam eu, l-am întors, da? Dar lasă-mă că poate găseai și l-a întors. Nu te întorceai direct cu pe gol. Aia mă gândesc. Știi ce zic? Bagai și tu pe românii în Germania. Românii pierd o ștătătare. Te-a găsat cu cineva. Un tricou, ceva, găseai tu să aduci. Aia mă gândesc, da. Bagai și tu, că mi-am spunezat. Un ciorap la 50 de cenți, o treabă făceam eu. Păi da. Auzi, Răzvani? Da. Vorbesc cu Tomas Teacchi, știi? Aha. Și zicei, Gagiu, dar dă-o idisul da pe la mine, vină cu aici, ca să te vinem să pună mea. Știi ce zice? Da. Poți că, băi, bagabotule, dacă nu am nimica de făcut, n-are niciun rost ca să vină. Așa sunt tu, știi? Așa n-are ce să mai, n-are ce să mai vin ca să... Păi da, de acum de asta am vorbit ei. Înțelegi? Ai cum? N-am conversații, nu s-a putut în gură, n-ai ies. Păi, auzi, Cipriane, păi și e departe de fapt, stai că trebuie să treacă cam... Nu, 4 ore jumate. Udisei, 4 ore jumate. Eu le-am spus, dacă vreți, încercați o pilunii cu aici. Nu, că au treabă. Așa, eu spus, 4 ore jumate. Imaginai, e plin de muzee pe acolo. Numai de muzei. Însă alte chestii, da. Înțelegi? Asta e chestia. Și, da. Băi, dar chiar treaba, nu știu timpul de Bibi. Voi l-ați mai văzut pe Bibi? Mamă, l-am făcut la Serghei de vreo două ori de spital. Dar m-am împrietenit cu el după aia. Te roagă turcul la Iisus degeaba pentru tine. Băi, tecule, dacă tu ești fan Bibi, de ce mâncați în gălăgia ta, nu stai acolo și scrii lui?
Rugați-vă la turci, la ce vreți voi. Să las, mă, frate, pe mine. S-am văzut odată. S-am văzut de două ori, s-am văzut de trei ori. Aici, tecule. Stai liniștit acolo. Să nu tecule. Spui că are și Bibi canal, că deja e prea mult. Da, bravo. Da, are Bibi canal, are Bibi canal, da. Nu cred asta niciodată. Tecule. Ne vorbești, măi, ești în urmă cu noutățile, băi, Răzvane. Băi, păi dacă nu știam de tine, dar la tine se explică, la Bibi nu. E prea mult. Tecule, hai să spun ceva ca să nu te superi, tecule. Ai încercat-o și acolo, la Babs, ai încercat-o și la Sinăr, ai încercat-o și la Cutare. Hai ca să spun, frate, tot ceva. Vezi că Belgia e mic. Și cu mini, nu o dai cu... Înțelegi? Aici nu ești tu omănos. Pe stradă, nu știi cum e. Treaba ta, treaba lor, treaba la alții. Vezi asta tu treabă, da? Nu-ți place, nu așa? Nu sta. Dacă mentorul tău își bea ceaiul acum, vă trimit pe voi fraierii ca să mergeți, să împărțiți pâinile și peștii, vezi că nu-i loc. Nu spun așa, frățești. Vezi că Belgia e mic. Și când îi pii de ăsta cât ai tu, moară mama dacă nu știi ce era pe de laflu. Era pe de laflu. Ți-ai ce-o mai fost odată frică de finul? Ai văzut că finul este un băiat bun. Dar îi place să fut oamenii în cură, așa că stai liniștit acolo ca să nu poți să fie mai rău. Da, asta a fost dispus. În rest, să fim sănătoși. Mamă, Ciprian zici că era Cyrus the Virus din avionul condamnaților, știi filmul ăla? Da. El știu. Da, zici că e. Răzvane, Sinăru, dar vă pup, vă iubesc. Dar cine îi pune? Eu v-am spus, la mine pe canal, nu o să merge, că l-au zis, că l-au făcut, că l-au nu știu. Nu le place, plecați fraților. Prefer să-l ascult pe Sinăru și pe Răzvan tot noapte, mai ales pe Sinăru. Dar ești certat cu, ești certat cu ăsta, cu Bibi Cipriane? Nu sunt certat. Dar dacă vii tu pe canal la mine și spui ce-o zis ăla și că o făcut ăla, nu mă interesează. Pentru că eu pe canalul meu, eu acum am deschis și o repet încă o dată, uite, am stat de vorbă cu tine și uite și Sinăru, vorbim despre orice fotbal mai ales sau orice cu tare, cu tare, și altceva, dacă o zis ăla și că o făcut ăla, nu știu, nu mă interesează. Absolut deloc. Eu sunt independent. Nu e bani, cănuința Andrei sau Bamse. Băi, știi cum s-a terminat? Oamenii zbolnavi. A? Nu știu, bă, Răzvane, că m-am culcat, bă, nu mai puteam, era 4 dimineața, drept. Sinere, dacă n-ai prins-o pe aia cu geologul, ai pierdut-o live. Bă, am prins ceva cu luna, cu eclipsa, cu planeta, cu galaxia, așa. Cu asta. Am prins-o pe aia. Și atunci Andrei a spus, zice, domnule, am și eu pe unul, așa și ăla se pricepe la astea, că omul e geolog. A, pe asta n-am prins-o. Vai de cap! Cred că ieșiți cu 5 minute 10 maxim înainte. Băi, eram în cameră, că vroiam să mă culc și eu, că la 10 ani am venit la muncă, știi? Băi, mâncați, uite, dar să spună doar că era acolo. Băi, Sinere, când m-am dat cu capul de pat odată... Dar ce ai, băi, dragi, pe tine, ce ai? De râs, mă, nu mai puteam, ești nebun. Deci, auzi, era așa combinația, soarele, luna, pământul și unul care știe geolog. E bine așa, da. e tripleta de aur, bă, bosule. Bă, mâncați, băi, Sinere, Sinere! Sinări, Răzvan îl știi. Ei, Răzvani, nu știi, nu obțelei care au fost când era Sinărul la AKV, la un alt canal de ăsta? Băi, frate, când era AKV cu Sinărul, cu Andrei, cu mulți, cu așa, și rămâneau ăștia, știi? Sinărul a făcut niște emisiuni. Băi, băiatule, ales colecții, băi, eu le puneam... Să o spun eu sincer, ții, le puneam să le pun și acum câteodată, dacă, acum nu mai pot, eu închis un băiat cel la canal. Ei, dar eu le puneam reluare, băi. Băi, râdei, tipișei pe tine, băi. Băi, ce bine, asta cu geologul mi se pare foarte greu de bătut, mă. Nu, există. E slabă. Crede-mă. Serios? Da, crede-mă, e slabă asta. Poate mai bine de atât? Ce vorbești? Bă, uai, tu n-auzi că venea miliția, mă, bă, de râs? La mine a venit miliția de râs, ești nebun.
Și eu nu sunt genul, că mă știi, ai văzut, nu urlu, nu fac scandal, nu alea, bă, dar nu mai puteam, am râs până a venit miliția la 5 dimineața, ești nebun la cap, nu mai, bă, nu s-o mai puteam, mă durea și inima în mine. Au fost, bă, niște avioane, băi, băi, dă pula mea. Băi, ca să auzi, colegul, auzi Răzvani, eu am să cer să vin cu Andrei în vară. Eu vin cu Andrei în vară, cu Sidărul, cu tine, să ne vedem, să ne cutare, cutare. Băi, frate, e ceva dacă care Andrei e cum să spune. Dacă Andrei vine, îmi tai o mână în direct. Vine, vine, că vin și eu, vin și eu și-l aduc. Nu, vin, ca vin, că-l aduc cu mine. Da, domnule, vinem împreună, deci nu este problemă. De, nu am absolut nimic cu el. Nu. El e, băi, el e poate așa, nu știu cum să zic eu, mai spăriet, mai așa, dar nu e, nu are nicio treabă. El trebuie să înțeleagă că nu are, n-ai tu sau Sinner sau altul, nicio treabă cu dânsul ăsta. Ei, omul e ceva, cum să spun eu, să-i, fratele nostru, într-un fel, multe chestii. Are potențial mare, mă, tu n-auzi. Dar e, stai să vezi, mâncați, ești gura ta live la el, cu bam se mânca, deci pe cum se deplasează navetele spațiale. Ce ai, băi, Răzvane, băi, mâncați, ești pula ta. Dacă văd tot asta, îmi țepenesc, ești nebun. Băi, Răzvane, discuții despre propulsie, despre cum aterizează, reintratul în atmosferă. Bă, tu n-auzi că-ți sare, rămâi fără neuroni, ești nebun la cap, vrei să pleci la munca a doua zi și constați că nu știi să mergi pe stradă. Păi stai că mi-ai făcut mintea. Nu, Răzvan, dacă știi să iei cum îi ia Sinner, vă-i mâncați așa gălăgeata. Vacanța mare, diverte, spula mea. Ai, bă, motorul magnetic. Bă, da, alea grele, bă, Răzvan, dar nu le înțeleg pe astea decât savanții, ești nebun. Tu n-auzi, mă, că e ce, devierea unui curs de apă, heleșteu, în curte. Băi, Răzvane, ți-am zis ce ai auzit tu până acum, e vârful icebergului, ești nebun. Ade, sunt chestii adânci, nu așa? Ce vorbești, bă, tu n-auzi, o dăm în hidrostatică, în legea. Omul, dacă să stai la un șpriz de ăsta, capre minciună, băi. Tu n-auzi, bă, Răzvane, că îți cade capul după umeri, ești nebun. Ce dracu, ce mă să pișe pe bal de Einstein, palește. Teoria relativității, ce în practică, viteza luminii. Stai, mă, lea, că ești el, recunosc. Să minti tot așa într-o emisiune de acum vreo 3 ani, când era un coleg de-al lui, a fost cu băietul Osama Bin Laden, la Moscova. Ce vorbești? Da, și-a făcut de astea facultatea cu CIA, cu FBI. KGB, ce dracu este pe acolo, știi? Tare de tot, bă, ei. Când neamurile lui a dezamorsat bombă în Irak cu baterie de 7V. Băi, Răzvane, tu auzi, bă, că nebunești. A dezamorsat bombă în Irak cu baterie de 7V. Fii atent cum facem. Oprește-te o secundă. Eu îi dau harta Asiei goală. Dacă îmi pune mâna pe Irak, unde e, mă, las-o în sânge. Bă, îți bufuie capul, crede-mă, asta nu e vrăjeală. Uite, Ciprian, bă, nu știe. Eu știi ce nu înțeleg? El zice pe bune sau la mișto? Că dacă zice la mișto, mă, sunt bune. Pe ceva super. Dar la tine când a fost chestia, că tu îi spui tu că îl cunoști pe ăla, și el spune că nu, tu cum reacționezi? Tu ai reacționat și ai spus, măi, frate, nu ai dreptate, că eu îl cunosc pe ăla, cu tare, din galerii, din așa, nu știi? Și el zice, ți-a spus, ai, Răzvan, vorbești tu, ai, adică, cum să spun eu, să-i omul, dar omul e bun, ei. Păi, nu cum, Andrei e cel mai bun, ei. Dacă Andrei nu vine la Bamse, Bamse sunt bapălă dacă nu are 100 de vizualizări și doi oameni pe live, ei. N-ai văzut așa ceva, ei. E bun, mă, dar știi ce l-am înțeles la el? La asta cu galeriile e clar. Deci eu i-am explicat, i-am făcut teoria vreo oră și ceva și el a ținut-o pe lui. Asta e clar. Dar el cu astea, cu bombele, cu Irakul, cu astea, el chiar crede în ele sau le zice la mișto? Că dacă le zice la mișto, sunt de poate sunt bune. Ce la dar nu-mi spui la mișto. El îi crede. Nu, așa este el. Băi, hai să spun așa, long story short, Răzvane. Omul e bun. Fii atent, toți la rândul nostru, fiecare dintre noi, când l-am cunoscut prima dată, am avut aceeași atitudine ca tine. Dar ne enerva.
Dar nu e așa. Dar după aia o să-ți dai seama că nu e așa și te enervezi degeaba. Chiar, chiar vrei să-l asculti, ești nebun. Păi bune, o să, o să vezi. Eu spun eu că n-ai cum să-l iubești. Nu poți să-l iubești așa un om. Serios? Poți să-l dai tu și-n cap. Eu am zis azi, nu ai. Eu am zis azi pe live. Andrei, așa cum e el, cum suntem fiecare dintre noi, cu defecte, cu tot ce avem. Andrei este un copil în corp de bărbat. Un copil în corp de bărbat de aproape 40 de ani. N-ai cum, mă, e... Dar, băi, sinere, eu mă jur e că n-am nimic cu el. Dar când cineva, unul care, bă, văd clar că nu se pricepe, vine să se contrazică cu mine la ce mă pricep eu, mă enervez. Așa sunt păi eu. Da, așa, așa a pățit fiecare. Bă, stai liniștit, mâncați-a și că au fost unii la un jurat de mamă. De, au, băi, i-au băgat. Ce vorbești? Da, alea grele, la, nu a mai suportat, mâncați-a și l-a făcut sânge cu orhidee, ești nebun, ouă l-a făcut. Eu dar nu după pot să mă contrazic cu tine la subiectul la care tu ești doctor, că nu știu. Dar după aia oamenii și-au dat seama că e, ăsta Andrei e altceva, e altfel, e altfel. E un bărbat în corp de copil, e și foarte sensibil și a făcut el acolo o cum să spun eu, o mască așa de protecție să păzeze în omul dur, dar e bine omul, mă, e dal nostru. Mă, e, okay. E ce trebuie, mie îmi place să-l ascult. Dacă okay, începe, da. Și iar și-a căutat-o cu mine pe live-ul cu... Zic, bă, potolește-te că te faci dracu de râs și sunt pe ea. Și că fii atent că până la urmă asta fac, îi sunt pe ea de la oțelul, îi înțupă live cu voi aici, o lămurim și după aia îl transpiră ea în palme, să vezi ce fac. Asta ar fi cea mai mare prostie a ta, să spun sigur. Uite, nu oameni, mă, dar se supără ea. Bă, cine ăsta de vorbește despre noi? Păi tocmai de-aia nu trebuie să... Băi, el vorbește despre orice, băi, el vorbește despre orice, el este un om, oarbezii. Tu ce crezi că bă, noi... El este un om care trebuie înțeles. E vecin cu Dorinel Munteanu, că bea cafeaua, că hai mă ce drept, băi. De să fii vecin cu Dorinel Munteanu are o doză de posibil, ca să zic așa. Da, și beau cafeaua dimineața. Andrei Ideanosu, băi, Andrei, oricum ar fi, Andrei Ideanosu, n-ai cum să-l ieși. Uite, Răzvan, ăsta... Fără el, la unii live-uri, nu te spăra, fără el la unii live-uri, dacă ai nevoie, Caterin, cât e așa, nu știu, omul este primă. Nu că am văzut că le scoate datele mișto. Că auzi, Răzvan, nu poți să fii blachinii pe live. Că dacă voi v-ați întâlnit acolo numai suporteri, nici eu nu m-aș putea băga. Nici Sinu nu ți-ar putea băga. Dar mai ales, Andrei. Ai ce să cauți acum. Dacă nu cunoști fotbal și nu știi ce vorbești, mai bine îi lasă, știi? Înțelegi? Da, da. Noi restul, ceea ce facem noi, Bamse, ce fac eu, ce face Sinu, vorbării de asta, Caterinca, sau ne vedem cu toți la un spriț. Și tu, și Sinaru, și Daniel, și Bamse, și uite, intră Amedea, intră o grămadă de la voi. Domne, bună seara, hai, noroc, live plăcut, emisiune plăcută și atât. Dar nu-ți dă omul cu pălea unul care nu știe. Păi exact, n-ai mă, acolo e greu la tine. Ce da, faci, dar el atunci n-ai cum, el le știi, băi. Toții băieții sunteți înfocați acolo, mă, e altceva, nu merge. Acolo, băi, n-aveai ce căuta acolo, dacă nu cunoști și nu așa, nu ai ce să iei acolo. Îți treabă o chestie, unul nou, e o chestie bună pentru noi și toată comunitatea ar vede. Uite, bă, ăsta măcar întreabă, nu începe să sufere, înțelegi? Băi, Răzvan, eu dacă vin acolo la tine și-am dat bună... Auzi, Răzvan, eu dacă vin acolo la tine și-am dat bună seara... Nu-ți răspunde nimeni, de Răzvan. E prins. Păi am făcut eu. Am făcut eu. Nu e ai treabă. Sau, nu. S-au moluat, care erau, cum îi zic, suporteri al lui Raul, care făcea live-uri cu Serghei. Luați-aș moldovenii, dați-aș moldovenii, dați-aș cu tare, dați-aș cu tare, dați-aș cu tare. Ai ce să cauți acolo, acolo-s băieți. Lasă-i, frate, să te iei pe partea lor, nu te partea ta. N-ai ce să faci acolo. Ei, la noi Andrei, e Andrei tată. Indiferent cum ar fi lumea, cum ar fi lumea, cum așa. Eu dacă fac un live cu Andrei și vorbim despre fotbal, la mine sunt două variante mari și late. Ori intră 1000 de ini să râdă să se pișe pe ei, ori rămân 10 ini și ea din 10 îl înjură în continuu. Nu există cale de mijloc. Spun eu, între 2000 de ini ești în jură și pe tine și pe el. Sau așa. Spun eu. Doar să pui așa, nu știu cum. Nu, da, Andrei, ca să luăm așa, ca să... Eu știu că acum el ascultă.
Păi Andrei, o trebuie să te superi. Urcă cu fratele meu, că uite așa, ce? Da, nu e mă, n-are nimeni absolut nimic, n-are ultra nimic cu tine sau așa, nu e voi, trebuie să nu comunic eu, frate, tot sau aproape. A înțeles, băi, Cipriane, oricum s-a schimbat mult și Andrei în ultima perioadă, a înțeles multe, e ok acum, e ok. Băi, el într-adevăr s-a dus pe o chestie când rămânea singur. Da. Înțelegi? Sau era influențat. Și asta, Sinele, dacă te duci tu să ajungi pe unul și pe altul, pe anumite canale, și după aceea să o iei la mui sau ce, eu l-am înțeles pe tău. Da, domnule, da. Băi, Sinele, l-am înțeles. Da, după aceea domnule, când ne-am luat noi și ne-am văzut din vară, dintr-o parte din noi și așa nu știu ce, și l-am înțeles și pe dânsul, pe unele chestii și așa, că na, timpul trece și înțelegi oamenii, știi? Și l-am susținut și pe dânsul, și el ne-a susținut pe noi. Cum a putut el? Da. Pe ce canal a intrat el? Mă refer, băi, că a intrat la bancă, sau așa, nu știu ce. Asta este chestia, Sinele, știi? El acum... Sunt eu neapărat cu Andrei, da? Că ăsta e omul. El acum face echipă bună cu Bamse, na? E ce trebuie. O, da. Dacă ei nu se fut în gură, nu se ceartă, nu se alea, acolo e echipă bună. Ei doi e ce trebuie. S-au găsit. Dacă nu s-au amândoi, Bamse e un sute la răci. Eu le-am mai zis, sacul cu petecu, s-au găsit. E ce trebuie, vă bune vorbesc. Nu, Răzvan, uite, pe vară, dacă vin acolo, să trec să-l iau și plusul de la Galați. Și vin ca să mă văd cu tine, cu tinerii, oamenii, băieții, nu să... Mai degrabă unul de ăsta, știi? Decât vorba ta, un scandalagiu sau nu știu ce. Nu, mai degrabă e unul de ăsta care, cum să spun eu să-i... Băi, Andrei, e altceva. Da, bă, clar, eu sunt... Nu are el este cea lui care vorbește câteodată și poate enervează lumea. Dacă aici el nu vrea, fac și eu cum o... Iar îl ridic piscina răslă. Vorbești câteodată fără să vrei. Înțelegi? Trebuie să mai înțelegi și tu, da. Ești băieț și trebuie să-l mai înțelegi și tu. E, mai ciupește și el o berică acolo, mai... ca orice om. Dar asta cu rachetele și asta vreau să aud așa ceva, clar. Băi, aia mi se pare că e pe la Bamse pe live. Uite, o să caut eu pentru tine și o să-ți trimit link-ul. Sper să o găsesc, că sunt multe live-uri. Dar tot așa, pe la 3 dimineața e mai spre sfârșit. Nu, dar vreau să prind o discuție, să fiu acolo martor cum ar veni. A, nu-i problemă, tati, păi noi lansăm noi cei. Asta e problema. Asta e problema, puiule. Păi nu, îi pun în temă imediat. Băi, mă, ce dracu, mă. Doamne, Sinele, îți mai aduce aminte că stăteam pe live și când am vorbit atunci cu motocicleta? Băi, de capul meu. Băi, la AKV pe live, bă, pula, dacă nu am râs, băi, eram din noapte în serici, Doamne Dumnezeule. Au fost multe, mă, au fost multe, ce să... Multe și bune, bune, bă, tată. Bun, Andrei, bun, tare, bă, dacă nu intră, nu... Nu trebuie, faci nimeni, ce? Asta este, ce poate să vorbim. Am mers mereu, Răzvane, noi am mers pe de-astea de Caterincă, știi? Da, asta de alegeri. Știi? Să-ți treacă noapte. Bă, ăsta băgat de servici, băgat de nebun. Intra și el în pauze, mai fuma cu o țigare, mai alea, dar ne prindea, bă, vara ne prindea 4-5 dimineața, ești nebun. Păi, bă, zici că... Până pe la 4 jumate, atenție, la 10 eu eram aici. Da, mă, păi nu mai ieși. Am stat la 10 minute acum la 3. Deci, nu mai ieșea lumea, mă, nu mai ieșea lumea, nu mai ieșea, stătea lumea, cum zici că era la Diaconescu până la 5 dimineața, când... Diaconescu, aseară Diaconescu, pe ultima jumătate de ora lui Bamse, Diaconescu era copil de mici pe lângă ăsta. Da, mă, când... Da, când nu mai ieși pe aia cu geolog, uite că e de rând aici, Marta. Bă, când ieși pe aia cu geolog... Dar tu o știi cu... Ei, dar tu o știi, Răzvani, cu Sosug? Nu. Nu știu, mă, nu știu mai mult. Vorbea Bamse cu Andrei și cu Daniel Tudor, știi? Aha. Că domnule, că la pușcării, că o dăm cu Ardin, cu așa, că nu știu ce, că nu știu cum. Bine, și dacă o faci, o faci, la o adică ce, că o arzi, cu așa, că nu știu ce. Vreau să faci Andrei. Băi, dacă e așa, da? Până la urmă o sugă-i, dă o dracu' de dreapă.
Adică omul sincer. El a papit-o pe canal, el a papit-o pe canal, s-o pui papit-o, ei. Sau era la, cum îi zice, la Sinner pe canal, la fel, când a fost atunci, când a scuipat el, dacă îți mergea mici Sinneri. Da, știu, știu, cum să... Ei, stai să le vezi pe alea. Daniel Tudor, am intrat eu, am intrat băieți. Să le vezi pe alea, ei, cu scapani. Căpulă, ce vorbești, mă, cu... Ce, mă, sunt multe, mă, e bine, mă, e bine, da? Uite. Auzi, că... crezi că stăpânești astea cu Imperiul Inca, cu astea, crezi că le gustă pe astea? Băi, nu știu, nu știu, nu știu. Da, cu Imperiul ăi stăpânească ei? Adică cine stăpânească Imperiul ăi? Mama. Băi, Cipriane, am las-o dracu, ce vorbim aici două jumătate de ori? Băi, Andrei, intră cu noi. Ia vezi, mă, dacă e aici, ia verifică-l, Cipriane. Dacă e aici și nu... Băi, dar nu vrea să intre. Băi, le-ai luat tu de unde stare, că cred și eu așa, nu știu, da. N-au intrat, bă, n-au intrat nici... N-au intrat nici o să mai fă la șase, ai înțeles? La nouă termin, vin la muncă și dacă intră la bam, se iar intru și iar începe spectacolul. Le e rău, mă, le e rău, cred că au... Le e răuț. O băut amândoi, o băut amândoi, să-l lase, dă-le pași. Ce să bea, mă, că erau trije amândoi. Bam se treaba lui, să-l put în gură, dar Andrei, să spun eu, că nu, el nu urmărește aici șase, este aici, el e, când nu unii crezi că am șase pe live. Deci e și derbedeu din ăsta, stă, vede și după aia trage concluziile. E, bă, uite, și Daron, sunt câțiva băieți. Aia zic, ia uite. Care e Daron, ești tu ultra eu? Și Andrei. Ne-am făcut seara asta. Uite la că a venit. Intră în două minute, azi vine pula. Azi vine pula, intră Andrei. Hai Andrei, ca sus, hai că te iubim, frate. Știi cum mă simt acum? Ca și cum am simțit când a venit gărăia lui Legia Varșovia la București. Ai, mă, ce dracu, bă, păi dacă nimeni nu mai cunoaște, nu mai cunoaște nimeni, mă, pe ăsta îl simți când e lângă tine, ești nebun? Mamă! N-ai cum, băi, ți-am spus pe Andrei, n-ai cum să nu-l iubiești, sau așa, oricum ar spune lumea, sau așa ce ar spune, nu, eu merg cu Andrei, că, băi! Gata, domne, se merge cu Andrei! Da, așa cum e el, dar e fratele nostru, nu ți-o zis, nu ți-o luat, nu ți-o dat, nu ți-o, înțelegi? Și pe toți le-au făcut să-i sâmbim, indiferent. Da, eu nu am nimic cu el, încă o dată spun. Jur că n-am nimic cu el. Da, bă, băi. Băi, Răzvan. Hai să-l cunoști. Auzi, Răzvan, hai să-l cunoști la vară. Asta rămâne de văzut. Asta rămâne de văzut. Eu particip, că știi că ai bine pula, vrei? Ai bine pula. Stai, mă, liniști, mă, că te-a văzut lumea că tu ești băiețaș, mă, nu e... Salut. Ce circ să consum aici? Ahoi, gata, mă. Salut, Andrei. Bă. Hai cu pâinea, că circ avem noi. M-am uitat, vă ascult vreo 10 minute. Bă, eu totdeauna știți foarte bine, eu sunt pe Caterin. Că dacă mă contrazic cu cineva, tot pe Caterin că sunt. Aici n-ați înțeles. Bă. Vezi că nu prea te auzi, spune și tu ăla mai... Da, dă și tu basul mai tare, că știi ce zic. O mai aproape de gură sau făi ceva. Nu, no, e dat la mine microfon, e bine acum. Altceva. Deci, și eu am spus mereu, fent. Eu am spus clar, bă, intru pe Caterincă. Ciprian știe, bam, se știe, Sinner știe, Răzvan, o să înțeleagă și el pe viitor. Îmi cer scuze dacă eu mă mai contrazic. Mă, omule, Răzvan, dacă eu mă mai contrazic, e tot pentru a încerca să intrăm într-un subiect în care să glumim. Că asta e misiunea noastră aici, zic eu. A, e o emisiune cu specific. Bă, asta vorbim, asta vorbim. Ai văzut, eu nu mă bag în bombele lui Bams, că nu mă pricep. F1527T, habar n-am. Da, îmi cer o părere. Nu știu, n-am vorbit cu el. Eu îți bag al dracu, vă doarme. Nu știu, chiar n-am vorbit. Adică nu mă bag acolo, nu știu. Dacă îmi cer o părere, bă, ce cred eu? Asta cred. Unde cunosc, acolo știți foarte bine, agricultură, muzică, acolo nu poate să mă contrazică nimeni, ca și pe Răzvan în domeniul fotbal. Că eu mai... fentez, mai driblez, așa, încerc. Nu mi-e să mereu. Dar nu trebuie să dați în mine. Da, dar vezi că ți-ai dat autogol. Niciodată. Păi ți-am spus, mai încerc și eu, mai niciodată încerc să driblez, dar nu mi-e să mereu. Asta nu înseamnă că sunt... Faci tu mare, stai liniștit. Nu, e vorba de asta.
dacă luăm viața de zi cu zi, cu totul altă, nu internetul. Nu ăsta e adevărul. Dar zic noi cu aia cu geologul de aseară, că m-am dat cu capul de pernă, ești nebun? Cu ce anume? Cu geologul de aseară, m-am dat cu capul de pernă. Bine că ai dat de pernă și n-ai dat de colțul. Unde m-a dat? M-a dat de recamier, mă, cu capul, mă, zice la mișto, de unde? Da, cu capul de lemn. Mamă, mamă, ce-a fost, cum a fost aia ferească. Eu ți-am zis, bă, că ăștia-s buni. Eu n-am vrut să provoc semne, crede-mă. Acum nu știu, tu știi. Când îi apucă pe ăștia delirul ăla de la 3-4 dimineața încolo, ce tu n-auzi, mă, că nebunești? Păi, Sinere, aseară am fost martor. Tu ai plecat, Ciprian a fost. Nu mai puteam, domnule. Martorul ocular al evenimentului a fost domnul Darren. Nu mai puteam. Am stat, era 4 când am ieșit. Ai greșit, la 4 și 10 și un sfert s-a lansat epopeea. Ce vorbești, bă? Da, domnule, sunt... Băi, dar ia stă-ți o leacă, Balseasară, fără vrăjeală, o casa mulți bani, mânca aia și pula lui de împărat. Bă, n-a luat chiar. Să nu spune nimeni. N-a luat chiar, cred că vreo 100 de euro. Băi să moară, mamă, dar ce vreau și eu 100 de euro, bațe, sinări? Ai vreau și eu 100 de euro ca să iau acum. Păi ce vrei, mă, dacă tu m-ai învățat numai cu de-alea de 250, de 300, ce vrei să fac acum? Mi se pare puțin 100 de euro. Lasă-mă, bravo lui, că îi fierbe oala, bravo lui. Mi se pare puțin 100 acum, ce vrei? Eu, uite, mă, na. Mamă, eu n-am mai avut 100 de euro până la cred că dura în jumătate, e bun. Păi dacă nu ești pe Caterinca cu băieții aici, mă, ce să-ți fac? Trebuie să ții, băi, fii atent, și care e secretul, băi, Răzvane? Omul care e la muncă și pe care îl distrezi. Ăla e secretul. Dă-i trece timp. Corect. Păi fii atent că mi-a venit unul azi. Corect. Pentru că știi ce zice omul? Băi, mi-a trecut noaptea cu tâmpiții ăștia să nu-l latre degeaba. Luați, bă, și voi 20 de euro besc o bere, știi? Adică omul nu stă să uite la un milion. Și eu îi dau lui Bamse, îi dau în fiecare live. Îi dau doberic acolo. A, deci să înțeleg că Bamse se e specializat pe diaspora, din câte înțeleg. E, acum de unde dă Dumnezeu? Aha. De unde? Da, ăștia cu bani, mă, ăștia cu bani de afară, știi ce zic, Răzvane? Lasă-mă, bravo, băi, eu mă bucur, eu n-am dușmănit de-astea. Dacă îi fierbe oala, bravo lui. Îi fierbe, mă, că mai vine papito, mai dă 10 euro, mai dă ăla, azi am dat și pe la mine talebanul. Băi, e dobere acolo, adică nu trăiești din banii aia. Bă, dar te apreciază omul, te simți bine pentru firfirea aia, mă. Să mur eu, dar nu te simți bine, serios. Păi nu, că adevărat așa e. Adică simți că, da, că ai și tu canal, știi cum e. Te apreciază omul, știi? Exact. Da, mai rezolv, dar tu dacă nu spune Gogoașă, ți dacă Gogoașă nu spune canalul de Revolut, tu iei pula banii, că tu stai ca fraier acolo, nu te supăra că ți-o spun. Dar nu știu de ce păi nu spune un bot. Eu nu fac cerșeală, știi ce zic? Bă, tu n-o spun că nu trebuie dar să... Nu-i vorba ce, bă, dar ce nu-i vorba cerșeală, ce ți-o spun cerșeală? Eu dacă îți dau ție ca tovară un 10 exact. Euro sau 20 de euro pe emisiune. Păi eu nu zic de și voi, mă, nu zic de aia, dar dar nu are nicio... Băi, dar nu are atunci... Explică-ți, Sinere, tu, că eu mă... N-ai, băi, Răzvane, nicio treabă și ca să nu stai tu să faci de asta, puneți, bă, un nightbot de ăla. Ce ăla? Un nightbot de ăla, de spune el la 10, 15, 20... Îl programezi la un interval de timp să-ți dea mesajul. Și spune link-uri de chat. Să mă fuci în bună dacă știu ce e ăla. Da, mă, nu e GHD bot, așa se numește. Programezi și... Lasă-mi ca ăștia, dar eu nu știu cum se activează la habar n-am. Da, e simplu. Eu te cred că e simplu, dar... Uite, mie mi l-a pus la punct că-l pusesem eu prima dată, l-am programat eu mișto și îmi dădea oameni afară, l-am pus bine de tot. Și după aia mi l-a aranjat un pic Daniel, a făcut el acolo o combinație și merge ăla. Nu-ți mai pune lumea link-uri, aiurea, nu-ți dă voie să facă nimic ăla. Dacă păi nu că link-uri nu poate să pună nimeni link. Decât moderatorii. Decât moderatorii înseamnă că ai setat în YouTube, dar și Nightbot-ul poate să facă chestia asta și penalizează. Și spune ăla, îți rulează acolo contul tău de Revolut sau type in stream, eu știu ce ai tu acolo. Păi n-am type in stream. Bă, eu sunt prost rău la astea, mă, nu mă pricep în cabari. Dar e suficient Revolut. Ce am învățat toți pașii aia ca să intru pe live, ești nebun, eu 35 de live-uri mă uitam că îmi făcea cineva alea. E suficient, mă, un cont de Revolut, mă, că îți mai dă. Că știi ce se întâmplă, Răzvane? Hai să spun, tu mergi pe YouTube. Da. E, în momentul în care mergi pe YouTube, ăștia ți-au jumătate de munca ta, mai mult de jumătate. Nu, 75%. Nu, TikTok-ul ți-a 75. YouTube-ul ți-a 30 sau 35.
aproape mai mult. Băi, da, ția, dar dacă tu pui Revolut, poți intră bănuția toți ție, știi? Și ți intră și instant. La secundă. Și zi instant. Dacă eu îți dau 50 de lei sau 100, nu știu, Răzvan, ăsta, Ciprian, îți dă 10 euro sau 20 de euro, sunt 20 de euro ai tăi, nu îi împarți cu nimeni. Nu îi împarți cu absolut nimeni. Știi ce zic? Adică, bă, până la urmă ai conversie din orice monedă, să bagi mulți. În bă, lei. Bă, dar uite, dacă ai lătrat acolo ca nebunul 4 ore, 5 ore și ți-a fie și ție oala de 20, 30, 50 de euro, bă, eu zic că nu e chiar rău, știi? Păi n-ar fi rău la fiecare lei. Îți plătești curentul, îți plătești și tu curentul, acareturile pe acolo, eu știu, un suc, ce bei, ce fumezi. Da, nu se întâmplă, dar eu fac asta din plăcere, mă jur. Da, ăștia, zic, băi, când o să trăiesc, că ăștia mă trimiți, domnule, dar nu faci tu interviu cu Timișoara și cu Cluj? Zic, ba da, mânca, v-aș pula asta, mă costă 6 milioane de la Timișoara și înapoi, ce ați nebunit? Păi, poate, uite, se găsesc oameni. Dacă îi spune ăsta care spune sidărul, exact. Tu poate omul faci drumul ușor, la Timișoara. Știi cât de ușor faci un transfer, foarte ușor. Și chiar dacă fac banii ăștia, n-am cum să mă duc la Timișoara fizic. Lasă-mă, nu știu ce ui, faci tu mai departe. Nu, ți-am dat un exemplu ca să înțelegi care e mișcare. Da, domnule, nu știu să zic. Dar, ui, dar ascult o leacă ce spune și Siderul. Dacă tu ai face chestia asta, emisiuni de emisiuni, tu la un moment dat ai să poți să strângi banii ăia. Ca să, da. Să vieță și lumea ca să iei banii ceia pe live, știi? Băi, ușor, ușor, omul îți dă, mă, vrei să spun că am văzut donații de 2 euro, am văzut donații de... Nu contează, mă, cât are 10 lei, cât are omul, mă, nu trebuie să stai acum să faci tu, de ce tu ești minune să spui pe live, ai greșit buzunarul băiatul meu. Nu, ești, ca noi, ca alea, nu contează. Nu, dar... până mă ia și panica când văd o dai, ești nebun. E, te ia spasmele. Păi vrei să spun că mi-a băgat ăsta odată, bă, Ciprian, 400 sau nu știu cât, mi-a tremurat monitorul, ești nebun la cap. Deci ce? Mie mi-a băgat odată Ciprian, stai că spun și acum cât timp. Cred că până septembrie, anul trecut, septembrie sau octombrie a fost, a dat 200 una după alta. Tu știi cu da, cererea da. A fost în chat? Da, da, tu ne-a băgat. Da, dar nu poți stai pe mama, zic, băi, steaurile acale au fost băgate pe, cum îi zice, izie, sinării, pe dolarel. Pe YouTube, mă, da, i-a luat ăia jumate, ce dracu. Corect, eu luam bani. Ia scă, bagă-mă, eu ce-a să au ușit, dar nu-i loc acum. La Răzvan e singura modalitate. Dolarelul. E și un Revolut îl faci în 3 minute. Da, cred că unii sunt Revolutul, nu e, el mai bagă gogoașul câteodată, știi? Când e gogoașa nostru, nu gogoașul ăla de la Crăv, nu e gogoașa nostru, da, mă, care mai bagă gogoașul, mă mănâncă palma stângă, eu bani. Eu nu l-am Revolut, nici oricum n-am moderator la el să pot să-l pun. Dar poți să pui un Nightbot de ăla. Nu știu eu cu Nightbot și cu alea, mă, ești nebun. Sau poți să-l fixezi sus. Îl mai ridica de goase, îi mai dădea acolo și mai să punea. Dar restul nu, eu aș pune când... Poți să-l fixezi sus. Pui da, odată Revolutul și îl fixezi sus. Sus în link. Da. Aia știu. Exact. Agăță-l, tata, acolo, ce te costă? 3 clicuri, agăță-l, dracu, acolo. Păi da. Uite, eu de câte ori am venit, ți-am mai dat acolo doberică, mor, serios vorbesc. Zic, uite, băi, dai omule acolo, ia americanii jumate. Și mai așteaptă, dracu. Și mai 30% ea. Și mai așteaptă, ce trebuie, dacă ai idee. Și mai așteaptă și 30 de zile să ia. Așa, ăia ți-a dat omul, pac, ți-a intrat instant, bucură-te de ei. Da, mă, sinere, dar știi ce se întâmplă? La noi, în comunitatea noastră, dacă n-am făcut de la început așa, lumea o interpretează prost. Bă, că a început ăsta cerșala și pula mea, știi ce n-a chef? Decât așa, mai bine ce intră, intră și drumul, știi ce zic? Băi, și asta pe Dolărel nu e mai același lucru. Ce? De ce nu ar fi pe altfel? Păi stai, bă, că la Dolărel nu ceri. Că unii păi și cer. Păi și ce aici ceri? Dacă agăți din cu sus? Păi așa se interpretează. Bă, dă-l dracu, nu e același față lucru. Față de dat unul sau altul de la nu știu ce, băi, ți-o dat unul sau altul șef de galerii sau altul mecher. Ți-o dat ții banii pe așa ceva? Despre ce vorbește? Mai ce treci, bă, mâini, de bun? Mai treci, bă, și tu peste că practic e același lucru când un om îți dă un sticker de ăla sau ți-i pune pe Revolut, omul ți-a dat deja, a plecat banii, nu contează ce, cum. Ți-a dat fără adresă, cum se spune.
Fără, da, fără adresă, fără, e de-aia, așa. Știți? Nici nu știu oamenii, pentru că nu se vede. Tu ai luat banul, auzi, tu ai luat banul și dacă în 3 luni de zile lumea ți-ar spune că așa nu știu ce, da, dar dacă tu ai luat un banul acolo și... Vrei să spui, păi poți să nici să nu-l anunți, că ți intră pe revolu. Păi nici nu trebuie să nu-l anunți, exact, că nu se vede pe cea. Dacă vrei tu să anunți, dacă nu, tu să anunți. Și aia păi nu mă, dar faptul că l-ai pus acolo, dacă nu s-a obișnuit lumea așa, e mai greu. Tu de când ai canalul Sinere? Păi și când, păi și când ți-l rulează ăsta în chat, Gogoașe, nu e mai același lucru, mă. E, da, exact. Lumea se mai și obișnuiește. Nu știu, cred că fac un an jumate, mă. Eu nu știu, mă, am 1500 de abonați, mă, sunt... Păi ești ce trebuie. Sunt mic, sunt, n-am treabă eu, știi? Păi și eu sunt mic, până la 10.000 suntem mici toți. Îmi fac și eu emisiunile mele acolo, cu, mă știu, băieții ăștia, care na, ne știm data timp. Dar asta nu-i cerșeală, mă, frate. Eu am tot încercam să-i zic. Nu vedeți voi ca cerșeală, că sunteți făcut... cerebral și știți cât e ceasul. Dar lumea, vă spun, când a pus aia, nu știu cât mi-a spus, bă, vezi că nu e ce trebuie. Stai, mă, v-am cerut eu cumva. Bă, eu am făcut live dedicat pe chestia asta. Bă, Răzvane, fii atent, cum văd eu. Hai să spun, și am făcut live dedicat pe chestia asta, cum văd eu. Dom'le, că nu știu ce, că tu oricum ai hală, ai alea, te bucuri la 15 lei, te bucuri. Bă, stai mă așa, adică voi vrei să spuneți că Țiriac acum, dacă deschide mâine un lanț de restaurante, vă invită pe toți să mâncați gratis, mă? Că are bani? El are bani destul și el face chestia asta. Nu e, bă, tot un fel de business. Și până la urmă chestia care e, dacă un om își ia din timpul lui 4 ore, 5 ore, 3 ore, 9 ore, nu contează. El are niște consumuri. Că tu te îmbogățești tu din YouTube, tu ai niște consumuri, că fumezi, că bei un suc, că bei o apă, că consumi niște energie electrică, că mâine pe mine te lasă hardul, că nu știu ce, că nu mai merge microfonul, că o cameră de luat vederi, bă, astea sunt consumuri. Deci omul dă respect pentru tine și să continui, îți dă 10 euro, 5 euro, 7 euro, 9 euro și tu faci și câte în primul rând e vorba că te apreciază. Te apreciază. Uite, foarte mulți. Păi aia e chestia care a spus eu. Eu aia e chestia care a spus eu fiecare dată. Dacă îți place de un om și poți să-i dai, dă-i niște bani. Și asta el e cerșeală. Nu știu, sunt curent, apă, aia. Eu când am spus-o așa ceva, toată lumea a țărit în sus. Băi, domnule, dar de ce? Păi asta consider eu. Păi așa e. Asta e realitatea. Băi, fraților, dar lumea nu înțelege. Să dea un like, mâncavaș, care apeși un buton gratis, dă-l morții, mă. Asta e răutăți, mă. Înțelegi? Alea sunt trebunitări. Nu faci, vrei să spun, nu faci contentul care trebuie, Răzvan. Vrei să spun că mă uitam la live-uri, Răzvane, pula mea, și la un moment dat strigau live-uri, ce pula mea faceți, bă, dați și voi nimic, ați nebunii la cap, închid. Băgați și voi acolo de 10 euro, 15 euro, voi sunteți nebuni și băga, bă, lumea aici, bă, Răzvane. La tine pe live? Nu, la alții, alții mari. La Sinner pe live nu, mai mult de 30 de oameni nu. De ăștia de 200-300 de mii de abonați, frate, vorbesc de ăștia. Imogen mereu le atrage atenția, băi, dar vezi că eu nu-l atur aici gratis. Exact. Așa faci Imogen. Dar Imogen din asta trăiește. Din asta trăiești, Imogen. Spui ce vorbim. Păi stai un pic, câți abonați are ăla? 300. Dar nu puteți, băi, ultra, nu puteți. Ăsta care îți dă un content. Băi. Ăla când intră are de-al de 6.000 pe like. Care îți dă un content, ai ultra, ai care îți dă un content, nu? Exact. Îți dă un content cu ceva, îți dă un content cu altceva. Ține-l, dă cu altceva, eu dau cu altceva. Când deschide Imogen are 6.000 pe live direct în primele 5 minute, îți dai seama. Ce face? Care e gaming, mă, e cu jocuri, e cu altul. Cu jocuri, altul. Cu Caterin, cu povești din e cu altceva, bunici. Am auzit de el, dar nu știu ce face. Da, mă, face Caterin rău de tot. E bun. Face de astea campionate, de astea organizate. Sare în parc pe acolo, îți dă cu capul de asfalt. De astea cu Counter-Strike, e altceva. Noi am îmbătrânit, Răzvane, nu mai știm noi de asta. Eu uite, eu am 6.000 acum pe live și nu-o dat unul euro pulă. Ai văzut? Pulă. Păi dacă n-ai stai pe stream aici, n-ai făcut, n-ai dres, n-ai... Păi, dar nici n-ai cum să ai Cipriane la 60 de abonați. Nu cred că poți. E, cum să nu poți? Cum adică? Eu la 6.000 care i-am acum pe live, nu poate nimic să dea unul ceva.
6.000, 6.500, 6.600, uite cum cresc abonații, să-mi bag pula dacă nu. Nu dă 1, îți nebunesc eu dacă nu, nu dă 1. Păi n-ai dolarul ăla, unde să-ți la... Lasă băi, Răzvane, că am avut eu dolar de ăla și mi l-a tăiat ăștia repede, mi-au dat ăștia rapoarte, nu știu ce dracu au casă. Păi de ce? Nu știu, am monetizat eu prost short-urile pe acolo și acum mi-a trecut perioada aia de 3 luni și acum am trimit ăștia de la YouTube mail-uri să mă monetizeze. Mă sugeți-o, mă, nu mă mai monetizez, mă, stați liniștiți, sunteți nebuni. Păi vezi că din monetizarea clasică nu trăiește nimeni. Păi eu nu știu, de-aia nici nu mai fac. A, uite, ăsta, cum spune Andrei, imogen ăsta la numărul ăla de abonați, da, ăla trăiește din asta. Păi da, mă, puiule, că ăla face câteva sute de mii de vizualizări, iartă-mă, e altceva. E, vezi? Înțelegi? E altceva, dar la mine la 400 de vizualizări, 300, ce dracu să iau? 30 de cenți, ești nebun la cap. Pe ăla îl plătești YouTube-ul. Exact. Păi da, aia spun. În afară de donații. În afară de donații. Păi în afară, da. Păi și pe mine mă plătește teoretic. Că vezi că eu la interviuri, de exemplu... Nu trebuie să mai stai. O drăzvan, stai o leac din vorbă. Uite, cum e Andrei, cum e... Așa, dar o leac, așa, exact. Asta am vrut să spun, frate. Noi nu avem nicio treabă, n-am... Eu nu intru ca să câștig, eu n-am ce să câștig, ce să câștig eu, ce să iei nici, ce să câștigi, bă, ăsta, ce să câștigi, bă, Cipriane, că tu când intri, tu dai, ești nebun la cap. Păi asta, și acum trebuie cui să-mi dau, să-mi dau mii, că ești păcar, dacă aș avea Revolut, mi-aș pune Revolut aici ca să-mi dau mii. Da, fi client fals, bă, fii atent ca să nu se prindă lumea, dai mie 10 euro, ți dau înapoi, îmi dai 20, ți dau înapoi. Ești nebun și facem așa. Da, dacă vreți, uite, dacă vreți, puneți așa, neșar, puteți să puneți aici pe canal. Nu este problemă, nu e problemă. Da, ce să mai zic, nu mai zic. Ei, omule, oameni răi, n-ai văzut așa ceva, n-ai văzut în viața mea, n-ai văzut. Băi, Cipriane, vezi, ca să-ți faci una trebuie să ai 1000 în primul rând. Da, mă, lasă că nu la asta se referă el. Ca să ai monetizare, da, trebuie să ai 4000 de ore și 1000 de abonați. Da. Păi 4000 de ore le faci repede. Le faci repede cu live-ul. Eu pot să-mi aduc 2-3 donatori. Ce zici? Eu pot să-mi aduc 2-3 donatori de ăștia fictivi. Pot să-mi aduc 2-3 donatori de ăștia fictivi și care poate să-mi dea ei să-mi bag pula dacă nu... Atunci nu e problemă, îl tragi pe Fino acolo și a sărit 1000. Băi, Fino, n-are el treabă, nu. Băi, să trăiești din YouTube, eu cred că e o chestie mișto. Nu știu cât de mișto e, că îți mănâncă foarte mult timp, să știi. Da, băi, adică eu unul n-aș fi dispus să sacrific atâta timp, cred că și nebunii la un moment dat, jur. Îmi bubuie capul, ești nebun. Păi băi, sinele... Corecție, ca să stai să fie. Uite, la mine ar merge, știi de ce? Că uite, la mintea mea că sunt de prost, dacă aș face, să zicem, 1500-2000 pe lună, așa. Eu m-aș duce de nebun. Cine joacă în Croația? Hai, du spui cu Dinamo Zagreb. Marș la meci, live de acolo. A, să faci videouri de acolo, da, domnule, așa, da. Eu nu mai tâmpenii, da, să-și face. Nu mi-aș băga bani în buzunar, ești nebun? Da, la tine merge. Dacă m-aș duce gratis la meci, cum ar veni, știi? Să dai din galerie de acolo, să dai, da, e altceva, da. E altceva. Da, eu asta aș face. Faci videouri de alea. Auzi, dar este cineva care face din meciurile din România ceea ce spui tu? Da, face, dar nu mai știu. Stai că, stai în Peruze nu. Pentru că nu te primește în Peruze, Cipriane. E o regulă nescris, e un cod nescris. N-ai voie să filmezi, păi în Peruze. Știi? Pentru că filmezi fețe. A, tu zici direct. Corect, în galerie. Jandarmeria salvează România, da. Nu jandarmeria, mă, că jandarmeria e doar un pion în combinația asta. Ideea e că au sunt mulți proști care filmează fețe și îl filmează pe unul când aprinde turta și da, domnule, am înțeles ce spune. Eu ți-am spus o glumă. Jandarmeria salvează România. Eu ți-am spus, eu am ieșit de mult din sistem, nu mai mă lua, nu mă... Da. N-ai pierdut nimic, stai nici. Băi, este mă unul mă care face, băi, ăsta Răzvan, am văzut eu videouri de la el, ești nebun, de la meciurile lui Dinamo, omul e de... Băi, Răzvan, nu că n-am pierdut nimic, dar era chestie că l-am dat pe și mă apesude și eu acum, pe la 4-5 de ani. Dar n-am la dus decât 2 ani, atât. Un an, ceva, un an, 8 luni am. Da, stai un pic că mă gândesc la ce mi-a zis sinerul de... Este mă, unul face din galeria lui Dinamo, mă, ce dracu, când dă ăia goluri, pune telefonul, face balamul. Cum îl cheamă, mă, pe ăla, mă, mâncat? Hai, fui pe stadion! Mi se pare că da.
E unul tinerel așa. Da, și la hai mă, dacă zic că face, ce dracu am văzut. Da, mă, dar ăla știi ce are sinere? Ăla, în primul rând, care are o cameră mult pe... Bine, eu filmez cu camera de la laptop, live-urile. Am văzut, da, se vede asta. E, așa. Ăla are o cameră mult mai bună și el are de-aia de stă pe teren. Acreditare de-aia. A, am înțeles. Înțelegi? Înțeles. Eu dacă filmez peluzele din teren, mă trezesc cu un scaun în căpățână. Bine că mă cunoaște lumea, poate nu. Dar am zis, băi, fără asta, că nu e ce trebuie. Am înțeles. Băi, că ție nu-ți dă numai duce așa, nu. Dar ți-am zis, omul am văzut când scria Dinamo mare balamuc acolo, da, facem omul și merge. Poate are mă din aia de la presă, Sinari. Nu știu. Păi da, are, da. Nu știu. Eu am văzut ce pe materialele lui acum, ce avea el la mână sau ce, cum se cunoaște el cu lumea pe acolo. Băi, eu pe Ultra l-am văzut la meciul cu Kosovo și atât l-am mai văzut. Nu mai filmat. Noi mergem să ne filmeze pe stadion. Am depășit momentul ăsta de acum 20 de ani. Sunt șoareci de ăștia de se bagă să-i filmeze televiziune, mie nu-mi trebuie. Da, mă, vezi, tu ești din garda veche, ești cu, aveți voi regulile voastre, aveți, na, pula mea. Păi da, ce-mi trebuie să mă filmeze? Ce mă ajută pe mine treaba asta? Da, domnule, am înțeles acum, e... Nu se vede frumos la adresa ta. Gata, am prins ideea. Ce iar dacă se vede frumos, dar nu mă interesează să se vadă frumos sau nu. Vreau să mă duc la meci să-mi văd de treburile mele. Că mă întreabă ăștia, domnule, dar nu veniți cu torțe și cu alea la meci? Ba da, cu metri, dăm și foc la stadion, aruncăm și vreo bombă eventual. Aha. Ce să stea, mă? Mă întreb dacă merg cu torțe la meci. Chiar dacă m-aș duce vreodată, bă, nu spun ție pe live, boule. Nu? Da, corect. Ce? Doar nu te spargi în anchetă singur. Eu l-am cunoscut pe Ultra astă vară, un om extraordinar. Ce a ajutat. Și vine atât mai încercat. Când am vorbit amândoi și atât mai interesat pe mine, unde așa și mi-a fost chestia că dacă pot să cumpăr ceva aur. Și el a zis că domnule, nu avea nimic la vânzare. Păi, să morți dimensiunea. Eu nu v-am zis, mă, v-am scris mai devreme acolo că dacă scoate ăsta tot aurul pe titre, face tezaurul României și revolă. Cine mă, eu? Uite, asta mă interesant. Tu, de unde tu? Tu ești sărac ca mine, ești nebun, de unde drag? Nu vezi că stau la mâncă aurul și toată noapte, ești nebun? Ciprian, mă, nu tu. Aresta aur pitit și îngropat, zici că e Decebal, ești nebun la cap. Da. Corilo, cine? Adevărat. Hoții și Vardin. Ala pe cela care și acum îl caută tine, să moară mama dacă nu. Și-o luat pula mea așa, nu știu ce, că am pierdut pe aici, pe grădină. O parte din el am văzut și o parte l-am îngropată. Da, să fii sănătos, Ciprian, să-l dea Dumnezeu să-l dublezi. Lasă-mă că și-a detector de la știu. Ei, cât ca să-l dublezi. Dă-l mă, acolo, că nu-l dublezi câtva ai de bine. Trebuie să-l ducem înapoi. Dar era chestia că, eu ți-am spus, știi că am văzut asta, dar ce ai la văzare că vin să eu? Tu ai spus, domnule, nu avem la văzare nimic. Dacă chiar nu vinci acum, n-am. Fără mișto. Tu n-auzi, băi, răzare. În vară când vin, îl cumpăr tot cât ai. Tu n-auzi, băi, Răzvane, că s-a dus la plimbare în pădure și s-a întors cu un laptop. Tu îți dai seama ce e la ăștia în pădurile alea acolo. Ce hoția de a găsit laptop îngropat și nebun la cap. Ma. E rupe românii pe acolo. Auzi, poate face Ciprian vreo șmechirie cum au găsit la armata de teracotă din China. Asta zic. Mâncate de... Băi, dacă ar fi așa, se ajute Dumnezeu. Nu mai intră Ciprian pe niciun loc. Zic că ăștia care l-au arestat, care și după aia vezi pe Ciprian pe un fără, pe în alea. Da, da, treabă, n-am eu. Nu. Băi, nu super nimic. Tot timpul nu-a plăcut aurul. Să fii. Păi nu, dar dacă găsești așa ceva, intri în forță fără să vrei, nu te supăra pe mine. E, las că îl mai trage și unul și altfel, pentru că niciodată n-am avut, cum îi zice, am avut vechi de 14, de 18, de așa, s-o luat, s-o vândut, s-o așa, nu știu, s-o cumpărat altele noi, s-o... Am făcut tranzacții multe. Și acum le am toate în monez, în... Nu. Cipriane, dacă găsești o armată de teracotă, cum a găsit o Borezaro la China, apare în forță obligat. Da, mă, mi se rupe pula.
Intrerea cota lui e vreo aur. El e momentan. E momentan la. Se o teracota pune. E momentan. Nu de că palma stânga să fac pula dacă. Mai e ceva de luptă până acolo, asta am sesizat și eu. E greu. E grea viața, bă. Bagabe aș pula în teracota lui. Eu vreau aur. Mult. Trec, bă, nebun. Să fie. Ciprian îi vindea pe soldații a Paurei, ești nebun? Păi da, adevărat. Păi da, ce are? Bă, strălucește, e bun. Ăla strălucește, nu prea. Dă-l în morții măsii. Învia și Mao dacă afla treaba asta. Învia ăla. Pe loc, tușea de două ori și își revenea. Păi, dar voi să fiți în locul eu. Dacă ați fi ca să fie al vostru. Nu tot la fel, dar îți place. Auzi, sinere, tu ce făcea Ciprian pe live, vința? Ei, sinere, pac, 10.000 direct îți arunca. Bă, ești nebun la cap, păi, tu e în stare. După aia vința la mine. La mine mai încet, că mă știe de mai puțin timp. Ce ai, mă, ești nebun la cap, tu n-auzi că ultima oară când s-a îmbătat l-a trimis pe unul în concediu cu neamuri cu totul în Turcia. Auzi, bă, la mine trimite a făcut... 5-7 mii cam pe acolo, știi că... Auzi, bă, Cipriane, auzi, bă, ăsta, Ultra, a intrat omul pe live, a făcut câteva bucăți de ăsta și a doua zi a închis live-ul și s-a dus în vacanță. Da, cu Argentina. Pă bune, mă? Da, cu tot neamul s-a dus. Băi, 2000. Ei, da, mă, ăla ești nebun? 2000 într-o țară. 2000, mă. Nu cred asta niciodată. E, cum, trebuie, cum, ce ai? Bravo, Cipriane, te descurci. Tu n-ai văzut că a plecat ăla direct, ai zis gata, mă, ne vedem peste o săptămână, plec și eu. Plecat la Dubai. Nu, mă, în Turcia a plecat. Am văzut eu live, în Turcia a plecat. Pula mea, nu spune Dubai, nu trebuie mai din pulul de plecat. Dar două luni din primar? Păi da. O noapte mi-au cântat. Era cântăresc de ăsta la urmă, știi? Cum? I-ai dat 2000 din prima sau pe bucăți? Pe bucăți, bă. O noapte întreagă ei. Am crezut că în loc să-i dai 20, n-ai mai bătut aia și i-ai dat 2000. O cântat omul o noapte întreagă. Știi asta, Andreiule, știi la cine fac referire? Nu știu. La pianistul ei. La pianistul, mă, la puștul ăla. La pianistul ei, la gadiul celălalt. Au plecat pe aceea în Dubai, după ce am dat eu banii. Bă, ia stai, bă, Cipriane, tu ai apărut vreodată pe live la Ferraru? La Ferraru nu. La ba da, vreo 2-3 ori. O luat el în pulă și i-a dat la bui de fiecare dată. Ce? L-am văzut eu, mă, că eu mă mai uit pe live-urile alea, mă piși pe mine de râs și odată zic, mamă, ce seamănă ăsta cu Ciprian? Bine că mi-ai adus aminte. Da, cred că da. Deci tu erai. Dar lua acela bani nu i-am dat. Ne-am luat, când era pe Omul TV, ne-am luat. E, pe Omul TV. Cavel, cu domnul, cu moldovenii, că așa că nu știu. Nu, dar deci nu, bani nu i-am dat. Da. Nu i-am dat. Da, deci tu erai. Ma. Eu eram, da. Unchiul e vedetă, mă, ești de la cap, ce ai? Ce ai făcut? Hai, mă, ce drept. E ce trebuie. Păi da. Și ăla s-a lăsat de când a dat Cipriene de atunci, a? Nu, face și acum, face. Bă, da, face acum, dar nu mai face, nu mai merge. El când punea el melodie de cele cu tare și așa, nu știu. Nu mai merge. Ca la Pepe. La Pepe, când m-am dus prima dată, am dat 10 euro, știi? Și zic că vreau o melodie. Și unul spune că, dar nu trebuie să dai 50. Unul spune, altul spune, ei, dar odată că aici e marjat de 5 euro. Odată pula mea așa nu ce. Și da, 50, da, i-am dat 500. Când i-am dat 500, să mă apulă, dacă nu, când da Pepe, erau fetele alea de la Cameranul, ca să mă apulă. Am mai trăgit cu odată 500, să-mi bag pula, dacă nu, cu șoul numai pentru mine. Hai, leu, ce-o cântat acolo, mamă! Lume! Mulția, mă! Dacă găsi trei ca tine, plec în Corsica cu vapor de croazieră, mă sucez, nu mai merg cu azi.
E de căcat, da, păi, vezi că tu aici greșești tu. E, Polesc, o iau pe Mexic. Ai așa, 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 așa. Da, e ultra, dar tu aici greșești. Tu nu pui tu, tu acolo tu ții, hai, fotbal. Hai cu tare, hai cu tare, hai cu tare. Poți mă poți gălăgea asta și nebunul. Tu mai sunt care mai ies păi, niciodată. Mai bază. Ce bă, să reinventează ultra. Hai ca să spun eu ții sincer. Uite, hai ca să spun eu ții sincer. Eu am vreo 2 luni zile de când am mai dat la nimic. Care mă, că mi-ai dat mie când acum 4 live-uri sau 5. Ce nu-s 2 luni zile? Nu. Cât ți-a dat? Cât mi-a dat? Cât ți-am dat? Păi vezi? În vreo 2 luni zile, eu nu mai dat la nimic. Dacă nu știi să luați banii, eu de multe ori am spus, dacă nu știi să luați banii... Dacă muzica mi închide canalul, tu nu ești sănătos la cap? Îmi dă strike din ăla. De ce ți-a canalul? Cum? Cum? Tu da strike? Păi da. De ce? Pentru că nu am drepturi de autor. La ce? La muzica care o pun, băi Cipriane, parcă ești nebun. Păi dar n-am nevoie să pui tu mâini muzică, băi, tu ce să spune ție Revolutul? Și aia e! Mamă, ce faci ăsta cu Revolut? Dacă vrei păi Revolutul, tu spui tu băi, sinere, nu e așa, sinere, e, băi, explică-i încă o dată, că ai, poate nu poate să te explic bine. Da, mă, tu n-auzi că omul are alte principii, n-am cum să-l conving eu să-mi zică după aia că... Păi da. Mă, sincer, nu e vorba de principii, e vorba că spuge lumea de pe canal. Nu dacă, dacă făceam la început, voi aveți de toate, e absolut corect ce spuneți voi. Dacă eu făceam așa de la început, era altă schemă. Dacă îmi vii după 3 ani cu d-astea, știi, bate la ochi, adică se vede urât. Dar ce nu încerci măcar o dată să vezi? Păi la interviuri să moară doi, trei, dacă ce spuneți voi. Băi, eu nu știu dacă e ceva atât de grav cum consideri tu. Eu știu care e băiețeala care aia voastră acolo. Eu înțeleg ce vrei. Păi nu, că asta e verificată, sinere, nu vorbesc prostii, adică e testată. Am înțeles. Bă, așa, na, nu știu, na, nu, n-am ce să zic. Ia uite, de exemplu, acum, sinere, poți să pui la mine aici Revolutul? Al meu? Da. Bă, nu știu dacă pot să-l pun. Păi pot sigur că n-are restricții din alea. N-ai restricție, da, n-ai restricție. Da. N-ai ia, Andrei, pune-l și tu, pune-l și tu ultra. De unde să-l pune, ești nebun? Păi da, dar tu aici nu mai ești pe canal acolo unde ești tu. Unde păi nu contează, tu că dar lumea ar considera. Am dat atunci pe un mesaj. Păi mesaj, uite-te în mesaj. Băi, vezi cum îl pune Sider aici și apune-l și tu îl pune și Andrei. Păi să vedem ce acum să vedem. Dacă la tine... Nu am timpul la mine, că e Revolutul nevastă mea, eu n-am... Ești nebun? Mm-hmm. Bă, dacă n-am restricții, dar nu știu unde să-l găsesc. Revolutul meu. Îmi dai tu? Nu. Nu știu, eu l-am pus, dar nu știu dacă apare. La ce să apare? Direct aici. Nu ai pus nimic, Andrei. Deci nu, deci e restricționat. Nu, mă, nu e restricționat. Uite, eu l-am pus acum. Sau... Eu am pus link mai devreme, n-ai restricții. Adică n-am cheie, dar nici restricții. Dar de ce n-apare? Că pe cea n-apare. Da, așa se încerci eu. Păi, dar tu l-ai pus Răzvan? Nu pot să-l pun, că n-am link-ul, n-auzi? Nu, îți dă restricție. Trebuie să dai cheie, Cipriene. Da. Da, băi, la dosul trebuie să... Nu, la dosul trebuie să-l pui restricția alu. Trebuie să-l pui cu goașa. Uite, eu l-am pus păi acum. Păi da, aparent... el are link-ul, eu nu l-am. Aparent și că mergi. Apare? Nu, ți-apare pe chat. Da. Ție personal, dar nu-l vede nimeni. Nu-l vedeți voi, da, corect, e restricție, da. Spun eu. Uite, eu nu-l văd, de exemplu.
Da, 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 uite, îmi spune mie, da, îmi spune cu dușul care voi. Să-l fac ca să-l văd. Trebuie să dai cheie, trebuie să ne dai cheie. Ne dai cheie, da. Și cum trebuie să dau cheie? Păi simplu, dai click pe noi și click dreapta și ne dai moderator. Nu ești pe laptop acum? Click and mail, start comment, delete comment, push comment, cum îi dau? Care dintre ei? Ciprian se pricepe mai bine ca mine să mă bată. Deci fii atent, Cipriane, în momentul în care te duci la om, la unul dintre noi la care vrei tu, yeah, ai 3 minute. Uite acum sunt la Andrei, da, uite acum sunt la Andrei. Îi dau click, dreapta. Nu, 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 ai 3 liniuțe în dreapta acolo, 3 puncte. Apasă pe ala. Da. Nu, așa, dar stai că apare? El știe, el dă pe noi, direct pe poză. Nu mă, în dreapta scrisului, nu Cipriane. Nu mai dă pe poză, la... dau un comentariu în chat-ul. Ah, și tot nu merge? Da, mă, trebuie să ai 3 puncte, 3 liniuțe. Păi am start comment, delete comment, put it user in timeout. Of bad. Aia, în timeout ți-i dai secunde să nu mai poți să vorbească și bani, îl banezi. Am zis că trebuie să intri nu de, direct de pe host, trebuie să intri separat pe alt telefon sau pe laptop. Nu, 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 Andrei, merge și așa, că eu am făcut eu. Da, normal că merge. Stai că ai ieșit de tot acum, nu știu ce faci rău. Ia să-mi setez și eu live-ul pentru astăzi, vă, dacă toți. Faci live? Faci live azi? Da. Foarte bine. Hai, consultez acum. La ce oră îl pui? Cred că la 6. Bă, nu e cam de vreme? N-am încotro, adică după aia vin la muncă. A, am înțeles, am înțeles. Sau hai la 6:30, dar mai târziu n-am cum. Aia e oră de trafic, știi? Păi e, nu e, n-am încotro. Na, nu știu, nu știu ce zic, nu... Auzi, Dani, mai auzi? Aud, aud. A ieșit un pic, dar a intrat înapoi. Am mergem pe WhatsApp. Păi am intrat pe acolo pe moderator. Trimite-ne în privat! E cam de vreme un pic, băi, dar mă rog, dacă nu ai cum, ce vrei să ai? N-am încotro azi, mă jur că n-am încotro. E ora de trafic, să știi că de multe ori, să știi că de multe ori când intru la tine pe live, ori sunt abia ajung acasă să mănânc, să alea, să și zic: "Bă, dar ce de vreme deschide omul ăsta?" Și nu poți să stau astea, că dai, vii acasă, îți faci duș, mănânci și tu nu poți să stai. Știu ce zici. Înțelegi? Pe, da. Pe privat merge, dai seama, acolo. Hai, pe privat merge, n-are nicio treabă. Uite, îl pun la 6:30, mai devreme n-am. Trebuie să dai și tu, mă, cumva niște moderatori, Cipriane, dar lasă că-ți explic eu odată, că nu ești în live. Îți explic eu cum să... că trebuie să dai cheie la câțiva băieți. Da, am înțeles. Păi la care câțiva băieți? Că doar toți ăștia care suntem aici, că nu mă urmăresc și drag. Păi da, dar uite că ajută, ok. Îți mai pui un link, îți mai pui o chestie, îți mai pui o trestie. Nu mai ești atent și e unul care spune că pe aici e cineva care să șteargă? Răzvan! Da! Dă-mi numărul tău privat! Ce număr să-ți dau, mă? De telefon, mă. E papuci. De la papuci. Stai, mă, că ți-l dau eu, Cipriane. El nu-i pe numărul meu, bă, Cipriane, de cât ori să spun? Dar n-am numărul tău, ei. Nu, mă, ca nu să vrei numărul meu de telefon, mă? Da. Da, mă, numărul tău de WhatsApp. Stai să-l găsesc pe Ciprian. Dar vezi că la mine, Cipriane, că înainte vorbeam de Revolut. Revolutul nu-i pe numărul meu. Păi nu-i nimic, mai pui link acolo când vorbiți voi în WhatsApp. Pune link-ul de la Revolutul tău, ce dracu, nu-ți găsești link-ul de la Revolut și tu ești nebun la cap. Stați un pic așa, scuzați-mă un pic. Da, mă, ce e? E de vreme, e de vreme cu live-ul la 6, dar mă rog, aia e, dacă n-ai rău omul timp. Ce anul e cu live-ul cu la 6? Ultra, că face diseară live la 6. Fiecare face cum poate. Da, da, e o oră ciudată, că atunci majoritatea oamenilor sunt în deplasare, se întorc acasă. Eu am intrat de câteva ori pe la el, dar na, e greu.
tocmai îți faci și tu duș, ajungi acasă să mănânci, e mai complicat. Dar mă rog, sunt ei ai lor acolo, suporterii. Eu nu înțeleg nimic când intru acolo, au vorbele lor, nu prea înțelegeau ștourile lor, știi? Lasă-mă că să nu știu. Acolo e, băi, acolo știi cum e, băieți sunt acolo, e tăți fotbaliștii. Da, mă, da. Poți intri cu vrăjlan, nu te duci cu vrăjlan. Hai, da, ce treabă. E greu, s-ar putea să o ieși în bot, cum ar veni, știi? E, oie, hai mă, terminați-vă cu tâmpile. Intru și eu, salut. Bă, e, știi ce zic? Ei, Gadiu. Ei, acolo voi sunteți, băi, nu pune tu un suporter de fotbal care mănâncă fotbal pe pânii, unul de ăsta cum suntem noi, știi? Da, domnule, clar, clar. Nu că vreau să urc pe Răzvanul Slăvi, mă doare ce trec, nu știu echipa FCSB-ului acum, dacă zice unul, băi, care e ăla, care e ăla, care e ăla. Eu accept și eu FCSB-ul, că eu știu tot FCSB-ul, tot Steaua. Mă rog. Da, ăștia sunt băgați acolo, știu. Dar mai arunc și eu cât un pariu, cât o chestie, mai cad eu pe blaturile lor câteodată, se întâmplă. Mamă, la pariu, cred că n-a câștigat nimeni de toată. Eu cel mai tare mi-am luat-o de la, ți-am zis, mi-am luat-o de acum, de curând, că mi-am mai luat. Mi-am luat-o de la farul cu Botoșani. Păi ăsta a fost de mult egalul la 1. Da, mă rog, da, nu ăsta, pula mea. Da, aia, stai să vezi etapa asta câte au fost. Mi-am luat-o grav, nici nu mă așteptam, nici nebun, mi-am luat-o. Și eram să-mi iau și după aia când a jucat cu Rapid, zic aia, că aici șofură farul iar de la Rapid și a bătut de ea uscat. Bine că n-am mai pus, că mi-o luam și a doua oară. Bine, eu merg mai mult pe de-astea online, merg în timpul meciului, știi? Următoarea care marchează, cornere, chestii, socul, live, pun pariuri live. Că văd și eu cum se desfășoară meciul, că dacă le pun dinainte mie... Cizării! Ia mergi tu pe acolo și vezi tu care chestii. Și atunci... Da, știu ce zici, că la live ai avantajul că vezi meciul. Aia zic, aia zic. Ai avantajul că vezi meciul, ai avantaj, poți să mai faci niște chestii. Băi, Cipriane, vezi că ți-am trimis numărul. L-ai văzut? Ce numărul e trimis? Te pupă fratele tău, Ciprii, că te pupă fratele tău, să rămână, mulțumesc. Păi nu vezi, bă, să-ți trimit numărul meu de telefon sau ești nebun? Da, să trăiască fratele meu. Îți dă Dumnezeu sănătate. Unde l-ai trimis? Pe Facebook. Bă, ce vă complicați, mă, atâta zic, mă, rupă, dau eu, dar... Dar nu știu de ce mi l-a cerut, eu asta nu înțeleg. Ați zăpăcit cu Facebook-ul cu asta. Auzi, bă, fii atent, hai să te întreb ceva. Am zis ca și eu, ideea asta, dacă vrei să mi-l dai medalia, dacă vrei să mi-l dai medalia, nu te supăr nimeni. Ha? Înțelegi? Dacă vrei să mi-l dai, mi-l dai, dacă nu, nu ești nicio problemă, stai tu niște... Mi-l-am trimis pe Facebook acum. Jandarmeria nu salvează România. Eu ți-am mai spus înainte că jandarmeria nu mai e ce a fost înainte. Băi, Cipriane, deschide Facebook-ul, mă, pe Messenger. Doamne, nebunit ăsta, Răzvan. Stai, olea, că s-a ocupat acum cu Revolutul. Dă-o dracu de treabă, să-mi bag pula dacă nu. Luați-l, mă, ușor, că nu e multitasking. Păi da, o dai cu toate, să-mi bag pula. Adevărat. Deci la tine o venit Silari. Da, să rămână, mulțumesc, e în regulă. Te pupă fratele tău. Hai să fii sănătos. Nu e scandalul și Papito, nu e scandalul. De ce Papito vrea scandal? Papito, mâncața și gălăgia ta l-ai pus pe ăla când a stat eu și vorbă cu dânsul în casă. Mâncața și gălăgia ta l-ai dat pe cotoroață. Să-mi bag pula dacă nu ai văzut, te-ai plăpit tu. Ei, omule, te-ai văzut ce-ai făcut, ai om, bag pula dacă nu ai. Nu, scapă, bă, lui Papito, mă, ești nebună. Iar special să-mi bag pula dacă nu.
Ăsta e dracu gem, mă, nu știu de unde a apărut papito ăsta, da, e papito? Da, e poliția YouTube-ului. Au, știu, da. Cipriane, ți-a picat netul invers, mâncați-a sufletul tău. Nu, mă, e în tasking acum. Ferească Dumnezeu. Bă, ce săptămână urmează la mine, băi, mâncați și pada pula mea. La mine urmează două luni nasoale, mâncați și. Ce vorbești, mai nebun? Auștia deschidere de mall la Pitei, sai, da, bă, urât, bă, nu le sufăr pe astea, bă, mâncați. Nu le sufăr, ești nebun. Ce, ai făcut reclamă, ceva, reclame? Ce vorbești, măi, balamu, cu după fața pământului acolo, băi, Andreiule? Și trebuie să te duci acolo? Ce? Te, nici nu ce mai știm de viața noastră. Făcut, care e, care vine, care pleacă, care... Ce vorbești? Urâte, bă, astea, urâte. Urlă toată lumea, toată lumea zbiară, toată lumea vrea, tot... Pia, și toată lumea se pricepe, bănuiesc. Ce, bă, nu mai intra pe aici, că vine ăla cu asfaltul, nu mai vine ăla cu asfaltul, vine ăla cu marcajul, nu mai aveți voie să parcați aici, parcați din gara, nici dincolo. Bă, ce, mă, e pușcărie. Dar de ce ai de făcut acolo, Sine? Magazine. Mi-aș pula. Îți deschide vreun mall ceva? Da, mă, da, îți deschide mall la Pitești. Pizdați. Și te întorci seara acasă sau rămâi acolo? Ce, bă, sunt echipe plecate acolo, fac 3 săptămâni. Păi, ești, păi și cum te duci în fiecare zi până la Pitești și înapoi? Nu, sunt rămase acolo. Nu zic tu, te duci în fiecare zi? E, nu, nu, dar e, îmi sparge creierii, bă, frate, se schimbă modificarea de la o oră la alta. Astea sunt frumoase. Hai de pula, vine cât un dăla, nu mai puneți de ăsta, că nu e nifug, puneți dăla care morți măsi. Până pe 24 e balam, mi-a spart creierii. Pula. Voi vedeți că eu mai stau vreo 10 minute și trebuie să mă șutesc. Gata, ai terminat programul? Nu, la 3, dar trebuie să mă șutesc un pic. Am înțeles. Bă, dar ce program? Tu numai de noapte bagi? Sau și de zi? Nu, astăzi, de exemplu, la 3. Azi sunt de la 10 dimineața aici. Hai de pula. Sunt ce trebuie. Și mâine, după ce termin live-ul, vin înapoi. Eu când ți-am zis ca să vinzi 1000 aur, nu ai vrut ca să vinzi. Dacă mi dai 1000 aur, erai milionar acum. L-a ținut pentru el, bă. Dacă vezi vreodată aur pe mine, să mă înjuri de morți. Adevărat, nici eu. Dar nu ți-am spus ca să-l luă pe tine, ți-am spus ca să-l cumpări de la tine. Când o avea aur de vânzare, Cipriane, spune mi că ție ți-l dau, e bine așa? E, ce ți-ar fi? Eu ți-am spus om, că acolo eu ți-am spus că vreau să-l iau. Eu ți-am spus că vreau să-l iau tot. Tu ai zis că, uite, domnule, când ai tu bani. E, da, am eu bani, n-ai vreo să-l dai. Ce să-ți dau, mă, un rinichi îți dau dacă vrei, te ajută cu ceva? Ce ai făcut, voi ultra, ai scos la vânzare și așa ai doi. Păi e nebun, mă, zice că am aur aici și nu-l dau, auzi. Dar pică-mă lucruri mișto pe acolo, pe la tine? Bune? Mai subțire ca în anii trecuți. Nu prea, a? Acum baza aici e casa de schimb și Western. Am înțeles. Mai pică, dar rar de tot. Că dacă lasă lumea, culmea că le și scoate. Aha. Asta nu e bine. Dacă fierbe ăla, știi ce zic. Bă, adevărat. Adevărat. Și va foc mic, așa, tot e ceva. Păi, de când nimic.
E greu, bă, e greu. Aici, nu e al meu, că dacă era al meu, stăteam eu la ora asta aici. Da, domnule, am înțeles ce ai. Ce dracu. Ciprian e patron, ce pula. Să descurcă și el acolo, mă, cum poate, ce să... Asta i-a ajutat Dumnezeu, să fie sănătos din partea mea. Andrei, tu mai ești aici, mă, că nu mai zici nimic, bă. Eu sunt aici, vă ascult. Nu, e mă, a consumat, mă, și energia azi noapte, mă, nu mai are energie. Omul să ce și el la muncă, azi treci la muncă, Andrei. Mă, să moară 2-3, mamă, frumos azi noapte. Da, mâine, da. E bun, mă, Andrei. Andrei e cel mai bun când e nevorbit. Știi, când stă el vreo săptămână, dar nu mișcă pe nicăieri. Când a, deci să se reîncarce, cum ar fi? Stă la încărcat, să bagă la încărcat. Nu, nu, sunt un pic răgușit. Cred că se observă. Eu sunt spardărăcit, ești nebun. Mi-am făcut azi un live. Nu, cred că am prins o răceală, că văd că mă ustru și ochii și... Am făcut un live cu Muci azi. Adevărat, zic. Vremea asta se schimbă. Băi, Andrei, dar l-a spus bă, s-a schimbat de 3 ori. Cum? N-a spus Bamse aseară că face live azi? Eu n-am vorbit cu el deloc astăzi, absolut deloc. Ce ai, mă? Aseară, mă. Ce ai, bă, el spune, fii atent, așa, hai ca să spună unitate de măsură. El poate să spună și nu o să ține de cuvânt meu. Hai să spună unitate de măsură. Dacă el îți zice de 10 ori că face live, face 11 ori. Am înțeles. Cam așa merge la Bamse. Da, da. N-a reușit el să-și facă un program și nu știu de ce nu lucrează la asta. Bă, Andrei, fii atent. Ia verificat. Să-și facă un program de ăsta, știi, bă, fii atent. Dar nu mă scoate dacă eu... Miercurea și vinerea. Eu n-am cum simțire că la mine sunt turele amestecate. Așa ar fi ideal. Pentru tine poate așa ar fi bine. Băi dacă știe omul când e programul, știi, când ai... Da, da, eu de obicei le dau marșa de două zile. Adică le-am zis data trecută, băi, într-o duminică sau luni. Înțelegi? Și rar se întâmplă să nu intru nici duminică, nici luni, dacă zic, înțelegi? Am înțeles. Dar de obicei sunt... Auzi, finere, ție ți apare acum, de exemplu, că urmează live la mine? Ia stai să văd. Trebuie să-mi apară notificare. Ia stai să vedem. Dacă ai clopoțelul ăla, ți apare. Uite, spune așa. Am alte notificări. Notificări astea se dau un F5, că de multe ori trebuie refreshuit ăsta, că îngheață browserul. Ia stai să vedem. Hai mă, scoate. Bă, eu am activ clopoțelul la tine, că mi-apare mereu notificare când intri tu live, dar uite, acum încă nu n-a ajuns. Încă nu. M-a învățat și pe mine cineva de la începutul canalului, mi-a zis că, bă, fii atent, like-urile sunt mai bune alea dinainte de live decât alea din timpul live-ului. Bă, uite, asta nu știam. Da, și că știi că algoritmul, că domnule, dacă omul îți dă like înainte să începi, înseamnă că automat rezultă că îi place ce va urma, știi? O chestie de genul ăsta. Uite, la Papito a apărut la 18.30 ora României. Păi așa l-am și eu, tot la 18.30. Păi da, normal, ora României. La mine încă n-a apărut. Cine știe? Dar îmi apare că văd live-urile la tine. Văd când... Îmi apar notificările, dar acum văd că n-a apărut. Că dacă ți apar când deschid live-ul, deja like-ul tău contează și ăla, dar ți-am spus, contează înainte. Nu, lasă că am fost atent, am văzut că mi-apare că în viitor, nu e problemă, dar nu a apărut acum. Bă, de multe ori să știi că Răzvan intru la tine, dau like acolo, mă uit și eu un pic, mai ales cum faci tu așa și dacă mă bag la masă și aia nu mai intervin, dar fratele tău intră mereu, nu e problemă. Să rămână mult. Să știi că pentru mine și pentru, chiar și pentru comunitatea noastră, contează mai mult o părere a unuia care nu e fenomen decât a unuia din fenomen. Pentru noi contează mult asta. Am înțeles. Băi, ți-am zis, de multe ori primul like e de la Papito. Îți dea Dumnezeu sănătate, papi. Nu cred că mi-a dat mie. Ori... Da, ție. Mergi frumos, Papito. De multe ori când intru, ești deja băgat în subiect, ești pe ei cum ar veni. Și mi-e greu, trebuie să stau, să mă prind. Mulțumesc frumos, Daroane, uite și Daron ți-a dat băiatul ăsta. Mersi frumos. Intru pe aici pe la noi. Mersi frumos.
Sunt niște băieți deșteapți, știi de mult cum e Papito, e deja e fenomen, e omniprezent. Nu mai dați el ultra susținător, dați-mi, vede, nu mai dați, dați-mi. Ah, aici e. Dar băieții intră și n-au niciodată n-au urcat sus sau chestii de genul ăsta, dar sunt prezenți, știi. La tine. Păi, acum și la tine că, na. Păi, dar eu n-am dat asta cu urcat. Cu ia vezi acolo pe Revolut. Auzi? Vezi acolo pe Revolut Ultra. Ia vezi, l-ai intrat? Este acasă Cipriane, că e al nevastă mea. Ți-a mai explicat o dată. Mamă, ce ești intrat tine, da? Mâine dimineață, bă, să rămână mult oricum. Să rămână mult. Anca P, da? Da. Ți-am trimis link-ul pe Facebook. S-a notificat. Da, domnule, am înțeles. Să rămână mult. Hai, să fii deci aici, fă și tu chestia asta, ci că îți ridică canalul. Nu mă întreba de ce. Bă, nu știu. Sincer să spun, nu știu. Bă, da. Probabil e algoritmul. Da. Contează foarte mult și mesajele de după ce se termină, pentru că te promovează YouTube-ul. Acolo, eu la alea stau nasol. La mine foarte rar se comentează, la interviuri se comentează mult. Dar la live-uri se mai trezește câte unul, mai spune o tâmpă. Comentarii din chat n-au treabă cu algoritmul, e vorba de după. Sau de mesaje dinainte să intri. Dacă, de exemplu, dacă ai mesaje înainte să intri, cu cât mai multe, cu atât se promovează. Da, mă, alea sunt bune, comenturile sunt bune întotdeauna, da. Da. Sunt bune și mai ales comenturile cu comenturile cu text, adică nu neapărat emoticoane, știi? Cu text. Adică să spui ceva. Să spui ceva, da. Da. Bagi acolo două vorbe, ceva, nu contează. Salut, nu contează. Ceva. Mm-hmm. Uite că am trei din astea. Da. Mersi frumos, fraților, că sunteți clar oamenii din cea de aici. Da, mă, sunt oameni, băieții ăștia, după la noi, ăștia mulți. Trebuie și la tine, la tine nu-ți dă nici pe dracu, nu-ți dă nimic. Băi, la el ar trebui să sară în sus acolo la cât sunt ei, mă, dar cred că ești un pic de răutate acolo, mă, ceva. Care, vechi, eu am 1200 de oameni. E sigur, spun eu, sinere, sigur e. Înțelegi? E un pic de răutate contează acolo. Contează foarte mult că... și câți ochi ai. Contează mult, îi promovează. Ăsta Răzvan stă bine, stă 70, 80, 100, 100 și un pic. E bine și l-aruncă în față, da. Da, mă, da, stă bine, numai că să roagă de ei să dea un like, să nu dau un coment la sfârșit. Adică, bă, sunt niște chestii de-astea de nu te costă nimic, da. Asta cu comentul la sfârșit de la BAM ți-am aflat-o. N-am știut-o pe asta până acum. Păi, zile și tu băieților, poate eu știu dintr-o sută. Noi mereu am spus lui Răzvan, dacă acolo poate se găsesc 2, 3, 15, 20, contează, știi? Direct să le spui, băi, la sfârșit, după ce încheiem live-ul, deci după ce se încheie, atunci dați, lăsați un comentariu. Bă, bă, și eu vorba. Ia vezi Andrei Revolut, este bine? Dai să verific, Ciprian. Fiate că pe Andrei l-a atins de două ori, că i-a mai zis o dată. Nu, dar nu intrase nimic. I-a pus plusul pe minus. De la geologie, cred că e. De la geologie, da, bă, adevărat. E aia cu epicentru și hipocentru, știi? Se poate, da. E în același loc, dar e mai la vale un pic, cum ar vedea. Pe un mal frumos. Un cadou frumos, așa, din noapte bună, știi? Cipriane, mi-ai dat un live. Dar tu faci și TikTok, Răzvane? Nu fac. Ce, nu vezi? Nu-l văd pe Răzvane. Ba da, este, dar el n-are niciun pictogram acolo. N-are negru la el, are poză neagră. Dar el e un prosop acolo. Nu vrea să vând aurul care îl are acolo, că eu vrea să-i cumpăr tot aurul, să-mi bat pula de acolo. Bă, dar dai un like fără cumpărea aurul, lasă-l dracu de aur. Ce facerii făcem asta, m-ar mâncața zgălăgea ta. Avem un pont atunci asta vară, n-ai vrut să-l vinzi? Aia. A luat, tu ai zis că e, că domnule, că nu știu, că așa, că nu știu, da. Oricum n-ai avut încredere, nici ce ți-o iei, vine ăsta. Mamă, începe să se ducă pădarea moldovenești, vezi că le știu și pe astea.
Păi dar cum pula mea, că dacă eu vreau să-ți iau tătii ce aveai tu de 40-50 de mii de euro, tu ai spus tu asta vară, că las, domne, că nu mai las, așa, nu mai lucrez, nu mai mă duc, nu mai fac, nu mai... Și ai venit tu și mi-ai zis să spun, aud, n-aveam un gram de aur, ești nebun la cap, ce vrei să îți vând cervețele? Hârtie, lasă-mă, era acolo, era un aleu, tăteu. Da, da. Avem un om în portă Constanța care debea aștepta ca să fiu eu ceva. E, mie îmi spui. Da, da, n-am mai zis nimic. Am tăcut din gură. Mă, dar erau lingourile alea mici, așa, care le vindea statul. Constanță, cu toți. Și lingouri, Andrei, că dacă luam acela ce avea el tot, eu la mine trebuie să dau. Ei făceau reclamă la televizor cu lingourile astea. Eu turcii din Europa, Andrei, habar n-ai să-l dădeau la pula mea, îl dădeau un 18 și un om de 14. Aia erau multi, na, mai zic nimic. E, am tăcut și... Dar la vară, dacă vin ultra-am vinz, ceva, Răzvane? Dacă am, da. Te pupă, fratele tău. N-ai cum să n-ai să fac pula dacă nu. Că ți-am spus eu ție astea mare. Ai zis, lasă, nu mai merge, stai aici așa cu bețivii ăștia. Eu nu eram beat, eu eram beat. Păi eu am zis că ești beat? Doamne ferește, ce a fost el beat, Doamne ferește, ești nebun la cap. Ce drag. Nu eram atolec, eu aveam interes, când am auzit pe unde așa, cu tare, cu tare, cu tare, aveam interes acolo ca să mergi. El era treaz, era băiat. Când m-am dus acolo la micărie, când m-am dus acolo la micărie, m-am luat ursul, m-a strâns în brațe, mâncați și gura ta, ce vorbești, bă, e mare și ăsta, bă, moldoveanul, e mare, bă, ești nebun. E mare, bă, și ăsta. De-aia m-am zis și toți. Era, bă, n-a plecat cu niciun lanț, n-a plecat cu nimic. Dă-le, bă, dracu, dă lanțuri, lasă că pleci data viitoare. Îți dau eu, bă, că am lanțuri acolo, de care vrei, ce pas, ce mărime vrei tu, de care vrea mușchiul tău, ești nebun la cap. Ultima oară când am luat 400 de metri de lanț, îți dau, dă, nu poți să-l cari. Da, ești tu 50 de lei, păi îți dau pe tot. Dă combină, dă biciclete, dă cret. Că stai să te gândești la cei ne-am cunoscut și cum ne-am cunoscut fiecare. Dacă, păi, contează. Mai știi, Ciprian, cum am început și cum a început tot? Mai știi? Când intram la Sibiu, dacă nu ai vrut să vii astă vară, măcar la vară să vii, dacă nu ai vrut să vii astă vară, eu n-am nimic apă, măcar la vară. Ne-am cunoscut când acum 4 ani de zile ne-am cunoscut noi doi. Și după aia te-am adus la Cavești, după aia ne-am... Vine, bă, și uscatul la vară. Da, măi, dar eu nu spun nimic asta, că măi, cum te-a cunoscut, dar eu vin la vară, celebru, cam asta am vrut să zic. Nu, 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 am zis cum ne-am cunoscut, am zis, Răzvane, cum ne-am cunoscut. Intram la Serghei în direct. Intram la Serghei în direct și făceam catering cu eu, cu Ciprian, și așa ne-am cunoscut și ne-am dat numărul de telefon prin Ana, în fine, au fost niște chestii. Da, și a rămas prieten foarte bun. După aia am cunoscut pe Sinner, pe Bamse, pe... Dar unde ne-am cunoscut Sinner noi? La Victor sau la AKV? Bă, inițial ne-am văzut, eu v-am văzut pe acolo cel puțin, ăsta pe Bamse l-am văzut la Victor. Pe Bamse, pe Alexandru, pe Cinamar. Păi pe Bamse, pe AKV și pe Cinamar acolo i-am cunoscut. Da, la Victor. Și după aia au făcut ei canalul ăla cu... Bine, de ei și după aia a venit și ăsta, cum îl cheamă, mă, ăsta din Finlanda. Da, mă, cu Eugen, cu ăștia. Eugen, el era, eu intram live mai în fiecare zi la Victor, știi? Și de acolo a pornit toată gașca. Băi, eu în 5 minute vă las cu riscul că mă înjurați, dar nu mai acum stau. Nu-i problemă, mă, frate, că oricum nici eu nu mai stau foarte mult, că la 8... Sunt sculat ca pula, știi? Adică ce ajută Dumnezeu, eu mă scol la 7 sau după filmul la școală. Mare lucru, or. Chiar și așa. Păi, da. Mă duc să mă apuc de prestat. Dar frate, cum aveți vacanță de Paște? Că aici mergeai vacanță de Paște, copiii vii stau acasă. Da, mai e până la Paște, mai e până mai la Paște. E, bă, mai are mai o lună, mâncați-și gurată. I-a găsit luasta marea mea. Până atunci are guvernul nevoie de bani. I-a găsit servicii aici la mine, știi? Aha. Sâmbitele și duplicile,
8 ori cu 15 euro pe oră. Înțelegi? Eu auzi, mă faci. Nu e rău. Ai dat cu firul, ține faci... Ai într-o lună... Na, hai ca să spun, că sâmbătă ea se duce la ăștia cu cercetașă, știi? Dar poate să o facă în timpul săptămânii, știi? Câți ani școală, are poate meargă partea de... 15 ani, la 15 ani are voi. Are drept domnule. Să străiască, bă. Cum? Să străiască, să ajute Dumnezeu. Mulțumesc frumos, fratel. Doamne ăsta. Ultra că, băi, oricum n-are ce să fac acasă. Lasă, meargă o leacă așa. Lasă, Cipriane, că e bine, bravo. Adevărat e bine. Da, mă, să rutinează, are banii ei, contează în educație, contează mult. E cum, mă, sinere, păi noi când eram la 15 ani, eu prosteam fraierii pe la liceu. N-am dus soră, nu mă plâng. Dar știi ce zic, e altceva. Sunt alți ani și oricum e altă țară, mă, e... Da, nu merge acolo alte, cu vreodată. Alte generații, alte, s-au schimbat multe. Eu la 15 ani, în vacanțele de vară, mâncam prășitul și plimbatul cu ei. Asta era. E, deci și tu munceai în felul tău. Păi ăștia dacă nu iei. Poftim? Și tu munceai în felul tău. Păi la prășit, Răzvan, crezi că e ușor, ferească Dumnezeu cu soarele în cap și cu Doamne iartă. Păi... E acasă, uite așa, așa. Am vorbit cu directoarea, asta înseamnă asta, că să vină că pe partea asta. Am spus, oi, să aibă 15 ani, nu eu, nu e problemă. Contează în educație, mă, contează mult. Că nu cred că e vorba la tine de bancă, uite, are moldoveanul bani, nu e problemă. Ce dracu. Dar e în educație, contează. De educație, exact, exact, de educație, contează. Începe să cântărească, să respecte valoarea banului. Câștigat, asta vreau altă, să spun, exact. Are cultură financiară de tânără și tot e bine. Adică e altceva, da, da. E să-l valorific. Mai contează chiar mai mult? Nu mai contează chiar mai mult? Băi, Cipriane, eu te las în două minute. Băi, Cipriane, fă-mă și tu live-uri mai dese, mâncați-și gura ta. Păi muncești. Ca să l-au scurt pe Sidor și pe Andrei. Pe ca să fac eu live-uri mai dese, să facă Sidorul și Andrei live-uri mai dese. Că n-am cum ar fi. Corect și asta. Eu știu că ți-i drag și de Sidăru și de Andrei, că și mie mi-i drag de dânsul, știi? Că dacă ți intră băieții, e altceva să vorbesc. Și oamenii au minte în cap, că nu-s proști. Înțelegi? Mai facem noi, Caterin, că pe aici lumea înțelege greșit, eu am spus-o. Că nu înțelegem, că nu înțelegem. Înțelegem lumea asta, aia mă liniști, bă, problemă de așa. Nu, eu am înțeles ce-a plăcut. Eu am înțeles ce-a spus Răzvan. Mie mi-a plăcut aseară, sincer. Chiar m-am distrat, chiar dacă mi-a făcut o farsă Sinerul, apreciez foarte mult, pentru că... Bă, vorbesc serios, uite, m-am căzut pe fentă, știi? Dar știi, mi-a spus de ce? M-a urcat pe gard, finalul. Dar știi de ce? Eu o spus o repet pentru toată lumea ca să înțeleagă. Sidăru e Lionel Messi. Dacă vreți să vă mai respect, vă mai spun încă o dată și am mai spus-o și acum vreo 3 ani. Acolo m-ai indus în eroare pe mine. Te-am băgat în curbe. Nu, dar eu n-am crezut. Eu m-am dat seama că e Caterinca. Bă, dar pe la 3 sferturi de discuție o dădus-i prea iurea, știi? Zic, bă, ce treacă, mă, ăsta chiar e supărat pe mine să mor, eu am făcut două glume. Da, așa am văzut și după aceea, auzi, Andrei, nu te supărat, după aceea l-ai lins în cur pe Sidăr să bat pulă dacă nu, eu am fost destul de sincer. Mai dă-l în pula mea și pe Sidăr și pe tine, da? Și a revenit și el, bă, și a revenit, mă, și el după aia, că na. A, bă, că e altceva. După aia mi-am dat, băi, zice, bă, nu-i regulă, dar zic, o ține prea mult. Și am zis, bă, înseamnă dacă o ține așa mult, ăsta chiar serios, are cuspunii. Are ținul vorbi la dânsul. Băi, eu l-am ascultat odată la AKB, cu 2 ani. Nu-l știam, nu-l cu pula mea. Și ținul atunci ce am spus. Am spus așa. Îți vorbi de cartier, îți vorbi de viață, îți vorbi de cutare, îți vorbi. Am trăit aici, am trăit acolo. Și-a spus omul oleacă cât de cât viață. Da? Ei, și după aceea el le-a dat pe... Pita Maltes, cum ar veni. Le-au pus pe... Da.
Și ați luat-o să moară mama, dacă nu. Eu dimineață când am ascultat eu la cafea, când așa, zic, eu atât avem chestia în cap. Când o dă sinerul, se râde. Și spune că o dat-o sinerul. Plăbă, o râs și el. Că faza era, ți-am zis, faza era că eu, aseară știi că asta a și fost discuția. Caterin, că maxim asta facem, știi? Și eu am crezut că, bă, s-a ofensat sinerul aiurea. Zic, bă, nu mai dacă da, am greșit. Dă-te din toate că v-a făcut sinerul pe toți polul să moară, mă, la tătă. Caterin, că o bază de geologie și cu asta v-am lăsat și vă urez noapte bună. Te pup, Doamne ajută să fii sănătos. Am fost Caterin, că, Doamne, chiar și așa. Mie mi-a plăcut indiferent. Chiar și așa. Și merge bărta. Hai, mergem ocupat, înainte. Hai, Doamne ajută, Doamne ajută. Mai vii, mai vii, fratele meu, mai vrei, mai vii, mai vii, Oleac. Mai vii, Oleac, altădată, mai vii odată cu noi. Când vrei tu, când te văd aici și pot, intru cu mare drag. Hai, te-am pupat. Am pupat, pa. Să trăiești, să trăiești, Răzvan. Te-am pupat, pa, pa. Servicior. Mersi. Altceva, sinărei. Păi sinărei altceva și Andrei altceva și fiecare altceva. Da? Fiecare are legătură cu fiica mea, că e pe partea cealaltă. Ce vreau să spun? Uai, câștigă 15 euro pe oră și 23 pe weekend. Înțelegi? Pe oră. În total e de vreo 800 și ceva de euro pe lună. Păi depinde câte ori muncești, nu? Sau cum? Mhm. Păi da, câte ore acumulează? Câte ore între 4 și 6 ore. Deci dacă ar avea 18 cu 23 o medie, face o medie de 20, înseamnă că nu muncești no, mult ca ore, adică să termine tot timpul. Poate să aibă 6, poate să aibă 8 ore. Lasă să muncească. Lasă să muncească. Că tineretul ziua de azi, e mai bine așa. Păi, de-aia, ia acum în ce clasă este, Ciprian? În ce clasă este? Clasa a șasea, cum ar fi în România. A șasea? România, da. Am auzit bine? A șasea. Oh, ok, băi, bun, clasa a șasea să câștigi bănuțul tău, deja e foarte bine. Adică chiar e foarte bine. Și bravo ei, care ambiții, bravo ei. Ce vorbești, mă, 800 de euro e salariu în România? Băi, o lună. Sinere, e un copil de clasa a șasea. Lună s-o pune-mi unul în România. De... Ce? Ce ai zis? 840 pe lună. Păi da, 800 e un salariu de 4.000 de lei în România. E salariul mai peste tot ce ai. Și pe o lună întreagă. O lună întreagă. Pe o lună întreagă, 24 de zile cu 8 ori la zi. Exact. Ce vorbești? E bine, mă, n-ai altceva. Ar scos de acolo. În primul rând gândești că ar scos de acolo. Ar scos din unele chestii care îi... E greu tare, ei, ca să stai acolo, știi? Da, eu așa gândesc, eu așa, bine, păi, ieșe-ți cât ar fi, o fi 800, o fi 400, o fi 700, nu o mă interesează. Fă-ți serviciul, așa e cel mai bine, nu? Da, mă, ce, despre ce vorbim? Are, mă, oricum are mult, dar cum încolo? Păi îți dai seama, termină, intră la liceu, după aia facultate, după aia, stai, liniștit, că e... Dar tu știi că câți ani ăștia să trec la pensii? Să trec la vechime, da. Păi nu-i normal dacă e legal angajată, păi da. Să vezi, să mergem așa împreună, da. Nu luat-o nevastă, mi-a fost că, nu eu, că e mai greu acolo la mine. Eu și tu. Papă, că ți-am pus să mănânci. Eu s-o leac mai dură, eu nu mă uit. Eu nu mă... Bine, domne, foarte bine, lasă-o să merg foarte bine. E foarte bine. Eu nu mă uit. Dacă a fost alegerea ei, de ce nu? Păi da. Foarte bine că are ambiții și că ea vrea să muncească, să fie independent. Foarte bine. Să obișnuiești și cu un program, să... clar. Că te obișnuiești cu un program, că ai un program acolo. Vede alți oameni. Nu știu, îi deschide mai multe orizonturi. Știe să prețuiască munca după aia.
Că dacă iei pe ăștia în România, îi ține până la 20 ceva de ani părinții. Păi da, mă, aici e și un pic eronat, pentru că... Da, bine, e vorba de o iubire de asta a copilului care uneori e exagerată, știi, lasă că am eu, lasă să stea copilul și îl ține până la vorba ta, până la 25 de ani, îl ține pe bani. Uite, așa e în Italia. Care, și în momentul în care îi dai drumul, n-are orizonturi, frate, n-are azimut. E debusolat total. Exact. E total, n-are o disciplină, nu are nimic. Subvenția nu mai știe încotro să o ia, da, e foarte complicat. Exact. Așa sunt italienii, credeți-mă ce vă spun. Educație, mai ales asta, hey, asta cu banii, știi? Banii e cu... Nu e vorba de bani, e vorba că pentru mine, cum e greu ca să am pe dânsa acolo între mine, cum ar veni, știi? Eu am zis, uite care chestie, ceea ce este, trebuie să spun de alții, trebuie să spun de mine. Dacă ești ceva, eu sunt mult mai sus. Dar tu restul trebuie să ascult alții. Eu nu sunt șef. Absolut deloc. Da, și pe mine mă doare. Că, da. E greu, da. Să-și copilul undeva care... Nu e, mă. Nimic, mă, nu-i greu. Depinde cum abordezi situația, depinde cum îți faci planurile, depinde cum... Băi, e o chestie care eu n-am suportat-o niciodată, știi? Dar chiar n-am suportat-o niciodată. Și știi ce nu suport? Să fac o muncă cu scârbă. Nu, mănele, băi, îmi place chestia asta, mă duc, o fac. Ori aici sunt două variante. Ori mă pui să fac ceva care nu-mi place să fac, dar îmi dai foarte mulți bani și atunci o fac pentru bani, sau fac o muncă care îmi place, pentru că până la urmă lasă-mă dracu, pace că muncesc de la 15 ani și eu la fel, am muncit o viață întreagă, dracu, a murit mă nimeni de la muncă, mă, ce dracu, doar că trebuie abordată cum trebuie, nu să vă faci cu scârbă, trebuie să conștientizezi că așa o vei duce bine muncind. Dacă o iei pe alte cărări, poate faci mai mulți bani, dar nu se știe dacă ai libertate. Așa e bine, mă, vezi, mă, de treabă ta, lasă că tu ai rezolvat situația acolo în Belgia, e ok. Ai rezolvat treaba, e ce trebuie. Ea e vorbitoare de limbă, ce vorbește, nu ce vorbesc eu. Exact. Ea vorbește. Dacă faci școala acolo, îți dai seama că vorbește fluent limba lor. De la vârsta care o faci, știi? Exact. Tu ești bătrân, ești boșorog, nu le mai prins tu acum, gata, la revedere. Tu... Mai rup și tu acolo, tu vorbești și tu cum vorbesc eu, după ce vorbești o jumătate de oră, te dorm mâinile. E mai altfel cu noi. N-are cum. Eu când mă apuc să vorbesc engleza, fac scurtă la mâine, ești de bun, după aia trebuie să îmi pun de-alea pe la coate, că mă dor oasele. Vorbesc engleza. Vorbesc flamanda, vorbesc francez, vorbesc germană câteodată, depinde, că pot eu ca să o duc, da. Nu știu, bă, nu înțeleg neamța aia. Asta nu înseamnă că, băi, toți spun că, domnule, băi, vorbești cu tare limbă. Băi, cu tare limbă n-ai cum să vorbești tu, tăți, că dacă ți-o dă prin dialecte sau așa, te încurcă tare. Păi, normal, normal că nu vorbești corect gramatical, dar eu nu înțeleg neamța aia nici să mă bați. Nu reușesc, frate. Sunt retardat. Nu reușesc, am primit niște mâna. Am trăit pe dânsă-i... Hai de capul nostru, ferească Dumnezeu. Am primit niște planuri acum, niște chestii. Băi, am trăit pe slamază ăștia și mă dăs partea sau altă. Acționuși pentru o parte. Băi, știi cum e? Depinde dialectul, cum e și pe regiunile care trăiește, poate o prins, poate o prins. Și trebuie să o prins, că suntem băieți niște tăi, noi români suntem băieți niște tăi. Am primit niște planuri acum și toate sunt în germană, am rupt Google Translate-ul ăla, mai rău m-a încurcat dracu de cât m-a ajutat, ești nebun la cap, m-a spart de cap.
ce să mă zic? Să iau cuvânt cu cuvânt și să înțeleg contextul și am stat treacu vreo două zile, mamă, fi var limba, dracu să vă fie. Nu reușesc să mă împac cu ea, bă, neam. Cu germana nu pot. Ce să te împaci, total diferit de noi. Dacă îi dai pe chestia celălalt care vor ei și luată pe continentele care le au ei și pe așa, normal că nu mai poți să. Da, mă, da, bă, e o situație și mai adrecu. Că acum una e bă, germana la nivel conversațional și alta e la nivel tehnic. Acolo ce vorbești, mă bate cu parul. Una e să dai bună ziua, să stabilești un dialog acolo, ok, mai simplu, guten tag, guten dreci, guten laci. Dar când o dăm de-astea tehnice, ce vorbim, mi s-au încurcat ochii mei, au rămas ochii blocați pe acolo. E cât un cuvânt de la are 40 de litere, fute-te-ai în el. Eu pentru niște bani m-am mutat odată. Pentru niște bani m-am mutat odată mai nord, dincolo de Averpă, știi? Băi, mi-au dat bani, mi-au dat tot, mi-au dat așa ceva. Băi, când a început aia să vorbească, voi să-mi bat pulă dacă mai să-l gen ceva. În afară de... Da, aia ce vorbesc acolo? Băi, germana, ce dracu? Era un amestec să-mi bat pulă dacă nu. Nu înțelege nici dracu, nici pula mea. Băi, greu tare, băi, greu tare. Păi, nu mă înțeleg să-mi bat pula dacă nu. Nu înțeleg ce spuneți. Dacă îți vorbește și în dialect, la revedere, s-a dus totul pe copcă. Era în dialect. Eu venea din partea soldat, dublit așa, și zic, băi, domnule, eu vorbim din partea soldat, dar uite ce era grețea cu așa. Băi, era pe Anvert, pe aproape acolo, și zic, băi, băi, la banii care mi-i dați, să-mi bag pula dacă înțeleg ce spuneți. Băi, băi, nu putem, noi nu putem să-i înțeleg ei. Noi avem numai G-L-G-L-G-L-G-L. Atâta erau scrisul lor. Da, mă, știu ce zici. Nu putem să facem. Mă uitam într-un de la acolo, ești de până la cap și când a început cu G-L-G-L, 40 de litere avea, bă, ce cuvânt ați băgat 4 fraze într-un cuvânt, mă, oameni buni, ce ați făcut, mă, cu cuvântul ăsta? Nu poți, dar nu poți, ăsta așa e. Așa nu poți ca ei. Să duci, așa e la dânsul. Nu pot, e foarte greu, îi duc să-l dăi în pula mea, că spune că trebuie să-i putem vorbi. Da, bă, dracu și olandeze aia și aia pe acolo, numai cu găhite de-astea, numai cu... Cum dracu nu-i... Finlandeză, n-ai văzut și aia, zici că-s porci. Vai de capul meu, zici că te bate, ești nebun. Ce să înțelegi, mă, de la aia? Vorbesc, mai repede înțelegi, dracu, așa. Păi să știi că mai degrabă înțelegi. M-am dus în Germania, vorbesc germană, care e la grața aici, pot să mă duc și vorbesc, n-am nicio treabă. Băi, că urci mai încolo spre Duzelor sau par celelalte, băiatule, pe Osfaldia, cum spune Vesfaldia, cum ar fi la noi, pe mijloc, pe acolo, la dânsă, păi, nu poți să înțelege să moară mama dacă nu mă e. Nu te încurci, te încurci. E greu tare. Aia zic. Ce să mai zic? Nu mai zic nică, că, da. Hai, fraților, vă pupă fratele vostru. Mai spui ceva, Sinerei? Nu, asta zic, să fiți sănătoși, mulțumesc frumos încă o dată, Cipriane, stea și de Dumnezeu. Am mai stat și noi de vorbă, liniștiți aici atâta cât am fost. Mai intră, poate mai intră și mâine seara. Când se poate, când e loc, când e timp. Mai e târziu. Da, domnule. Am văzut târziu live, cu ți-am zis, intrasem în casă și vă ascultam de vreo 10 minute. Intrai din primă, rupe. De am văzut mesajul tău, nici acum nu i-am dat cu Sin, ca să știi. Când am intrat. Dar am văzut, păi nu, că am intrat pe YouTube să zic, hai mă, să văd cine mai e. Și l-am văzut pe Ciprian. Păi în rest nu prea mai sunt live-uri.
nu prea mai... Păi n-a fost, ce l-ai fără? Eu fost, că m-am uitat, eu am verificat. Nu, dar Ciprian a zis la mine pe live că intră pe la 10:30. N-am fost nici la tine. M-am uitat la ceas, ele 10:30, am văzut că n-a intrat, a intrat pe la 11, fără ceva. N-am fost nici la tine, nu. N-am fost la nimeni. Eu ai fost o leacă ocupat. Bine, bă, oameni buni, hai, Doamne ajută. Mamă, astea, mamă. Să fim sănătoși, să ne auzim și să ne vedem cu bine, bă. Bine, fraților. Dimineața plăcută, te salut, te pup Ciprică, te pup Andreeașule, sănătate, bă, băieți. Noapte bună, noapte bună. Sănătate, sănătate, salut. Pace, toată Andrei, te pup Ciprică. Noapte bună, Daroni. Pup toți de ceap, Daroni, toți care mai sunteți, vă pup. Somn ușor tuturor, somn ușor. Cipi, te pup.